astăzi este o zi specială, deoarece astăzi mi-am achiziționat o chestie super, super mișto. Vreau să vă duc acolo să vedem și ce puteam să fac eu astăzi decât să mă costumez din nou. Mama strictă să-l trolez pe Darcel și fiți atenți când ajungem acolo. Vreau să-l trolez și mai rău, vreau să-i fac mai multe troluri. Este 8 dimineața, ceasul. Am întârziat o oră puțin, că știți că de obicei ne trezeam și noi pe la 7 și astea, dar da. Astăzi o să fie ceva super super tare, o să-l trolez foarte rău pe Darcel. Nu v-ați imaginat așa ceva niciodată, nici nu mi-a... Bine, eu de fapt mi-am imaginat că de o să-l trolez așa cum am eu așa în mintea mea. Practic, dar nu v-am zis prea multe, mă costumez acum mama strictă și o să vedeți cum o să fie. O să fie super tare, abia aștept și eu sincer cum o să iasă totul, pentru că am așa în plan niște chestii super super tare pe care vreau să le fac astăzi cu Darcel. Mă costumez mama lui și revenim, ne ducem direct acolo să vedem prima oară să-l luăm pe Darcel, că nu știu ce face, poate nu vrea să vină, poate oricum îl convinge că până la urmă suntem ca mama strictă, ci drept de aia ne îmbrăcăm ca mama strictă ca să aibă frică de ea și să vină după ea. Hai să nu mai stăm la vorbă, să începem, ne costumăm și mergem direct la Darcel să vedem cum o să decurgă ziua aceasta. Bun, gata, suntem costumați, ne-am pus și vocea foarte frumos. Hai să mergem la Darcel să vedem ce face. Na 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 na, Darcel. Alo, Darcel, alo, ce crezi că faci tu așa? Bă, dai și drumul asta, mă, Darcel, ce faci, mă, omule, Darcel? Doamne, Darcel, oprește, oprește, asta, așa, gata, Darcel. Mă cheamă Darcel, Darcel, gata, 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 Darcel, îl chem pe tec, Darcel, nu mă faci să-l chem pe tec. Ce mă faci așa de la prima oră, Darcel, de la 8 dimineața, tu începi să cânti pe aici, ce te apucă? Păi fii antenă, mami, eu cu crez mare vreau să fiu cântător. Vei să fii cântăreț, Darcel, nu cântător, doamne, Darcel, când te faci cântăreț. Mă cheamă Darcel. Gata, gata, Darcel, fii atent, Darcel, astăzi, Darcel, stai, ho, Darcel, fii atent că am descoperit ceva ce are prietenul tău, Rafael, Darcel, am descoperit o chestie interesantă, un loc secret unde Rafael își petrece timpul. Vrei să-ți arăt? Vrei să mergi cu mine ca să-ți arăt? Da, mama mea, ia arată ce are Rafael! Bă, ce vorbești, mă, doamne, Darcel, mă enervez, mă, am înțeles că încep să cânt, dar și ți-ai pus la gură de să te auzi așa. Vorbește, omule, normal, fii normal, hai, vină după mine, Darcel, că trebuie. Hai! Și mă cheamă Darcel, sincer, mai fi cherel. Ok, doamne, ce mă enervează ăsta, deja iar începe. Adică practic e o obișnuință, nu înțeleg de ce mă mai deranjează pe mine, că practic sunt obișnuit cu chestia asta. Darcel! Darcel, unde te-ai dus, mamă, Darcel, unde te-ai dus? Hai să mâncăm dacă tot ai aici. Darcel, ești la masă, Darcel. Ok, lasă că mă pune aici să mănânc, ia și niște burgeri. Așa mănânc foarte frumos în partea asta. Să vedem cum. Darcel, ia mă vină și mănâncă și tu, Darcel, că trebuie să mergem acum. Vrei sau nu vrei să mergem? Că dacă nu mă duc singură. Hai să mergem să te mari, hai să mergem să ne jucăm. Doamne, dar sunt gata, nu te mai suport. Stai, eu primul. Bine, mă, gata, dar sunt gata, termină, mă, copile, termină, gata, toamnă, băi, ai probleme, mă, copile, păi, hai, urcă, dar sunt, urcă, repede, hai, urcă, dar sunt, dar sunt. Mamă, dar mi-o nu se mă uite și suntem aici pe o insulă, uite, e ce-i grisă-i, uite, bun venit, Rafael, grâmă pe insula ta, dar cum adică, mami, ce înseamnă? Cum adică, Darcel, ce înseamnă? Ți-am zis că mergem la o insulă la Rafael și am găsit ceva și a făcut Rafael și asta am găsit toată, mă, ce-i spa? Ok, Darcel, și fii atent, asta este insula, bă, tu vezi că Rafael, da, ți-a spus Rafael de așa ceva, mă, ce scrie, mă, acolo, Darcel, alo, mamă, Darcel, ce bun venit la insula lui, bun venit, bă, Darcel, tu chiar trebuie să mergi la școală, mă, du-te, mă, da, aici. Că ești prea fraier, bă, Darcel, adică, pe bune, mă, și, asta, nu, nimic, adică, ia, uite, Darcel, ia-se puțin, ia, uite-te încolo, așa, uite-te, așa, stai, uite-te, și, fii atent, numără până la 3, ok, numără până la 3, 1, 2, 3, și... Mami, unde ești, mami? Mami, te-am pierdut. Așa, fie de la acum că mama mi-a plecat. Stai. Ok, full box, Andrei, full box. Bun, hai că am ajuns și eu la insula mea. Bun venit la insula lui. Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Mă, cine a fost, mă, la... Bă, ce-i ăsta? Alo? Bă, cine ești? Mă, că... Rafael, ce faci, mă, Rafael? Ce faci? Bă, ce cauți? Bă, cum a...
dar să bă, visez? Mă, ce să... Bă, eu visez aici? Mă, ce să... Bă, cum ai ajuns? Dar să le poți să-mi spui și mie cum ai ajuns aici? Bă, Rafael, la fie întâlnit! Da, mami, unde e? Mami, unde ești, mami? Bă, dar să le... Eu vorbesc cu tine, vino aici! Mă, ce faci? Cum ai ajuns la mine pe insulă, întrebarea mea? Cum ai ajuns? De unde ai descoperit tu insula asta, dar să le, că nu te înțeleg? Nu știu, bă, Rafael, dar mi-e frică, bă! Mami, unde ești, mami? Bă, rămâi, mă, aici stau și în calul meu, bă, ce să-i fac cu mă, bă, vorbește-mă, omule, mami, dar, dar, ok, bă, da, ce să-i fac, adică, pe bune, uitați, mă, dar să le, poți să vorbești și cu mine puțin, dar, bă, dar să le, bagă-mă în seamă, ce cauți aici la mine pe insulă, cum ai ajuns, de ce tot o strici pe maică ta, că nu te înțeleg? De fie antenă, bă, Rafale, mama mea afla că tu ai insulă pe Skyblock, uite, picea și, da, dacă ești atac, cum ai fi insula mea, așa că, bă, n-am înțeles absolut nimic din ce ai vorbit, dar să le, poți să vorbești și tu ca lumea, că nu te înțeleg, mă, copilă, bă, tu ai ceva în capul, ai ceva în creierul ăla, dar să le, să le demonstrezi și nouă ceva, sau ești cu capul, că nu te înțeleg. Ia să mă, nu, ok, Dariusele, băi, chiar normal că n-ai nimic. Ai bine, Dariusele, da, bă, cum ai ajuns aici, e întrebarea mea. Și vorbește că la lumea, Dariusele, să te auzi, eu nu mai vorbi așa în continuu, că n-au, nu înțeleg nimic din ce vorbești. Păi fii atent, bă, Rafaele, mie, mama mea, arată că tu ai insulă aici, fii atent, eu cu mama mea. Ce, mă, vorbește mai încet, Dariusele, mai încet, omule, nu mai țipa așa, că nu înțeleg, tu cu mama ta, ce? Păi fii atent, bă, Rafaele, mama mea a descoperit că tu ai insulă pe a descoperit că ce, mă, Dariusele, poți să zici, dar nu o să înțelegi cum zici insulă, nu știi să vorbești, dar Dariusele, doamne, iartă-mă, cu burgerie de la burgerie, ce să mai știi tu să vorbești, că nu vorbești numai în limba, a, acum mănânci de ăștia, că aici n-ai burger, ce bine, Dariusele, wow, hai mă, vorbește-mă, deci, a descoperit tu insula asta cu mama ta, de unde știi maică ta de insula asta, e întrebarea mea, ia, ce scrie acolo, Dariusele, bă, ce e acolo? Tu, bă, dar să le trebuie să descifrezi, mă, trebuie să descifrezi, cum să, sau, a, bă, nu, a, trebuie să scrii, bă, dar să, dar nu, că trebuie să scrii cu litere mari, mă, nu cu astea, mamă, dar să le, ai că ești black, bă, cu litere mari, dar să le, gata, ia uite, am primit 500 de dolari în contul meu, dar să le, acum, eu sunt ca lumea, cu coin-uri, cu d-astea, dar să le, tu n-ai nimic, că ești fraier, dacă nu știi, dar să le, să scrii cu litere mari, tu nu vezi? Da, bă, da, fie între mie, nu meri și între, bă, Rafale, vreau ca tu să pleci pe insula mea, că acum este insula mea. Nu e insula ta, dar nu mai țipa așa, dar să le, când țip, încep să țip și după te aud foarte urât, dar să le, prima oară te aud urât, după te aud bine, ce n-ai pe doar, să ce-i făcut, mă? A, mă, dar să le, deși, atent, ai venit pe insula mea, ok, ai schimbat și să, de ce ai scris, că era frumos, să vedea frumos scris cu culori, cu d-astea, la, acum l-ai șters tu, a, mă, că deja mă enervez, dar să le, ia, mă, și ce, ce știi tu așa, dar să le, da, ai descoperit insula mea de Skyblock de aici, de pe server, de pe mk.crown.ro, dar să le, ce părere ai tu, ce știi tu așa de Skyblock dacă tot ai venit aici? Aolo, dar să le, ce te auzi așa, doamne, bă, uitați-vă puțin, dar să le-și bate joc, bă, bune, doamne, iartă-mă, mă, dar să le, dar, a, uite, te mai fost dat afară, dacă e fraier, dar să le, doamne, bă, n-am cu cine să mă joc, mă, n-am cu cine să mă joc, bă, bune, uitați-vă cum s-au deși, dar să le, suntem aici, am intrat și noi pe un server super tare, unde o să le jucăm noi aici, să facem Skyblock și astea, și dar să le-și bate joc, frate, pula urmă, nu înțeleg care e faza cu el, dar mă enervează. Hai, mă, dar să le, gata, nu mai sări de aici, de pe insulă, că ai văzut că te scoate afară, dar să le, hai, fii atent, ce faci tu așa pe insulă de Skyblock pentru prima oară? Dar să le, întrebarea mea. Iau lavă și iau gheață. Stai, iau gheață. Fii antenă, uite, fii antenă. Așa, și, bă, dar să, bă, dar sigur știi să faci cobblestone generatorul ăsta, dar să le, generator, bă, oh, dar să le, să sperăm că tot știi. Ia să vedem, doamne ajută, doamne ajută să știi. Ia, au, știi, mă, dar să le, mamă, bravo, mă, dar să le, știi. Ia să vedem, ne punem în partea asta frumos și fii atent că aici te, ar trebui să te pui. Stai puțin, mă, omul, dar să le, da. Ce să dureze, dar să le, ia, uite, e frumos, te pui în partea, dar aici trebuie să punem și noi cu niște slaburi, cu niște dansă, dar să le, să stăm parcă cu slab. Să pune. Bă, dar asta nu poate, bă, pleacă, mă, dar, a, nu pot să dau în tine, ce păcat, dar să le, că nu pot să dau în tine, așa, ok, deci stăm aici la generator, ne facem aici, bă, da, nu le dă și nouă altceva, dar să le, pot să mă, așa, bravo, bravo, dacă ești prost, bravo, bravo, dar să le, wow, să vede. Da, wow. Ok, dar să le, da, și ți-ai pierdut toate astea acum, bravo, mă, că ești prost, dar să le, bravo, wow, cât de amuzant ești tu, ai, mă, și iată, mamă, avem pe aici și ăsta, dar n-avem, n-avem sand, cum putem să facem noi sand, dar să le, din sticlă, parcă se face, sau, nu, sticla să facem din sand, bă, dar de unde luăm sand, dar să le, dacă avem cactus aici, cred că trebuie să mergem pe shop astea, nu, ia să vedem aici, de fapt avem aici, stai puțin, avem meniuri aici, panel, insule, recompense, shop, quest-uri, job-uri, ce fermă? Uite, 40 de dolari. Cumpără o uniță magică, de aici poți cumpăra o uniță magică și poți face bani, chei și XP-uri mai multe. Mamă, dar să le, fii atent că am dat ok de vote key-uri, dar să le, ia să mă duc puțin la warp crates în partea asta, mi se pare că trebuie să mă duc, ia, mă, să dau și eu aici, cam două keys din acestea, să vedem ce putem să, opa, am primit două shulker box-uri, a, pe doar două shulker box-uri, a, credeam că mai primești altceva, probabil că primești, dar n-am avut eu norocul ăsta, asta, ei, intra și voi aici pe server, nu spuneți dacă aveți noroc să vă pice ceva șmecher, intrăm acum, dar să le, dar să le, cum ajung, de fapt, TP Rafael, dar să le 2012, am ajuns la șelecea. Rafa, is.
ce, da, a, Isu, da, Daruse, dar ce, mă, ce să-i fac, mă, Darusele, ți-ai bătut joc de ăsta, doamne, Darusele, te auzi ca din pungă, Darusele, stai cu punga la gură, ce faci tu, Darusele? Nu, bă, Rafale, așa-i conexiunea, bip! Aolo, Darusele, doamne, hai că nu, deja, mă, deja mă enervez. Ia, mă, că iau și eu aici, fac aici lejer în partea asta. Să ne ocupăm și noi de ferma asta, extindem și noi ferma. Ne luăm aici mai multe chestii ca să putem să facem și noi frumos. Darusele, eu zic să faci, fă și tu un furnal, că tu cred că ai cobblestone și din asta. Darusele, ar fi o idee să putem să facem și noi un furnal, să ne întreținem pe aici. Eu ar trebui să mai umplu și eu insula asta, să fac puțin mai mare. Darusele, bă, dar chiar vreau să facem aici o insulă mare, Darusele, nu știu. Darusele, da, mama mea, unde-i? Ce mă întreb pe mine, unde-i maică ta, Darusele, am venit. Dar să... Am mâncat o câinie! Dar să lăsăm puțin, dar tu cum ai ajuns aici? Că tot am înțeles cum ai ajuns aici. Pe fiat, tu, mă, Rafale, pe mine, mama mea m-a adus aici. Cum te-a adus, mă, maică ta? De unde știe maică ta de locul meu? Nu știu. Ah, ok, dar să am înțeles. Ia, mă, și mă duc în partea asta. Ia, stai să-mi pun și eu armura asta, că dacă stai să mă gândesc, să am și eu protecție aici, că poate mă lupt și eu cu ceva, cu monștri pe aici, pe seară, sau chestii de genul, dar să le... Și nu să am protecție. Ia, punem pe aici. Bă, dar să dați, doamne, iar tu, mă, ce faci, mă, aici? Strici tot locul ăsta, mă, dar... Bă, dar chiar nu te des... dar să-l trebuie să punem... Ok, gata, hai că l-am pus, l-am pus eu. Dar nu ne mai pică și altceva, că picase cobblestone mai devreme, parcă, nu? Adică, de la, cum se numește, căul. Cool, bă, Rafeta, fii antene, mie îmi place locul ăsta, așa, mie, bă, mie îmi place așa de mult, încât eu m-am supărat pe tine că tu nu mi-ai zis de el. Bă, ești prost rădător, dar să le, nu înțeleg absolut nimic din ce vorbești. Ce spui acolo? Ce limba aia, dar nu înțeleg? Vrei să vorbesc eu pe limba ta? De unde te aștepți tu ca eu să cunosc limba rusească, dar nu înțeleg, că nu te înțeleg. Ok, dar să le avem aici un dosar, dar nu știu de unde ai făcut ăsta. Păi stai puțin. Ah, bă, da, bă, dar să le, dar nu prea. De fapt, hai, ok, ok, ok. Ia că iau și eu astea de aici, să facem și noi aici copacul ăsta mai mare, dar să le, poate ne pică și nouă chestii mai interesante. Vreau și să punem așa în partea asta ca să-l acoperim cum ar veni. Ia stai că ia bucata asta de aici din partea asta și punem aici să fie acoperit, să nu cadă astea în lavă, practic. Și vreau să fac, dar să le, aș vrea să fac cât mai frumos aici, dar trebuie să ne pice sapling-uri, nu? Da. Ok, dar să le. Da, ok. Deci eu mă ocup, fii atent, iau ăsta. Ia fii atent, dar să le iau astea. Ok, deci vreau acolo. Bă, dar să le, ce faci, mă? Fac acolo, nu mai vorbi cu oamenii, că trebuie să faci tu astea pe aici, frumos, dar să le. Acolo se ocupă alți oameni de treaba altora cum ar fi. Adică dacă mai intră cineva de aici care se uită la videoclip, poate să intre aici, să joacă și cu noi, să joacă și cu oamenii și să fie mai. Da, a plecat, dar să le, am înțeles. Am rămas aici singur. Bă, da, uitați, bine că nu și-a dat, adică nu știu, de fapt, n-am ce să mai comentez, dar e cam fraier, bă, dar să nu știu ce și-a făcut, mă, de tot să aude așa, habar n-am care faza cu el, da, e cam nesimțit, sincer, ia să mă uit eu pe aici, ce mai avem, trebuie să stau să mă gândesc, nu cred că mai e nicio bucată de lemn pe aici, păi, dar trebuia să se tea ăsta jos, trebuie să luăm astea, să luăm, bă, dar să le, să scrie GRASUS, nu GRESU, doamne, dar să le, bă, da, deștept ești, mă, omule. Bun, vedem că mi-a pic. Cât ai zis că mă plătești? Mă, ce mamă, vorbește dar Rusel la afaceri pe acolo, doamne, ok. Deci mi-aș aici niște sticuri niște din acest 50 de cam, mamă, câți bani de lui Darusel. Mamă, face afaceri Darusel, să știe, mă, cu afacerile Darusel. Poate face și voi afaceri aici, dacă intrăm faceți afaceri cu Darusel, să-l păcălezi pe voi pe Darusel, că a zis Darusel că mai vrea să mai intre aici pe ei. Ba, da, ba, da. Nu, de fapt n-am zis nimic, Darusel, nu mai auzi, nu mai auzi. Bă, cum aude, mă, ăsta că e plecat, ok? Deci a, cred că ne-a picat un sampling, hai că e bine că ne pică și sampling-uri ca să putem să maxăm ăsta, să-l facem cât mai mare. Vreau să facem insula asta super mare și nu știu în timp cum am putea noi să ne extindem insula aceasta, pentru că vedeți că e cam mică, de fapt, oare dar trebuie să pot, dar cred că trebuie să fac XP și chestii de genul, dar în timp o să reușim să facem, o să fie foarte, foarte bine și aș vrea să fac un episod în care voi, dacă vă jucați aici pe server, dacă intrați, să intrați pe server să vă jucați, ok, deci dar să le vedem că vrea să joacă prieten, da, puteți să vă faceți și voi prieteni aici, vedeți cum își face și dar să le puteți și voi să vă faceți și este bine, dacă intrați voi aici pe server, aș vrea să fac un episod în care o să reacționez la insulele voastre și o zic că ar fi super, super tare dacă puteți să uitați-vă la Darusel, ce fericite. Tocmai și-a făcut un prieten Darusel aici, ok? Pot să vă reacționez practic la insulele voastre, să vă dau note, vă dă și Darusel acolo și chiar aș fi curios ce creativitate aveți voi dacă vă descurcați aici la Skyblock și la chestii de genul. Eu zic că ar fi super tare. Acum hai să ne mai luăm și noi niște chestii pe aici. Punem sapling-ul ăsta, hai să-l punem pe undeva pe aici, cred că o să-l pun și poți că-l punem tot în partea asta. Ai, cam să reși eu direct pe asta, că e bine, lasă să vedem în partea asta așa. Bun, punem florecica asta pe aici. Și acum trebuie să facem, dar cum facem și noi rost de gres, e întrebarea mea. Cred că trebuie să cumpărăm gres sau ceva de genul, că pe aici nu putem să facem, dar cred că o să facem din cobblestone. Știi ceva? Cred că o să facem din cobblestone, trebuie să stăm aici să farmăm, să facem cobblestone ca lumea. Și cam asta e, dar nu știu, nu înțeleg de ce parcă pică greu azi, eu cred că pică cam greu. Ok, am avansat în misiunea săptămâna unui miner. Ok, interesant, pe și oare dacă avansez așa în mult timp cum ar veni, să avansez așa cât mai mult în astea, oare o să pic
zice de astea mai șmechere, că văd că a picat căul o singură dată în rest, văd că pică numai Cobblestone, sau nu știu care a fost faza cu ăsta, dar nu știu. Vreau să scrieți acolo în comentarii că dacă o să vă jucați așa, poate vă jucați mai mult decât mine pe server, ar fi super tare. Ok, mamă, deci Darusel, vedem că încheie cu afacerile pe acolo, nu știu care e faza cu Darusel, dar în fine, vedem în partea asta. Ia mă, ce am eu pe aici, ok, deci avem șulcările astea, doar în șulcările astea. S-ar afla ceva, e întrebarea mea, de fapt nu cred că se află, că altfel ar fi scris, da, nu s-a aflat, ar fi scris aici, Darusel afaceristul, vedem că scrie Darusel pe acolo, hai că ne punem șulcările astea aici. Deci Darusel a rămas acolo, nu mai vine să mă ajute și pe mine, ar fi ok să mă ajute și pe mine cu greț, da, na, în fine, am zis că vine aici cu Darusel, facem treabă, Darusel vedem că a plecat după afaceri și a făcut alt prieten, Darusel practic ne-a abandonat, în loc să-l abandoneze Mike-sa pe insulă, practic de fapt l-a abandonat Mike-sa și Darusel pe mine m-a abandonat, a făcut aceeași monedă, incredibil așa ceva, deci chiar nu mai am cuvinte, sincer. Wow, Darusel, în sfârșit ai venit și tu, s-a făcut și seară, bă, Darusel, uite că am reușit și eu să fac aici, m-am desurcat și singur cât de cât, Darusel, uite că au crescut și ăștia, trebuie să-i spart, și tot ai făcut atâta, Darusel, cât ai stat acolo să faci tu afaceri, tu stai 7000 de ore? Eu am nevoie de ajutorul tău, deci fiartă, hai la el la insulă și vreau să facem mâsul la pină cu gres ca să-l ajutăm. Și fiartă, dacă o să ne dea bani, o să facem 50-50, adică eu să am 25 ca și tot 25 ca ei. Ce să fac, mă, Darusel, vrei să ajutăm pe băiatul ăla? Păi stai puțin, dacă vrei să-l ajutăm, stai că mă pun și eu cu invizibil, mă fac invizibil, acum tu nu mă mai vezi, mă, Darusel, unde sunt, Darusel, ia unde sunt, Darusel? Nu te văd, stai, șantină. Ok, gata, și vrei să mergem la cine, la Ice Pick, la ok, te pe Rafael. Ok, ok, deci vedem chi aici. Și ce trebuie să-i facă, nu te înțeleg. Se umplu partea asta, bă, dar să le ai, mă, că facem o faptă, facem o faptă bună. Vino. Deci antenă pe Rafael, uite, de aici. Unde ești, bă, alo, unde-i dus, alo? Mamă, dar ce are? Stai puțin, că acum a avut, mamă, ce chestii șmechile și-a făcut băiatul ăsta pe aici, câte ferme și-a făcut, chiar sunt curios, bă, deci băiatul ăsta chiar să joacă, mare respect pentru el că își face aici numai ferme mișto, uite că funcționează toate fermele astea. Bă, dar tu unde ești, mă? Te pe Rafael, dar să-l ia, mă, unde ai dus? Ce cauți aici? Și ce vrei să fac? Îi umpli de aici până, nu știu. Ok, deci întrerupe roleplay-ul, dar să-l și-a stricat microfonul. Bă, dar să-l ți-ai stricat microfonul, mă, ce te auzi așa, că mă enervezi, adică cu tatăl tău auzi urât, cu tatăl tău auzi bine, mă, dar să-l vrei. Deci vrei să-i facem, hai să-i facem aici o faptă bună. Deci dar să-l vrei. Până așa. Bine, gata, îi facem o faptă. Astăzi suntem aici pe acest server și o să facem o faptă bună pentru că dar să-l a decis dar să-l să facem o faptă bună unui om, așa că o să-i facem, suntem aici pe secțiunea de Skyblock. Poate să o fac și vouă, dar să le scrie acolo că bravo, mă, dar să le în sfârșit. Punem în partea asta, pun așa frumos și punem aici cu Gres și practic am ajutat omul acel. Bă, dar să-l. Nu, Gres Block. Bă, Gres Block. Bă, dar am dar să le mă pui. Dar să le am stricat, dar să le am stricat la om aici, incredibil. Gata. Dar să sperăm că n-a stricat. De fapt nu s-a stricat nimic. Bă, dar să le stricam la om aici. Ok, deci practic ieșea foarte nașpa. Am rezolvat aici. Poate vă fac și vouă surprize pe server. Vă așteptăm aici pe server, intrați aici, o să vreau să văd și ceea ce construiți voi, să vin să vă dau note, eu cu Darusel să vă dau note la fiecare în parte, să fie totul frumos, vă așteptăm pe server. Gata, mă, Darusel, am făcut și o faptă bună, acum hai să ne ocupăm de insula asta. Ce vrei tu să construim pe insulă, bă, Darusel, așa te întreb eu pe tine, ce vrei tu să construiești pe insula asta, ce viziune ai tu? Bine, și atât de barafale, vreau să facem ferme, vreau să facem casa mea, vreau să facem casa ta, vreau să facem casa mamei mele, casa mamei mamei mele. Mă, Darusel, dar tu de ce? Mă, de unde ai, Darusel, tu trișezi cumva, bă, tu de unde ai voie să folosești astea aici, mă, Darusel, doamne, ai mă, că... stai mă, că tu, gen, e comandă fly, mă, da, ai primit-o la vot, chi, am uitat, mă, Darusel, ai timp de o oră, pentru că ai votat acolo și ai pentru o oră, tu ai, ok, Darusel, și acum vedem, dar de unde ai tu gres, ai gresul de la ăla, sau de unde mă, tu gresul, Darusel, da, chiar? Ok, Darusel, am înțeles, da, Darusel, eu cred că o să părăsesc insula asta, Darusel, mă duc acasă, vreau și eu, vreau să fiu și eu puțin mai liniștit, Darusel, păi, dar tu de ce nu mai vii acasă până noi, Darusel, tu rămâi la maică ta? Da, pa, fraiere! Ok, Darusel, hai că trebuie să aici, păi, insula, faci tu ce vrei, acum noi ne întoarcem acasă foarte frumos, da, ce să mai zic, frate, ia, fiți atenți, hai să mă transform acum repede maică sa să vedem ce reacție are, Darusel, chiar sunt curios, hai să ne transformăm acum, vedem ce reacție are când eu am zis că o să plec și o să vină maică sa fix acum, să vedem ce face. Bun, hai că am venit direct acasă, mă costumă ăștia, te-am strășteptem pe Darusel aici acasă, n-am mai stat acolo pe insulă, că deja mi se lase, sincer, pe insulă să mai stau, mă pun și acum liniștit în pași și toate, mă, ce sunt, bă, avita, bă, cum a venit mă ăsta, așa de repede s-a pictit și mama, ăla ce mă enervează copilul, să ia mă să-l ia puțin. Mami, unde ești, mami? Darusel, înapoi, alo, copile, unde ești, mami? Mai, mă, acum, bă, Darusel, vină mă odată, ce vrei, ia, de ce mă strigi, de ce mă strigi? M-a supărat pe tine, tu, nu, lasă, mami, că fie între mami, tu, de ce m-a lăsat pe insula acolo? Ia zic, o venit și Rafael, m-a oprit, m-a sunat de mine și acum dimineața, Rafael s-a supărat pe mine.
mine. Ce a venit la fel pe insula cu lumea dar însele? Păi, da, asta mă, dar însele, că bă, era insula, te-am făcut, ce, dar însele, numai tu să-mi faci farsele și de-asele, dar însele te-am lăsat și eu, te-am abandonat acolo pe insulă, practic, te-am lăsat acolo, ce, nu, a, da? Da, mami, bine, mami, n-am voie, dar însele, ai uitat că, nu, de fapt, nu mai zic nimic, câte mi-ai făcut, dar însele, câte să, cât să mai îndurșă, dar însele, acolo, treci la tine în cameră, Darcel, îl chem pe taică-tu. Darcel, am zis că îl chem... Mă, Darcel, ia loc aici. Nu, de fapt, în par... sau care era? Darcel, ăsta-i locul tău, în partea asta îndreaptă. Ia loc aici, că ăsta-i locul meu, dacă ții tu bine minte. Darcel, ți-am repetat atâtea ori. Hai, pune-te acolo ca să-ți fac de mâncare acolo. Darcel, să te... Darcel, du-te acolo. Nu, Darcel. mami, fii atâta mare, mami. Eu vreau ca tu. Nu, Darcel, nu, lasă-mă, du-te acolo și stai acolo. Eu mă duc, doamne, ce mă enervează copilul ăsta, mă, frate. Ia, mă, să văd ce avem aici de mâncare. Să pregătim și noi de mâncare în partea asta. Ce aș putea să pregătim și eu de mâncare? Ia să vedem, deci eu așa de... Bă, cred că mă, ce este... Darcel, uite ce ai făcut. Ai dat în mine și s-a spart peretele în spate. Numai că deja mă enervez. Zic, copile, ești de belea, ești prea nebun. Gata, termină. Ce vrei? De ce ai venit aici? De ce? Mă, nu mă lași să fac de mâncare, dar să te mai pui și locul meu și nu mă lași nici să faci de mâncare. Zi, că deja mai ca peste cap. Nu, zi o dată, copile, hai. Acum eu să fac de mâncare, ok? Darcel, faci tu de mâncare, doamne, doamne, băi, e bine, mă, că facem de mâncare, nu mai stai eu, Darcel, dar știi să faci de mâncare bine sau nu știi? Da, pleacă! Dar ce să vină la ție, Darcel, să fii tu bucătar asta? Gata, hai! Ce gata, mă, ce, ia, și ce de mâncare, burger, nu-i așa, ia să văd, ce de mâncare? A, normal, burger și zahăr! Burger și zahăr, bă, cum ar, că și, doamne, Darcel, ia zahărul ăsta înapoi, mă, Darcel, ce ți-a venit, mă, ție să faci de mâncare? Bine, nici n-ai făcut de mâncare, că e la practic din frigider, că erau deja făcut burgerii. Pe fiatele, mami, eu vreau să fiu mama strictă și tu să fii copilul Darcel, yeeey! Că fii atent, mami, eu vreau ca tu și eu să facem schimb de viață de 24 de ore, adică eu să fiu mama ta și tu să fii copilul meu! A, dar, cum, Darcel, crezi că mi-ar de mie de prostiile tale? Cum adică, mă, Darcel, eu sunt maică ta și tu trebuie să faci ceea ce zic eu, Darcel, ai înțeles? Nu, dar tu ai înțeles azi, ai înțeles? Bine, mă, gata, mă, ia, mă, să vedem ce poate țipi, ia, mă, să văd, Darcel, dacă tu te cumblacă și tu o să știi să fii un okay. Părinte bun, Darcel, chiar sunt curând, okay. ia bărgă, răs, de fapt, lasă că le mănâncă, Darcel, chiar sunt curând, ia, mă, și cum adică, mă, să stai puțin, cum adică tu să fii eu și eu să fiu tu? Darcel, vreau ca tu să te duci să-ți faci temele, hai, mai repede, du-te! Ok, mami, așa ar trebui să zic, nu? Gata, dar nu am teme, dar nu am teme, mă, Darcel, dar tu știi cum să te cumpăr? Darcel, eu sunt așa rău cu tine. Bine, și acum ce fac? Stau aici în cameră, stau, mă, uiți eu când vorbești tu, cu ce vorbești tu pe aici. Copilul ăsta cine oameni, copilul ăsta, cred că o să te dau la adopție. Ok, deci Darcel joacă rolul de părinte, am întâlnit. Deci Darcel practic vrea să facă schimb de vieți. Hai, mă, chiar sunt curios, cum o să fie schimb de vieți? Darcel să fie mama strictă și eu să fiu Darcel. Chiar sunt curios cum o să fie. Șarpele! Șarpele! Ok, stai puțin, că am ceva de discutat. Darcel, Darcel, ia vine. Șarpele! Nu, Darcel, șarpele mea cu inima. Stai puțin, stop joc, vreau să zic ceva. Tu faci mișto de mine, nu, da, asta te-ai ales ca tu să fii acum mama strictă, să faci mișto de mine, că mie mi-e frică de șerp. Dar ție de ce ți-e frică, Darcel? Ție nu ți-e frică de ceva, Darcel? Aaaa, șerp! Darcel, ajutor, Darcel! Ok, Darcel, șarpele! Ok, Darcel, mai ții minte bățul ăsta de când erai tu mie, Darcel? Și mai ții minte și pe taică-tă, Darcel? Mai ții minte și pe taică-tă? Ia spune mie. Bă, oare tu și pe Gata, mamă, că facem ce ai zis tu, Darcel. Așa, și ce trebuie să fac acum? Că nu te însâne. Bă, ce, doamne, mamă, mă enervez de tot, copile. Să te duci în cameră să-ți faci temele. Așa, le-am făcut temele și acum ce vrei să fac? Nu știu, du-te la școală. Aolo, bă, tu o să fii un părinte, vai de capul tău. Eu nu știu să te cumpărți, bă, Darcel. Chiar n-ai, bă, copile, chiar nu. Ce-i tu, minte? Darcel, hai cu mine, Darcel. Ok, du-te cu tine. Hai, mami, hai. Și ce vrei să facem? Ia, unde mergem acum? Ia, să vedem, bă. Dar să stai puțin. Hai, mami, că vrei să zici ce că faci cu căi. Hai, Darcel, mai repede, Darcel, hai.
mai? Stai puțin, vrei să mergem, tu vrei să mă duci la școală acum? Nu! Da, unde vrei să mă duci? Nu știu, dar stai cum o să mă fetele. Da, fata, ce faci? Da, uite aici cu copilul meu, e bine și e bun. Da, fata, da, hai la mol, hai la mol. Da, ok, dar să, deci tu-ți bagi de mine acum, tu faci mișto de mine, că știi ce mă, dar eu măcar am prietenul ca tine, da? Tu n-ai niciun prieten, dar înțeleg, ai înțeles? Tu n-ai niciun prieten, nici pe Rafael, nu mai vreau Rafael să stai cu tine. Mă sună Ion! Și cine, bă, dar să-l dai, nu-ți cunosc prietenii ăștia, de unde vrei să știu de viața ta, dar să-l mai repede, că dacă nu, o să pun patactul pe tine, aia, mai repede. Ok, mamă, ce se întâmplă, mă, aici? Doamne, ia cu molul ăsta, ce se mai află pe aici niște... Ok, mami, ia cumpărăm și mie un... De fapt, nu, stai puțin. Hai, gata, uite, unde cumpăr ăsta? Mergem la parcul de distracții să ne jucăm, da, mami, Hai, pleacă. Ok, da, ok, mamă, ce mă nervează ăsta, bă, frate, vrea el să fie cum ar veni, să vadă cum e pentru o zi să fie el părintele cum ar veni, el să fie mama striptă, să dă el și mechira să zic cât de... Dar Rusel, mai repede! Eu să vii mai repede sau tu să vii mai repede? Chiar uite unde sunt, eu am ajuns deja, ia, deci cam aici... Vezi că eu pun pe tine, înțeles? Ok, bine, așa vorbim, ok, am înțeles, ia, flor, da, aici... Da, fata, cum să nu, uite, ești frumoasă, nu? Okay, ce mă placă nici, copile, placă nici! Da, da, fata, da, ia da, unde floarea? Da, lasă floarea, nu, tata! Da, ce? Ce? Dar Rusel, am rupt ea fentele, ai mușchi, Rusel, ai mușchi. Da, 100%, ia uite, am mușchi. Da. Fiantele. Au, unghiile mele, m-a rupt la unghi. Mamă, ce mă enervează, bă, copilul ăsta, uite, acum stau să mă gândesc, uite, ce mișto e facil de maică-sa, mă, deci dacă chiar era maică-sa și nu eram eu transformat în maică-sa, dacă chiar era maică-sa aici, dacă nu era plecată și nu știu unde a plecat, că vedem că nu se mai întoarce, chiar n-am nicio idee, scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți voi că s-a întâmplat cu maică-sa, unde o fi, bă, deci dacă maică-sa chiar era aici, cred că făcea urât rău de tot, dacă se întâmpla asta, de fapt, chiar nici nu accepta faptul că Darusel să fie practic pentru o zi, să fie ea și ea să fie Darusel, bă, dar mă enervează pe mine, da, cum ar fi enervată pe ea, sincer, acum nu mai am ce să zic, uitați-vă, bă, ce face mă ăla acolo, Doamne, uitați-vă la... Deci, am... Uite frumos ești, ești foarte frumos, da, uite, ai mușchi, da, și uite, și am mușchi, da, ești foarte frumos, Darusel, stai puțin, când vrei... Mami, ăsta asta, Darusele, stai puțin, ia vine puțin aici, stai puțin, stăm joc, Darusele, bă, Darusel, tu ești dement la cap, tu acum, stai puțin, ascultă puțin, tu, n-am făcut schimb de haine sau de ceva, dar în serio, să vede că tu ești băiat, poate de-i las băieți, tu ce crezi că zic ăștia, că ăștia nu știu că tu ești acum, practic, ești, cum ar veni că am făcut schimb de vieți, dar înțeleg, bă, tu... Că prost e copilul ăsta, bă, dar nu gândește absolut deloc, sincer, chiar nu gândește. Am vrut să-i zic atunci când zicea el că vrea să meargă la școală, să ducă pe Wexa, cum ar fi la școală, că și că îl ziceam atunci, bă, dar n-ai cum, că practic nu e schimb de vieți și profesorii n-ar accepta așa ceva, că nu și-ar, gen, n-ar fi ok, sincer. Și acum și cu asta, bă, frate, nu mai... Darusel, stai puțin, hai să facem o regulă. Bă, asta e doar între noi, că n-ai cum să vezi cu oamenii, că oamenii nu te văd cum ar veni. Nu e diferit. Bă, ceva mă dai peste oameni cu mașina. Bă, olo, bă, Darusel, tu vrei să nu mai vadă oamenii chiar deloc? Darusel, stai și unde la școală? Ok, stai puțin. Și cu școala, stai puțin să rezolvăm cumva. Sau de fapt, hai să mergem, fii să simți ce o să fac eu lui Darusel acum, că tu. Bă, ce faci? Bă, intră cumva. Mami, stai puțin, poți să nu parchezi mașina aici? Ia, vino, ia-mă să mă fac acum, că și încă sunt copil. Ia să vedem. Așa, hai cu mine, mami, hai cu mine ca să vorbești tu cu Dumnezeu, ok, așa, bun, hai, sus, așa, hai, sus. Hai, intră, placă, pa, pa!
Hai sus, vino. Lasă că vine cu mine, mami, că vreau să... Daruselu, tu cred că ai înțeles greșit faptul ăsta, ok? Deci ești pentru o zi în corpul meu, cum ar veni, adică nu ești în corpul meu, te compărți ca și cum că ești tu mama strictă și eu sunt copilul, Daruselu, dar tu, lumea nu te vede, nu te percepe așa, doar eu te percep așa, ia vino, bă, de unde îți spui, bă, ia, vino, că te-ai făcut frumos, elev, așa. Bună ziua, doamne, uite, a venit Daruselu la școală, Daruselu, pune-te în bancă. În corpul meu și eu sunt corpul lui. Ce fiantă, dar vreau să vă zic că acesta este Daruselu, așa că vă rog să nu-l crezi, că nu, Daruselu așa e nebunul și are probleme cu capul. Da, bine, ba! Așa, puteți să spuneți și mie mai multe detalii despre ce a făcut Daruselu, cum se descurcă el la școală? Deci el ia doi, nu? Ok, o să merg eu să vorbesc cu el. Deci el ia doi, ia numai chestii de genul, așa de fraier, ok, ia să mă duc, la revedere. Daruselu, de ce nu mai doi? Ia zi, fiantă, pentru asta, pentru asta, da, profesoară, pentru asta o să-mi bag Vino după mine, că am ceva să spun. Bă, tu gândești că oamenii nu ne percep așa? Asta e doar între noi, asta e o joacă doar între noi. Tu dacă faci așa, înseamnă că tu ești fraier și o să ai probleme tu altodată. Oamenii te percep. Bă, nu te-ai mai făcut Daruselu, nu mai da. Bă, ai probleme cu capul, ai acasă, Daruselu, frate, nu mai zbor. Daruselu, acum, bă, oamenii nu te percep ca și cum că tu ești, că am zis că facem noi între noi. Daruselu, mai repede! Ok, deci bună ziua, domnule fiantenă, vreau să cumpărați așa, mulțumesc! Hai, fiantenă! De 100% vorbește mai cât dacă o fiantenă, am înțeles, Daruselu, bă, lasă-o pe mine, ia-mi, părând, acum, tot rândul meu, ai răbdare, că avem două lovituri fiecare, ai răbdare, mă! Bine! Ok, auzi, mami, că tot așa, ai zis că trebuie cum ar veni să fim invers. Hai să-i șcăm ca lumea. Mami, dar și rândul meu și vreau să-l vrea să joace. Bine! Easy shit, am copilul, lasă de fana de Minecraft, de Roblox, de... Ia stai puțin, nu parcă erai mama strict, acum iară dai în dare să... Easy pantof, Gata, că e nebunși pe toată lumea. Hai mă să ne jucăm aici frumos bowling. 3, 2, 1, fiecare pe rând avem câte două lovituri fiecare. Lasă mingea și să vedem. Daruselu, le-am dat pe toate. Ia să te văd pe tine cum o să încerci, că n-ai nicio șansă asupra mea. Ia, wow. Fiantenă, pe felie, Daruselu, nu-mi 12. Asta, easy. Rândul meu, fiantenă. Ok, o să lăsăm pe aici și plecăm, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta, uitați-vă, pe bune, el vrea, mamă, nici mai pot, cred că mor cu copilul ăsta aici, doamne. Deci vreau să spun în felul următor, ia mă, ce face, mă, vine, Daruselu, hai că asta că m-am supărat pe tine. Bă, trebuie să înțelegi un lucru, să clarificăm un lucru, Daruselu, stai puțin, deci tu ești mama strict, am înțeles, dar... Daruselu, stai și în gură! Dar oamenii nu te văd așa, doar noi, între noi, știm de treaba asta. Daruselu, Vreau ca tu să nu te faci de râs.
ta singură. Ok, ok, ta singură, așa, și tu ce vorbești tu acolo, ia spune-mi. Ok, și antenă, bă, dar ăsta, dar, da, dar o să le fie antenă. O să acum o să ajungem acasă și tu ne avem pe calculator, două ori, și fie antenă, stai în camera ta un an, doi, până să mă răzgândesc eu, ok? Hai. Ok, pe ta, ce, pe ce, crezi că eu să te-am să mă joc pe calculator, că în mod normal, nu, deci nu-mi faci nimic, mă, bă, doamne, bă, dar e prost vreodată tot copilul ăsta, deci chiar nu mai am cuvinte, adică, bă, stai în camera ta, stai în camera ta, ai mai repede sus. Unde sus? A, sus, în camera, ok, da, da, du-te tu jos aici, ia, ok, pa, mami. Așa, așa, ia. Pentru că m-ai enervat. Nu, nu, gata, ai, ok, ok, nu, cred că nici că în față ascunsele. Asta vrea să facem acum, vrea să facem față ascunsele. Carusel, unde e carusele? Ok, ia chiar sunt curioasă dacă mă găsește aici. Chiar sunt curioasă, ia să vedem, deci vine în partea asta. Uitați-vă cum vine. Deci, a, nu mai venit, sau? Ia, nu mai vine. Uitați-vă cât de prost e. Carusel, mami, aici sunt, ce sunt, carusel, aici sunt. Am plecat, am fugit, pa. Bă, dacă de prost e copilul ăsta, cât de prost e copilul ăsta. Uitați-vă la el cât de prost e. Bă, nu vezi. Stai puțin, stop joc, gata, nu se mai poate. Darusel, tu vezi ce ai făcut aici? Ai spart geamul ăsta, chiar așa? Băi, și ne simți pe bune, nu, da, Darusel? Uite-te puțin, am telefonul ăsta, știi ce păcine am eu în contact? Uite-te, vorbește cu mine, îl am în contact pe tatăl tău. Chiar vrei să-l sun acum pe taică tău să vină aici să-ți dea o mamă de băt? A, pot să stau și acum liniștit aici pe șezlong, niciun stres, mă, ce cauți, bă, Darusele, aici, omule? Bă, Darusele, fii atent, Darusele, vreau ca tu să treci în camera ta, pentru că ești pedepsit, nu, fii atent, mami, stop, joc, mami, gata, joc cu fii atent, mami, ca să fiu o mamă, ești așa de urât, adică, na, ești, mă, Darusele, nu, bă, ce, poți să vorbești, mă, ca lumea, omule, să te înțeleagă, și pe tine, omul ăla, odată, un om să te înțeleagă și pe tine, ce vorbești tu acolo, că nu înțeleg absolut deloc. Bine, papa. Gata, nu mai vrei să mai fim, gata, ți-a ajuns toată ziua? Da, mi-a ajuns, espera! Ok, ce bine că ți-a ajuns, acum treci de la tine în cameră, Darusel, du-te acum repede, ți-am zis, Darusel, du-te, fugi, du-te la tine în cameră, nu mai voi! Stai! M-am blocat. Ok, gata, Darusele, gata, știi ceva? Hai, lasă-mă în pace, mă pun și eu aici liniștit. Deja nu mai pot cu copilul ăsta, sincer, frate, nu înțeleg. Bă, Darusele, dar ți-ai să pleci odată, pleacă de aici, omule, tu te la tine în cameră. Bă, Darusele, chiar, tu chiar vrei, lăsați-mi, Darusele, tu chiar vrei să-l chem pe taică-tă, nu? Tu chiar vrei, spune. Nu, fiantă, mami, mami, mami. Uite-te puțin în spate, uite, nu, gata. Darusel. Ce? Darusel. Nu, stai, nu, gata. Tu chiar vrei să-l chem pe taică-tă? Nu, zi pe bune. Ia, reamintește-mi și mie de taică-tă. Ce făcea ție taică-tă? Că nu mai știu, dar să-mi, cum era relația ta dintre tine și taică-tă? Mai reamintește-mi și mie puțin. Ești așa mara, mamă, din lume. M-a săturat de tine. Ok, deci am înțeles, bă, la plângerea. Ok, deci am înțeles. Am aflat încă o chestie și mai bine, practic știam într-un fel, dar vedem că am aflat puțin mai mult. Pentru că, vedeți cât are înțeles când am zis de relația cu taică, s-a început să plângă acum, să izbucnească în plâns. Bă, nu știu care e faza, dar cred că nu avem o relație așa chiar bună. Dar știți că atunci zicea că s-a jucat cu taică, s-a zis de genul, dar nu, chiar nu știu ce să cred, nu știu, e foarte ciudat ceea ce se întâmplă, dar deja nu mai știu să mai vorbesc, bă, frate, deja nu mai supăr pe copilul ăsta, a fost o zi horror rodotot, ați văzut, cum se comportă doar răsel, făceam iute cum ar veni de maică-sa strictă, bine măcar că nu sunt, că dacă chiar era maică-sa aici și nu era eu Rafael costumat și transformat în maică-sa, chiar nu știu unde s-a ajungea, nu știu dacă accepta în primul rând maică-sa și dacă accepta chestia asta după ce a făcut doar răsel de râdea de ea, cum ar veni că cu prietenii ei, cu toate chestiile astea, chiar era foarte horror, n-am ce să mai zic, cam atât a fost ziua aceasta, vedem ce mai facem și de mâine încolo, dacă vine maică sau dacă nu vine, nu știu care e faza cu maică sau unde a ajuns, habar n-am, sincer, nu știu, eu nu mai știu ce să mai cred, acum mă duc și eu frumos repede în cameră, trebuie să-mi revin, m-a luat și răceala, sincer, nu știu dacă se poate observa, chiar m-a luat cât de cât răceala cu copilul. M-am supărat tine, vreau să zic că eu sunt Darusel și cel mai șmecherer și gata, m-am supărat tine, mami, cum pot să vă uite așa? Bă, și întrebarea mea e, oare ce-și puteai eu să fac cu toate astea? Că mi le-a dat Darusel ieri când era practic el transformat, când Darusel, Darusel a zis că el vrea să fie mama strictă și eu să fiu Darusel pentru o zi. Ce-aș putea eu să fac cu astea pentru că mi le-a cumpărat? Ok, apreciez astea, dar a cheltuit niște bani, practic i-a irosit degeaba și așa. Bă,
ce cald aici? Mami, m-a supărat! Vai, ce-am făcut? Nu! Ce-ai făcut, mă, dar nu mai să tu crezi că mă... Tu chiar crezi că mă crezi proastă, chiar crezi că sunt proastă, dar să deci tu crezi că sunt proastă. Nu, dar să uite că știu că e asta, dar să n-ai făcut nimic. Vino repede, că am ceva să zic, dar să vreau să mă lămuresc cu o chestie, că deja nu mai suport, dar să nu mai înțeleg absolut nimic. Bă, vino mă încoace, dar să odată, vino odată, dar să gata, dar să dacă așa. Fii atent, ce aș spune și mie, ce aș putea eu să fac cu astea acum, în momentul de față, dar să bă, ce fai, mă? Bă, alo, de ce le iei? Alo? Iar când l-am cumpărat, pentru tata sa, adică pentru mine, că era fost schema, adică tu erai fost arsul și tu, eu era fost mama sectă. Așa că fii atent, l-am cumpărat pentru tata sa, adică pentru mine. Doamne, n-am înțeles nimic, bă, dar să le stai puțin, mamă, dar să le, mami, treci încoace, stai pe loc, dar stai pe loc, bă, să vorbim ceva, dar să stai pe loc, să vorbim ceva, am zis, dar să, de ce mă faci să te alerg, dar să gata, dar să vină aici, vină că vreau să-mi spun, deci fii atent, tu, practic, asta le-ai luat ieri, că practic, Jackie, erai costumat în maică ta și cum ar veni că erai tu maică mea, gen, că eram schimbul nostru de vieți și tu le-ai cumpărat pentru tine, practic, nu? Da, fraieru. Ok, ești amuzant, tu, dar să le ești amuzant, foarte amuzant ești, dar să le așa, mă, și acum deja, de ce mă pui să te alerg, dar să le, doamne, mă-i nervel! Dar să nu facem curs aici, nu facem întreceri, de ce nu ne jucăm, hai, dă-mi sicamă, că știu că ești aici. Bun, dar să le, gata, termină, dar să le, termină, te-ai dat, copile, termină, dar să le, stai pe loc, că vreau să mai vorbim ceva, fii atent, așa, dar să le, și tu unde vrei să spui tu ala, că tu ai deja calculator și de-astea? Darcel, mă bagi în seamă? Darcel! Fraierul! Bă, cu cine am venit? Aolo, nu-l mai supăr pe copilul ăsta, Darcel, nu te mai supăr! Mă, ce ai, mă, omule? Mă, chiar așa mă pui să te alerg, Darcel! Nu poți să vorbești, da. Ce da, faci? Da, fraierul! Ok, șantină! Aici ăsta! Hai că ești prost deja, Darcel, gata, deja mai sunt, mai mă săturat de tine! Fii antrenat, Nu, Darcel, stop, Darcel, chem pe taică-tă, Darcel, ce ai de face? Ia, du-te, mă, tu de aici, du-te de aici, ai simțit, du-te de aici, că deja nu te mai suport, copil prost ce ești. Mamă, vină jos, mami, hai jos, că vreau să zic ceva. Ce, mă, Darcel, hai, mă pui să vin și jos, hai răbdare, doamne, uitați-vă la asta, stați, mă, că trebuie să le iau eu de aici, bă, dar e prea da, prost, copilul ăsta, deja nu le lua, nu că nu le ia, Darcel, nici limba română, ți-am zis, bă, copile, unde ești, bă, Darcel, ți-am zis, trebuie să mergi la școală, de ce nu mergi la școală, tu nu vezi că nu știi să vorbești, ale, Darcel, că mă enervez, dar în față și tu să vorbești, omule, și ce, de ce mai pus să vin jos, Darcel, că ai venit la mine, cum, adică, vină jos, mami, dar tu ai venit la mine, ce înseamnă asta, Darcel, dar, iar nu-mi bai, Darcel, ireal, Darcel, Darcel, mami, vină, unde să vin, omule, dar ai răbdare, doamne, Darcel, ești, omule, bă, ce, așa, ce vrei? Vreau să merg cu tine la un joc care am și cu Rafael, la fiantână, cu tine o să merg într-un loc diferit, cât ești mai special, adică ești mai urât și ai spune la gură, fiantână, vreau să merg la Lagem Vlog. Ce? Aolo, bă, Darusele, mă disperi, omule, bă, copile, ce ești așa de nebun, bă, Darusele, da, ai probleme, Darusele, calmează-te. Calmează-te, Darcel, ușor, că mă nebunești de tot. Vorbește clar. Unde vrei să mergi cu mine? Mami, vreau să mergem la un joc în care am fost și cu Rafael. O să mergem în alt loc, pentru că tu ești mai special. Adică tu ai spune la gură, ești vrea de mama ta. Și fii atent, bă, mami. Ce, mă, doamne, Darcel, da, eu nu înțeleg pe copilul ăsta. Băi, e prea prost. Ok, Darcel, și unde tot vrei să mergi? Aolo, bă, ăsta mă pune să-l alerg, mă, frate. Nu mai sunt vorba de la copilul ăsta. Ce, mă, Darcel, ia, spune-mi. Ce-i de râs? Unde vrei să merg? Că nu te înțeleg. Darcel, mai făcut babă. Ok, Darcel, lasă că vezi tu, deja nu te mai supăr, copile. Nu te mai suport, o să vezi tu ce o să pățiști, Darcel, gata, m-am săturat de tine. Ești prea nesimțit, copile, ești prea nesimțit. Nu te mai suport, ok? Nu te mai suport deloc, Darcel. Mă, ce, da, mă, Darcel, what? Cum ai adus? Mamă, cât de tare e aici, bă, Darcel, mamă, Darcel, s-a făcut vara dintr-o dată, unde am ajuns, Darcel, în ce țară suntem, unde suntem aici, mamă, cât de tare, Darcel, cu piscina asta naturală, bă, Darcel, e prea tare, bă, copilule, mă, îți mulțumesc, Darcel, chiar îmi place aici, dar ce, mă, ce e acolo, Darcel, sunt bogane, ce sunt astea? Vamos a la playa, menaya, escute pe baia, gata, că acum când tu, Darcel, nici Dumnezeu nu vrea să te audă cântând și te mai oprește din când în când. Bă,
Ok, dar Rusele, ești cam ciudat de fel, dar hai să vedem. Să alegem dintre două culori. Păi ce culoare? Dar ce culoare îți place? Ți-e albastru sau ce culoare? Verde! Dacă stau să mă uit la mine, mie îmi place galbenul. Păi da, neam. Păi ce aici? Șapte. Mă, ce? Dar ce sunt astea? Dar să-mi poartă cealaltă, copilă. Trebuie să urlă după tine, doamne. Dar ce s-a zis? Mami, sparge, mami! Am primit un arc, dar n-am săgeți. Oh, mami, ce sunt astea, Darcel? Unde suntem? Ce aici, Darcel? Alo, mami! Ce faci acolo, puiule, Darcel? Vino încoace, Darcel! Nu! Dar ce e aici, Darcel? Darcel, nu înțeleg, Darcel, mă auzi? Mami, dai-mi gura, mami, eu sunt Nadachi Bloc și fiatră, mami! O să ne facem de-astea, o să ne facem plin! Ce fac, Darcel? Păi da, ce trebuie să fac aici? Am dat astea. Ei, Darcel! Ajutor! A scăpat. A picat niște d-astea urâte, Darcel. Darcel, ajutor. Darcel, ce e aici, Darcel? Alo? Darcel, de ce dai după mine? Da, cine de Darcel? Ce se întâmplă aici, Darcel? Darcel, ce se întâmplă? Unde suntem, Darcel? Mami, nu știu, mami, dar nu mai se fac că îmi dai omorulețile din cauza asta, bătrână. Să-mi știu să fac, o să pierd meciul ăsta. E foarte slabă. Ce meci, Darcel? Adică, cum adică să pierd meciul ăsta? Ce e aici, Darcel? Darcel, ce se întâmplă aici? Poți să-mi spui și mie că nu înțeleg. Păi suntem la meci și facem un avion cu Lucky Blocuri. Și fii Darcel, la ce suntem? La Lucky Blocuri. O să te batem cu Lucky Blocurile. Da, și cum adică ne batem cu Lucky Blocurile? Ce sunt alea, Darcel? Ce sunt alea? Darcel, fă-mă să înțeleg, eu sunt bătrână, mai că eu nu știu toate prostiile astea de voastre. Darcel, am crezut că mergem și noi la plajă acolo și tot ce e aici. Darcel, trebuie să dau după tine, ce trebuie să fac? Darcel, ce e ăsta? E joc? Ce joc mai e, mă, ăsta, Darcel? Ce joc e ăsta, Darcel, că nu înțeleg. E ciudat jocul ăsta, nu-mi place, Darcel, nu-mi place. Darcel, să știi că nu-mi place jocul ăsta. Nu știu ce e cu jocul ăsta. Dar mie nu-mi place, Darcel, jocul ăsta. Ce e cu jocul ăsta? Ce proastă ești, mami. Mă, Darcel, du-te de aici că mi-am pierdut toate alea. Mă, le-am recuperat, Darcel. Le-am recuperat. Ce, crezi că eram eu așa fraieră să-mi pierd toate astea, Darcel? Niciodată. Mă, și ce asta? Hai că noi ce facem aici, Darcel? Ok, înțeleg că trebuie să te îmbraci, să nu știu ce să faci, Darcel. Dar să ai puțin, să ai asta. Păi și ce trebuie să facem? Trebuie să ne batem noi între noi de la distanță, Darcel? Sau care e faza? Ce e aici, Darcel? Nu, mami, noi trebuie să ne pregătim, că după o să ne batem, o să facem 1v1, mami. 1v1, doamne, ce e aici? Darcel, e labirint aici, aolo, Darcel, mie mi-e frică de așa ceva, am fobie, Darcel, am scăpat, ușor. Ei, calul, am cal, am căluță, ferici tu. Dar nu pot să merg pe el, e păcat, nu prea merge, Darcel, dar ce? Opa, am primit o sabie, ce sabie interesantă e asta, îmi place, dar auzi, Darcel, poți să spui și mie, adică, ce, nu înțeleg, dar de ce dai după mine? Ce s-am făcut eu ție, Darcel? Pentru ce merit eu asta? Eu sunt mama ta, te-am crescut, Darcel, ți-am dat de mâncare, ți-am dat de îmbrăcat, Darcel, ți-am făcut de toate, tu chiar așa vrei să dai după mine, mamă? Dar ce ai? Dar ce ai pățit? Mamă, cât de frumos e pe aici! Darcel, dar ce ai? Ce ai? Poți să spui și mie că nu înțeleg? Darcel, eu vreau să te înțeleg, copii. Ce nu înțelegi? Eu vreau să înțeleg. Ce? Mamă, dacă te trăi pe aici. Îmi pierdut tot. Fraiere, râdeai de mine, râdeai de mine. Ia uite că ai mărit și tu fix în același. No, mă, dacă de tare arată arena asta și acolo. Păi și ce acolo la final, Darcel? Pe via antenă, mami, la final o să fie o arenă în care o să ne batem 1v1. Și o să te bat, o să dau easy shotron. Ce, să fie o arenă? Bă, ce? Aolo, mamă, Darcel, mamă, ce e aici? Darcel, ajutor, aolo, mi-e frică, mamă, am căzut, mamă, Darcel. Mamă, ești proastă, mamă. Aolo, Darcel, dar nu mai vorbi așa, mamă, mi-a picat iar altă de asta, a dat în mine, Darcel, aolo, Darcel, omoară aia, că nu mai vreau să mai văd așa ceva, mi-e frică, Darcel, nu mai pot, Darcel, mi-e frică. Seamănă cu tine! Da, cu mine, cu tine seamănă, Darcel, că tu mănânci numai burger în continuu, Darcel, nu seamănă cu mine, dar ce ai? Deci, aolo, mi-e frică, opa, no, mamă, Darcel, unde mă duci tu pe mine? Mami, că te aștept! Da, Darcel, mă aștept, unde mă aștept? Nu mă mai aștept nicăieri, deja mi s-a luat, nu mai suport, iar am căzut. Atac, ești fraieră, mami, ești ultima fraieră. Alo, mamă, Darcel, am ajuns, sunt aici, Darcel, am ajuns. Și tu ești aici, sus, interesant, Darcel, alo, Darcel.
Ce faci acolo? Ce faci acolo, Darusel? Bea apă, Darusel, bea apă, stai acolo pe loc, că e bine, poți să bea apă, Darusel, poți să bea apă. E liniștitor, Darusel, să bea apă, încearcă să... Pe toate ce nu... Darusel, da, bă, da, măcar merg asta, Darusel, tu zici că merge mai ce la ceva, dar nici nu merg asta, Darusel. Băi, nu merg, ha, fraierul, și acum tu ți-ai pierdut din să zici. Da, și tu ți-ai pierdut, Darusel, că și tu ai dat după mine, ai uitat copile sau nu? Băi, nu, mamă, că fii antenă, eu am 17, să zici, tu ai 4. Am 6, aproape ai fost, bravo, mă, Darusel, ia, ce puțiune asta, Darusel, am viteză, Darusel, opa, ce viteză, man, sunt eu, tu ești fraier, Darusel, eu am viteză, tu nu ai, what? Ce s-a întâmplat? Mi-a picat de-aia. Ia, mă, Darusele, să vedem ce tu cauți acolo. Bă, dar chiar nu merge să dau așa după tine, mă, Darusele. Ok, deci, ajungem aici la final și eu nu prea am chestii. Asta e chestia nașpa, eu nu prea am chestii. Uite că-mi pică și mie ceva. Nu, ăsta. Ok. Și ce s-a întâmplat? Darusele, ajutor? Darusel, am și eu niște tactici de dobândit. Și trebuie să ne batem acum. Hai, mă, Darusele, că deja m-ai enervat. Mi-ai făcut toți nervii, acum trebuie să mă descarc, Darusele. Toți nervii ăștia trebuie să mi-i descarc, Darusele. Nu te mai suport, gata. Nu, există și tot fiante, nu? Mă cheamă Darusel, sunt cele mai șmecherele. Am banii în buzunar, tu ai banii pe jos, ia că i-ai pentru tine. Ok, ești foarte fraier, Darusele. Să vede după tine, așa. Și acum nu, eu vreau revanșa, Darusele. Nu se mai poate, vreau revanșa de data asta. Vreau să mă pun pe albastru. Hai să fii mai aproape, Darusele, că poate merg și digețile alea. Cine știe dacă suntem așa mai aproape? Unde ești? Bă, te duci pe roșu, albastru și roșu. Scrieți în comentarii cu cine ține. Mă, stați puțin să nu ne audă Darusel, că nu cred că știe ce. Ok, Darusel, gata, a început, mami. Darusel, mamă, a început. Hai, 3, 2, 1. Bă, dar e mai urât aici. Uite ce tafte urâte pică, mă. Cred că trebuia să rămân acolo, Darusele. Nu cred că trebuia. Mami, iată ce am eu, uite. Eu încă mai te plecat la mea, nu cream. Dar uite, de ce le ai? Nu, Nicole, dar să le vezi, te juci, că e nevoie. Ba da! E altă rundă, dacă nu ne certăm, Darusele, să știi că ne certăm foarte rău, groaznic ne certăm. Nu mai, te rog, Darusele, joacă. Nu, fraierul, ești fraierul. Da? Da, Darusel? Bine, lasă că vezi tu, nesimțitule, lasă că vezi tu ce o să pățești, deja nu te mai suport. Aia, te-am lăsat o rundă, Darusel, și tu acum îți faci de capă, te crești mecher, mamă, da. Așa te crești, mamă, bine, mamă, o să vezi tu, ce o să bățești, nu te mai suport, bine, ai înțeles, nu te mai suport, deja mi s-a luat de timp, mi s-a luat până în cap, nu te mai suport deloc. Mami, dar tu ai cap sau nu? Foarte amuzant, Darusel, lasă că vezi tu. Darusel, dar vezi că tu ai lăsat un câine pe acolo prin spate, mamă, așa te-am învățat eu să lași câine prin spate, Darusel, ok, înțeleg, da. Înțeleg că și tu ești cățel, Darusel, dar da, nu trebuie mami, să... Mami, da, tu ești câine. Prinde, mami, prinde. Și mie mi-a picat un câine, dar n-am oase ca să-l fac să fie de-al meu, Darusel. Dar de ce nu e de-al meu dacă îmi pică? Nu știu, mami, e vina ta. Da, tot vina mea. Și tu de ce? Darusel, am omorât un cal. Sper că e ok, sper că nu e ceva rău, nu? Darusel, e bine sau nu e bine? Că nu știu, Darusel, am omorât un căluț. Încă nu fericit am omorât. Fii antenă, mami, fartură, că fii antenă. Eu sunt banez. Ce, doamne, Darusele, ok. Iar un cățel, Darusele, dar n-am ce să-i fac, mami, Darusele. Nu ești un cățel. Ok, Darusele, foarte amuzant ești tu. Lasă că o să vezi tu ce se întâmplă. Bă, dar nu mai pică și mie odată de-aia, bă, Darusele, că deja nu mai suport. Vreau și eu un arc. Asta cer și eu de la viață. Nu poți să primești și eu un arc, atâta cer și eu de la viață. Atâta îmi doresc un arc. Gata, am primit arcul. Că mă zânce apă din stra... Bă, da, nu cred că... Bă, da, chiar... Dar să zic că chiar nu merge să ne batem aici. Păi vezi, mami, dai, dacă ești proastă. Ok, dar să le... Eu o să iau aceeași rută pe care am luat-o și mai devreme și cred că o să ajung la final. Ia să vedem, ne începem în partea asta. Da, mă, da, a fost ușor. Ia, mă, dacă dă după... Dar să el... Dar vezi că... Vezi... Bă, da, nu merge, chiar nu merge, nu trebuie să mai încercăm că nu merge, trebuie să ne batem doar la final și așa mi se pare și normal, Darusele, că tu tot încercai să dai după mine, dar trebuie să ne batem la final, Darusele, nu așa, chiar așa, nu se poate, Darusele, chiar nu se poate, opa, ia uite ce chestie mișto am primit-o, Darusele, tu n-ai așa ceva, eu pot să zbor și să nu-mi iau, de-asta, pot să cad jos frumos, uite un cățel micuț, Darusel, poți să-l crezi, poți să-l, dar degeaba le crezi, că nu pot să-l fac de-al meu, i-am dat mâncare să mănânce sărăcuț, dar nu pot să-l fac de-al meu, din păcate, dar în fine, Darusel, oricum am deja un cățel, oricum deja te-am pe tine, Darusel, adică e ok, dar ce caut pe verde, m-am dus pe verde, pe unde erai tu, dar lasă că e bine, că am astea date la o bărtă așa deschise și totul perfect, Darusel, dar nu înțeleg de ce au rămas astea, dar în fine, ia că mă duc în partea asta și după aceea trebuie să urc prin partea mea, dar nu cred, Darusel, nu mai pot să mai ajung pe la mine,
aia, lasă că rămân aici pe verde. Am fost fraieră, nu mai pot să... Dar nu mai e nimic aici, dar sunt... Asta n-au fost luate de aici. De ce n-au fost luate? N-am intrat în alte echipe, în alt meci? Nu știu, nu pasă, papa, fraieră. Da, dar răsile, de-aia te auzi așa urât. Țel că ești tu. Mamea mea, eu fraieră. Eu sunt mare Darcel. Da, ești foarte ciudat, dar răsile. Asta e ideea, că ești foarte ciudat, copile, și nu înțeleg cum... Mami, hai, repede. Dar poți să mă faci pe mine să pricep cum naiba de tu ești copilul meu, dar răsile că ești foarte ciudat, mă, băiete. Păi nu știu, mai că fii antren, așa copil, așa mamă. Nu, tu, nu mai cu taică de semeni, nu cum, ai, că am dat și eu aia într-o parte, l-o să o arunc pe mine. Mami, eu am terminat. N-ai terminat, dar răsile, mai e, că trebuie să mai te duci, bă, dar acum îmi pică numai arcul, mai devreme când ceream nu-mi pica, dar oricum n-aveam nevoie, acum mă iau așa în partea asta, ce fai mă, dar răsile, acolo cu ce te bază, lasă-mă și pe mine să ajung la final, să văd cu ce să mănâncă toată treaba asta, să văd care e faza, că eu n-am văzut, de fapt, ce ceva, dar răsile, nu mai am nevoie de nimic altceva, eu mă duc acum direct la final, uite mă, și nu cred că pot să dau în tine, da, nu merge, dar răsile, hai la final, hai să vedem, să ne batem, dar răsile, acum, da. Ah, trebuie să le dau pe toate astea. Sau care e faza? Cum le bate în Darcel? Că tu ai ajuns la final mai devreme. Da, le-am luat pe toate și acum pot să ajung la final. Ah, deci chiar trebuie să le iei pe toate ca să pot să ajung. Da, nu merge, Darcel. Mami, strica jocul, mami, strica jocul. Păi înseamnă că nu le-am luat pe toate. Tu cum le-ai luat, Darcel? Du-te în față, du-te tu în față. Păi le-am luat, mami, tu nu le-ai luat, că tu te duci la cealaltă parte. Darcel, dar nu cred că trebuia, dar deja jucase în primul aia atunci mai devreme. Cred că de-aia nu mai merge. Mami, vina ta, bă, mi-ai stricat tot. Hai deja, dar să le, că deja mă iervi. Dai că tu mă chinui aici la toate prostiile tale și tot vina mea e. Da, o treacă, mami. Casca e de bea să vede casca. Ce cască? Ce treabă are? A, abia văd, băi, știi că eu te văd foarte bine, dar să le, că nu știu tine. De cum să văd în față de fraier cu oi tu, dar să le, așa cum scurg și toate balele astea, că eu nu înțeleg cum de ești așa copil. Adică vezi tu la mine, tu nu vezi cât de aranjat arăt, zici, dacă îmi dau toate, știi cât de bine arăt, dar să le, pe lângă tine. Chiar mi-e rușine cu tine să prezint la lume că tu ești copilul meu. Chiar mi-a fost rușine întotdeauna. Ok, și ceva? Nu mai supăr pe copilul ăsta, sincer. M-a adus aici, uitați-vă la ce chestie m-a adus. Eu îl aduceam undeva bine și mă aduce aici unde nini. Darcel, Darcel! Da. Mami, hai înapoi, mami, hai înapoi, ca să nu mulea, hai rapid. Da, hai că mergem înapoi, mă duc direct acasă, că nu mai supăr pe copilul ăsta, am plecat deja, nu mai supăr pe bune, gata, atât mi-a fost de ajuns. Hai mă, dar să le mama acasă, că n-ai văzut, mai dus la niște prostii, nici nu mergeau alea, acum mergem acasă, ce naiba, dar să le, mă duc la toate porcările, eu chiar așa trebuie să mai am încredere în tine, să stau pe plac, să merg în fiecare loc, ok, ești băiatul meu, dar oriunde mai dus, nu mi-a plăcut absolut deloc, dar să le, asta e adevărul, pe bune, nu mi-a plăcut deloc. Mami, dar de ce? Mami, hai. Mami, dar de ce, mami? Mami, un lucky block. De ce nu le-am luat? De ce nu le-am luat? Trebuie, a fost doar un match. Al doilea l-am făcut degeaba. Am ajuns până la final degeaba. Pentru că trebuia să se reseteze. Și nu s-a resetat. N-ai văzut că alea de, mai devreme rămăsesere așa. Dar răsele n-aveau cum bine, să rămână mami, așa. Bine, mami, hai. Că m-ai supărat. Nu, mami, stai, mami. Așteaptă, mami. Așteaptă acolo. Așteaptă! Ce să aștept? La sunt așteaptă, aștept ca să ce? Că vreau să văd ceva, fie antenă, așteaptă acolo, așteaptă acolo, așa, bravo! Păi aici aș... Doamne, bă, dar e prostul copilul ăsta, pe bune, bă, e chiar... Nu, ce... Ia mă că mă duc acum după... Ia, dar ce vrei? Ce să-mi dai? Ce-mi dai, mă? Ce-mi dai? Fie antenă! Pentru că ai pierdut, o să o să-l vie, pai, pa! Mulțumesc, Darcel, mulțumesc, foarte frumos! Darcele! Iar ai pus șepi în cameră! Nu te mai supor, copile! Gata, Darcele! Nu mai, că acum vin, Darcele, te omor, nesimțitule! Du-te, mă, de aici, de nesimțit, Darcele, gata, nu te... Darcele, te abandonez, nu! Ok, nu, o să-i fac eu o farsă, o să vedeți, în curând o să-i fac cea mai mare farsă, ca să creadă că... Aia, mami, hai să ne batem, 3, 2, 1, hai! Gata, copile, gata! Ia uite, mami, ce avem aici? Noi avem aici un dispenser care o să ne dea o culoare și antenă. Ce culoare o să spică cu aia? Aia o să conțeți, adică dacă... Ce, bă, dar să stai puțin, ce culoare o să spică? Bă, băiatule, ți-am mai zis? Du-te la școală, copile, du-te la școală! Ce nu știi să vorbești, dar să le... Mi-ai adus aici un dispenser, ce culoare pică? Cum adică ce culoare? Ia, sunt două culoare... Și ce vă să fac cu culorile astea? Ce culoare pică? Deci, astăzi, tu vrei să-mi spui tu mie că pe mine mai dus la un concurs de construit și trebuie să aleg o culoare cu care să ce? Să construiești! Să construiești, da, dar vorbește mai ca lumea și ce să construiesc? Cum adică cum adică să construiesc doar cu culoarea aia? Nu, m-am fi antenă, o să construiesc, dar o să folosești mai mult doar culoarea. Adică dacă, uite, dacă aici o să ai roșu... Ce roșu, că aici e negru și cu alb. Hai, lasă, deci practic tu vei să zici că culoarea principală pe care să o folosești și mai des ar trebui să fie una din astea. Ok, dau și ce mi-a picat? Mi-a picat negru, dar răsele. Culoarea mea principală, practic cea mai bună, o să fie negru. Păi ce trebuie să construiesc, dar răsele, că nu înțeleg. Păi fie,
o vilă, uite, aici, așa. Uite, bam, 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 bam. După mai da, dar să le bă, dar să le am, bă, dar să mai adus la concurs de construit sau cel mai la ce mai adus? Da. Înțeleg că păi hai să facem, deci vrei să facem o vilă, asta ai zis, da? Da. Bine, hai să le ai pe tata. Pe tata alb, dar să le ai rămas cu alb. Hai să mergem. Bine, mă, gata, copil, gata. Oh, ăla ce mă enervează ăsta. Mă, ce scrie? Mama urâtă. Dar Însel, ce ai scris acolo? Ia vine puțin, ia vine puțin, vine puțin. Citește ce scrie. Dar Însel, dar Însel. Ah, a plecat. Ok, ok, lasă. Ok, dar Însel, dar Însel, vin aici, vine puțin. Ai tu pe de ce nu vrei să vii, dar Însel? Ce, ai făcut ceva tu rău, dar Însel? Ai făcut ceva rău? Ia citește ce scrie aici, dar Însel. Mama, stai să așa. Așa. Du-te, mă, de aici, dar Însel, gata că mama superbă de urât. Ah, ok, ok, bine, dar Însel, lasă că vezi tu. Ok, astăzi construim o vilă. Bine, dar Însel, gata. Ok, gata, dar Însel, da, la final o să ne întâlnim aici la jumătate, da, dar Însel. Hai pa. Aolo, ce bine, frate. Deja o să scap de ăsta și acum pot să folosesc și eu vocea mea normală că nu mă aud de aici. Deja nu mai super, frate. Hai că ne facem acum vocea noastră normală, să nu mai auziți pe Rafael, că mai mult ați auzit pe mama stricte cum ar fi. Acum o să mă auziți pe mine și când o să mergem să vedem ce note o să dea dar Însel la construcții și la astea când ne întâlnim cu dar Însel vorbim înapoi ca mama strictă și o să fie mai bine așa. Dar trebuie să construim o casă cu culoare neagră. Chiar sunt curios, nu știu să văd ce mă duce pe mine capul astăzi. Bun, acum ar trebui să mă auziți cu vocea mea normală și să vedem ceea ce putem să construim noi astăzi. Pentru că facem un concurs de construit cu dar Însel, trebuie să facem o vilă. Deci mama lui strictă practic și cu dar Însel trebuie să fac o vilă. Hai să vedem. Deci culoarea mea principală ar trebui să fie negru. Hai să vedem ce chestii mai avem pe aici negre. Putem să folosim chestii din acesta, de exemplu asta, sticla aceasta, de care chiar cred că o să ne putem ajuta. Luăm și astea pe aici, vreau să iau și astea. Și aș vrea să iau un ăsta, practic cum ar veni, să pun ca pereți în conjur pe acolo pereții. Și vreau să folosesc totuși și alb, că eu zic că alb ar trebui să mai ajute enorm. Așa că luăm quartz, cred că luăm quartz. De fapt ia să luăm, de care, ia să mă duc eu la concret. Cred că iau tot alb din acesta, uitați-l ăsta care este pe jos pe aici. Și o să vedem cum o să facem. Vreau să facem ceva mai special să arate cât de cât mai ok. Hai să încercăm aici să facem o formă. Chiar sunt curios ce formă am putea să-i dăm. Aș vrea să-i fac o formă ceva de genul, dar nu știu cum o să arate. Ok, deci este o vilă, trebuie să fie ceva cât mai modern, să arate cât mai bine și înainte. Adică când o să ajungem noi la final, vreau să vă spun de pe acum că vreau să ne scrie, să scrieți acolo în comentarii cine a construit mai frumos. Vreau să scrieți dacă mama lui Dar Însel, adică eu practic, pentru că maica sa nu știu unde e și acum practic facem noi partea asta în care noi suntem practic maica sa, că maica sa e plecată în vacanță sau nu știu unde e, nu știu dacă mai vine maica sa, care e faza cu ea, dar în fine. Începem aici, facem o casă frumoasă în partea asta și ne luăm și o de asta, cum se numește, o ușă. Trebuie să ne luăm o ușă să vedem dark door din aceasta, cred că luăm. Asta este cea mai perfectă. Și unde să punem ușa? Să punem aici? Cred că zic că ar fi o idee să putem să facem aici. Fiți atenți cum vreau eu să gândesc pe chestia asta. Vreau să pun aici, după aș vrea să fac ăsta ceva de genul așa, chiar dacă nu ar da el cel mai bine, pentru că nu vreau la asta modern să folosesc neapărat scările. Dar aici uitați-vă cum o să folosesc asta și eu zic că așa ar arăta mult, mult mai bine. Eu zic că e mult mai frumos. Și în părțile astea ar trebui să umplem noi așa cu alb. Nu știu dacă aici ar trebui, cred că ar trebui totuși să pun fix aici, uitați așa, dar punem de astea fix așa, de astea mici, nu le punem pe astea mari, sau dacă punem de astea mari, să vedem cum arată. Nu, punem de astea mici, arată mult mai bine așa. Eu zic că e ok. Și chiar sunt curios cum o să se descurce și dar Însel astăzi. Să vedem cum o să încerce să impresioneze pe maica sa. Asta este cel mai interesant. Punem partea asta și facem un fel de design din acesta. Eu zic că arată ok, chiar îmi place cum arată, sincer, dar în partea asta cred că ar trebui să o ducem tot așa ca să arate mult mai bine. Dar de fapt nu, că aici practic eu deja am făcut intrarea asta și pe aici n-ar mai fi o intrare. Uitați, ne ducem ăsta mamă și vedeți că arată fix perfect, la fix l-am făcut. Dacă intrăm acum prin interior, eu zic că arată ok. Trebuie să mai punem și niște lanterne pe aici să arate totul foarte, foarte bine. Nu mai avem nevoie de ușile alea. Punem o lanternă unde avea pe aici, de fapt cred că da, nu putem să punem acolo din păcate. Punem pe aici. Ia aici, nici aici nu putem să punem de fapt. Ia mă că fac eu aici o chestie. Punem fix așa, arată mai ok. Și da, trebuie să scrieți în comentarii ce note îi dați la construcția mea și ce note îi dați la construcția lui Dar Însel, cine a câștigat astăzi. Dar vreau să scrieți în comentarii construcția mamei stricte, pentru că așa ar arăta mai bine, pentru că practic asta e tematica. Eu astăzi sunt mama strictă, costumată mama strictă, și așa ar trebui să scrieți voi în comentarii cine a făcut mai frumos dintre el și mama strictă. Acum, pentru că am zis eu, stați puțin, chiar să chestia, am zis că vreau să pun aici ca și cum astea sunt, ăștia sunt pereții cum ar veni. Ok, pun peretele în partea asta, pun în partea asta tot la fel peretele și în partea asta tot la fel. O să le fac ceva de genul, o să termin forma asta. După ce termin forma, vreau puțin, de fapt nici nu cred că pot să vorbesc cu Dar Însel, că nu mi-a dat căscuță din acea. Mă, ce face? Uitați, ok, deci Dar Însel se uită. Deci Dar Însel se uită la maică sa, am înțeles. Deci dacă Dar Însel a făcut ceva asemănător, știți de unde, știți cum a făcut. Am văzut, suntem martori cu toții. Bun, momentan am făcut așa, cam așa,
arată modelul. Eu zic că arată chiar interesant. Chiar îmi place cum arată, sincer. Chiar este un model super tare. Vreau să-mi spuneți acolo părerea voastră în comentarii despre acest model. Mie chiar vreau să spun, chiar sunt așa surprins. Adică mie chiar îmi place, chiar îmi place. Știți ceva? Chiar îmi place. Super interesant. Și acum să vedem cum să putem să facem. Vreau să fac, am așa o viziune, dar ar trebui să stau puțin să mă gândesc. Deși cred că o să lăsăm să vedeți puțin mai târziu. O să încerc aici să mă gândesc cum am o viziune ca și cum să sucă cumva aici puțin mai în sus, să fie ceva de genul cum vedeți cum e aici, să fie de fapt nici nu știu, vreau să ok, o să încerc să fac, și o să vă zic la final dacă a fost ceea ce am avut eu în viziunea mea practic, dacă am făcut fix cum mi-am dorit sau dacă a ieșit altceva, să sperăm totuși că o să iasă ceva bine, asta e cel mai important. Ceea ce vreau să vă spun e că sunt mulțumit de rezultat. Cred că asta era ce aveam eu în viziune așa în plan. Chiar îmi place cum arată. Vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce părere aveți de casa aceasta. Este o casă cu culoarea principală negru, ceea ce și-a dorit Darcel. El face cu alb și bă, chiar îmi place cum arată aici. Chiar sunt curios ce părere o să aibă, pentru că eu sunt transformat în mama lui strictă. Chiar sunt curios ce părere o să aibă acesta când o să vadă ceea ce a construit practic mama lui, dar de fapt teoretic mama lui, că practic sunt eu până la urmă costumat în mama lui strictă și transformat și vorbește cu vocea, dar acum e bine că pot să vorbesc și eu normal, să mi iau eu și eu așa suflu și toate astea. Cam așa arată prin interior casa aceasta. Mie îmi place cum arată. Acum trebuie să mă ocup de interior. Vedem, poate facem multe. Ce facem ăla? Poate ce s-a uitat? Mă, e pe aici, pe undeva? Da, mă, întâi ăla. E acolo, mă? Ia să mă uit prin partea asta. Da. Mamă, ce face? Dar ăsta acolo, nu-mi vine să cred. Nu o să aibă absolut nicio șansă, pe bune, frate. Nu o să aibă absolut chiar nicio șansă. Acum, hai să ne apucăm de interior să vedem ce o să facem. Deci, în primul rând, într-un interior din acesta, ar trebui să facem și noi un pat. O să punem un pat din acesta. Bă, arată genial, că practic e culoarea negru. Hai să ținem și aici să arate tot un negru, practic să arate tot așa mai special, să fie negru în prim plan. Eu zic că îmi place super mult, chiar arată super tare. Acum hai să ne facem un calculator. Trebuie să ne luăm și un scaun, deci trebuie să ne luăm și scaun. Dar fiți atent, vreau să-mi iau un scaun de ăsta de office, nu vreau să-mi iau de gaming. Ar arăta mai interesant în partea asta. Unde să-mi pun eu calculatorul? Hai că mi-l pun fix aici. Eu zic că arată că e un loc ok, e un loc decent. Pune și scaunul ăsta acesta fix aici. După aceea trebuie să iau ăsta, pentru că nu vreau să fie negru. Stai puțin că nu cred că am luat ăsta. Ăsta era, ok. Vreau să-l luăm pe ăsta aici foarte frumos în partea asta. Îl facem negru, scaunul acesta. Ăsta îl facem și pe el cumva de genul, cred că fix așa. Așa arată cel mai bine. Îmi place cum arată așa. Păi ok, momentan chiar e ok. Sunt mulțumit de ceea ce am făcut eu aici. Îmi place extrem, îmi place enorm, sincer. Dar nu știu ce să mai fac acum. Hai că mai punem și un de ăsta aici. Să punem, de fapt, hai că îl punem tot aici. De fapt, mă, ce e ăsta? Nu e ce credeam eu că e, dar ia mă că-l punem și pe ăsta. Să fie așa, de decor aici, practic să fie. Mamă, vedeți că arată genial ăsta. Și acum că tot am pus ăsta, hai să punem și un televizor, dar unde să-l punem? Hai să punem de ăsta de perete, care să stea pe perete, dar unde să-l punem? Îl punem în partea asta, frate, televizorul ăsta, dar totuși nu prea ar fi trebuit să fie el aici, dar mă rog, pentru că practic nu prea s-ar vedea, dar trebuie să stau eu așa, stau eu, mă uit dintr-o parte, stau așa. Ăsta, de fapt, nu, hai mă că lasă așa, ok, eu zic e ok. Mamă, hai că l-am dat și eu pe ăsta, deci îl punem în partea asta și acum trebuie să facem ceva de genul, nu, că deja m-am zăpăcit de tot, sincer, că l-am întors cu spatele, mă, ce-i fac, mă, la televizorul ăsta, ok, calm, no, bă, deci dacă, ok, calm, încă o dată, și încă o dată, și acum, ultima oară, ok, acum, hai să-i dăm, de fapt, nu, încă o dată, ok, gata, te rog, gata, acum, hai să vedem, deci punem direct pe, hai să punem ceva, tot așa, hai să punem ăsta, să fie puțin așa și lumină, să nu fie chiar așa vibe-ul ăsta, totul negru, așa, să fie vibe mai luminos, oarecum, că nu e chiar tot, dar să fie oarecum mai luminos. Hai să vedem ce mai putem să mai punem dintre toate lucrurile ce mai avem noi pe aici. Ce am putea să punem noi într-o casă? Ia să mă gândesc, chiar că punem un ăsta ar fi genial, eu zic că arată ok și îl punem undeva fix aici. E ok, chiar e ok. Ăsta mi se pare că e doar culoarea asta și oricum e ok. Și pe negru? De fapt, hai că îl punem așa. Deși nu cred că arată ăsta cel mai bine, dar că îl punem așa să nu folosim chiar numai negru în continuu, mai folosim și alte culori. Acum, ia să punem și elefantul ăsta ca ornament. Eu zic că arată ok. Hai să-l punem pe ăsta, îl punem nu culoarea asta, îl punem griu acesta. Nu, hai că îl punem culoarea aceasta, arată mai ok. Și să vedem ce să mai putem să mai punem, că avem foarte multe lucruri aici, dar nu știu exact ce aș putea să mai pun, sincer. Punem un frigider, că ăsta eu zic că ne-ar ajuta, îl punem fix în partea asta. Arată ok culoarea. Și trebuie să facem aici, să punem și niște d-astea cum ar veni, să avem și noi de mâncare, să preparăm mâncare. Dacă am pus frigiderul aici, punem ăsta, că îl punem în partea asta, să fie puțin mai la distanță și de calculator, să astea să nu prindă mirosul și astea la calculator. Ok, punem în partea asta, mai punem ceva așa și aici trebuie să punem plate din acela, dar nu mai știu cum se numea cu cuțitul ăla. Mamă,
nu mai știu cum se mai numește. Ah, ok, de fapt hai că-l punem pe acesta. Nu-l căutam exact pe ăsta, dar e ok. Și ăsta arată ok. Nu știu, mai pun aici câteva chestii. După aceea cred că o să fie gata. Vă prezint, o să vedeți cum arată. După aceea ne ducem la Darusel. De fapt ne punem vocea înapoi de mama strictă. Ne ducem la Darusel să vedem ce a făcut și el. Și să vedem ce note ne dăm noi între noi. Ce note îi dă Darusel mamelui. Că poate îi dă note mai mari. Pentru că știți că cu mine nu dădea notele exacte. Nu dădea ceea ce era adevărat. Oricum, decizia finală rămâne la voi acolo în comentarii. Vreau să scrieți mama strictă sau Darusel ce a câștigat acest meci de astăzi. Gata, în sfârșit am terminat și interiorul. Venim din partea asta frumos. Intrăm în casă. Cam așa arată. Păi eu zic ok. N-am umplut cu foarte multe lucruri. Am umplut cu esențial, cu chestii ca lumea. Bine, aici nu poți să faci nevoile. Te duci direct acolo la apă. Practic direct aici am oceanul frumos. Și da, cam așa arată în partea asta. Este scaunul cu calculatorul. Eu zic că arată mișto scaunul acesta. Dacă se folosesc unul de gaming, mi se pare genial acesta. Aici este partea asta de frigider. Aici o ciocolată de asta curgătoare. Cum ar veni fântână. Aici avem ceas. Avem toate astea. Vedeți și o tarantulă aici. O statuie. Niște chestii foarte frumos. Arată genial aici cu oglinda asta. Mie mi se pare genială combinația asta. Cum am pus asta și cu oglinda asta. Dacă să pun oglinda asta în față, mi se pare genială asta mare așa. Și acum ne ducem frumos afară. Și vreau să mai facem ultimele chestii. Și anume, deci cam așa arată casa, ok? Acum vreau să fac, de fapt hai să-l facem în spate, să arate mai din spate. Vreau să fac fix aici, vreau să facem aici o mare din acesta, un copac super super gigant, un fel de palmier din acesta. Vreau să facem așa frumos, o să arate genial palmierul. Și vreau să facem și un fel de apă ceva pe aici. Eu zic că de fapt trebuie să-l țin puțin mai în sus ca să arate din spate, să se vadă totul bine. Știți ce zic? Să arate bine din spate. Eu zic ok, uite aici este rădăcina, trebuie să facem puțin așa mai mare pentru că până la urmă e dita mai palmierul. Trebuie să lungim și în partea asta să-l facem grosimea asta așa și în partea asta la fel. Palmierul acesta arată ok. Hai să vedem acum cu frunzele să vedem cum arată. Eu zic că și frunzele astea, mie chiar îmi place să fac palmier. Mie un lucru în Minecraft, ce-mi place mie să construiesc sunt palmieri, frate. Să fac niște palmieri dintre aceștia, copaci ăștia mie mi se par chiar super genial și sunt chiar ușor de făcut. Și uitați-vă cât de genial puteți să-i faceți din niște forme din acestea. Dacă nu știați cu formele acestea, e bine ați învățat acum de la mine și mie chiar îmi plac chestiile astea. Arată super geniale chestiile astea. Dacă vă duceți la concursul de astea de construit și așa, eu zic că cu asta nu puteți să dați greș, pentru că arată super genial. Chiar îmi place super mult. Uitați-vă pe bune. Bine, nu chiar, adică în momentul ăsta nu prea arată el genial. Trebuia să-i mai retușez, eu să-i fac mai multe chestii aici, dar o să arate într-un final genial. După aceea cred că vreau să mai pun aici. Hai să punem cum ar veni cum curge apă pe undeva pe aici și vreau să ducem așa să nu curgă asta apa. Ok. Deci fiți atenți că arată genial. Mie chiar îmi place cum arată, cum am făcut apa asta curgătoare direct din ăsta. Și arată aici, cam atât o să fie. Copacul ăsta, ia să vedem. Bă, arată ok, dar cred că se merită mult mai bine. Ia dacă mă uit din spate, bă, de fapt cel puțin că nu prea se vede din spate. Sau de fapt dacă vii aici se vede. Dar oricum, nu e important asta. Ne ucizim acolo în spate pentru că o să fie un secret de care Darusel nu știe și o să-l vadă pe urmă. După cum puteți observa, mi-am pus vocea mamei stricte și să înceapă concursul. L-am terminat aici, să înceapă distracția. Am făcut și ăsta, arată genial, chiar îmi place super mult ceea ce am construit. Asta este una dintre construcțiile mele preferate pe care le-am făcut. Dar teoretic, de fapt practic sunt ca mama strictă costumă, practic gen într-un fel mama strict de la făcut, dar de fapt nu l-a făcut. Și da, bă, mie chiar îmi place rezultatul. Acum hai să mergem peste Darusel, deja mă duc direct aici, nu mă interesează. Gata, mă enervează Darusel. Darusel, ce e ăsta? Bună, mami, ce faci? Iată, mă, am făcut o vilă, uite, e vilă șmecheră, uite, și uite, mare ca mine, uite. Mă numesc Darusel, am și șmecheră. Da, Darusel, foarte șmecheră ești tu, Darusel. Am prezentat șmecheră, cum, mamă, Darusel. Bă, vezi că arată interesant oarecum, Darusel. Dar hai să vedem și pe interior, ok? Pun niște signer pe aici. Mă, ce e asta, copile? Vreau să zic că... Ia stai puțin, Darusel, ia vine puțin afară, că avem ceva de discutat, Darusel. Mi-am adus aminte de ceva. Ok, ai pus tu brazii ăștia de zăpadă, Darusel, vine repede, că... Darusel, de fapt nu, Darusel, fii atent. Stai puțin, Darusel. De ce, de Crăciun, n-ai venit la mine, la mama... Darusel, ieși afară în momentul ăsta, spune, de Crăciun, de ce n-ai dat pe la mine, Darusel? Îți era așa de greu, măcar un telefon să-mi dai, îți era așa de greu, Darusel? Da! Ok, ce să spun? Asta ai făcut tu, vrei să spui tu mie, pentru asta m-ai chemat să faci porcăria asta, Darusel, n-ai făcut nimic pe interior, nu? Dar mie îmi place, ce frumos, contează ce pe exterior, nu pe interior. Oh, Darusel, e invers, mor, oh, totul e invers, oh, bă, Darusel, tu ești un ciudat, ok? Ești un ciudat, ce nu te-ai dat? Bă, arată
știi dacă din fiate, dar să din față arată ok, îmi place din față. Din spate, din laterale, nu-mi place absolut deloc. Și din interior, groaznic, dar să dar din față, bă, pentru față, îți dau nota 8-9, care arată un fel de palat, de ăsta, palatul parlamentului, ceva de genul, palatul regal, casa albă, ceva de casa albă, ceva de genul, nu ai nota 10, ai nota 5, dar să-l 5! Ce naiba? Nu, 6, dar să îl dau 6, îl dau 6. Acum hai la mine să vezi cu adevărat ce înseamnă să faci o casă. Deci, mama ta a făcut o casă cu adevărat. Trebuie să-i lecții, dar să le... Ia uite cât de frumos arată. Ce părere ai? Wow, mami, ce frumos e, ma! Mamă, o căpăcel, căcățel, mă chemă, dar să le... Mami, hai, arată-mi, arată-mi! Ok, dar să le... Hai să-ți prezint. De ce ai văzut cum arată, dar să le din jur împrejur? Acum, interiorul acesta este casa mea, dar să le... Cea mai șmecheră casă, tu n-ai... Dar să le... Mă, nu te mai bate cu ușa asta. Uite, în partea asta cum arată totul, dar să le... Bă, genială casa asta. Uite, aici ai baie, ai toate astea. Aici, uite, uite cât de frumos stai aici la scaun, la calculator, să te iei calculator frumos, ce spa, ce pat, genial, dar să le... Bă, dar să... Alo, ridicarea. Spune-mi, ce părere ai tu? Ok, mă, fie antenă, eu îți dau nota nouă, dar fie antenă, stai, full box. Dar să nu, îți dai nota nouă, dar să-l chiar, chiar, uite și o tarantină aici, dar să le... Nu, mami, fie antenă, nu. Dar să, dar, nu, mai serial, dar să, dar să. Nu, mami, mie nu-mi place talentul ăla. Măcar a rămas ăsta. Dar să ești un nesimțit, dar să-l... Să-i bătut joc de tot, dar să-l să-i bătut joc de tot. Deci tu mă chemi, mi-ai stricat toată munca. Tu m-ai chemat aici, mi-ai stricat toată munca. Serios, dar să-l... Dar să-l chiar mi-ai stricat toată munca. Să-i bătut joc. Da, mami. Dar să-l, de ce faci? Dar să... De ce să-i bătut joc de... Asta, Darusel. Darusel. Nu mai. Ia jos, nu te mai supăr pe bune. Gata, ai încheiat-o cu mine. Ești un nesimțit, Darusel. Darusel, mă închinui să fac toată asta. Adică vorbesc la modul cel mai serios. Acum ai stricat-o de tot. Da, mami, fii antin. Fac să facă BUM! Fraieră! Și fii antenă, mami, fii antenă! Băi, acum fără glumă, frate, casa aia chiar îmi plăcea foarte mult. Mi-a distrus tot, chiar, nu, chiar, acum chiar sunt supărat pe bune. Casa aia chiar am stat mult să fac și mi-a plăcut enorm. Nu cred că aș putea să mai reproduc o astfel de casă. Chiar arăta genial, casa asta, bă, mi-a stricat-o. Măcar o am salvată pe videoclip, dar atât, altceva n-am ce să mai spun. Dar chiar, bă, chiar îmi plăcea casa aia, chiar, nu știu, mă atașasem așa de ea. Bă, era mișto rău de tot casa aia, dar mi-a distrus-o. Măcar scrie acolo ce notă merita casa mea și ce notă merită ce a făcut Arsel. După ce că a făcut o porcărie, a mai făcut o porcărie că mi-a distrus mie casa, practic. Bine, da, într-un fel, da, îl trolez eu că sunt costumată mama lui strictă și el nu știe. Asta e așa, da. Da, deci chiar nu mai am ce să spun. Atâta aveam de spus. Atâta, nu mai suport, pe bune. Gata, mi s-a luat. Era așa de frumoasă casa. Niciodată ceea ce mi-a făcut Darusel. Ei bine, astăzi o să primească supă. Ceea ce mi-a făcut ieri, deja nu mai știu să mai suport de supă. Deci nu mai suport deloc. Darusel, ce, da, ești foarte amuzant. Du-te, Darusel, pune-te la masă, pune-te la locul tău, Darusel. Nu, gata, că m-ai supărat extrem de rău ieri. Darusel, gata, pe bune, pune-te aici, Darusel. Mami, fii antenă, eu am înțeles pe zi, da? Vreau ca tu să spui mereu, da, 24 de ore, așa că fii antenă, mami. Ce mă, să spune ție, da, să spune ție, da, 24 de ore, să spune ție, da, 24 de ore, dar să, în primul rând, mănâncă supă, că n-am făcut-o degeaba, mănâncă și tu am mâncat, nu, dar să le, nu, bă, deja, nu te mai suporta, gata, mă, dar să le, gata, mă, dar să, spune și mie, ce ai avut tu ieri, de ce ai făcut aia ieri, dar să le, de ce ar trebui să faci lucrul acela, de ce? Deci, mai chiar ce sunt, așa că fie antenă, mami, dacă mă enervez, o să dau foc la casă. Bine, Darusel, gata. Deci, nu mai. Și ce vrei să fac? Vrei să spun da azi, 24 de ore, ție. Vrei să spuneți ție da, nu? Da, mă, și fie antenă, mami, eu vreau să stau la locul ăsta, e ok, nu? Bine, am,
lume, da, da, ai voie să stai locul ăla, așa, ce mai vrei, doamne, mami, vrei? Mami, normal că îți fac pe plac în continuu, că eu sunt mama ta și tu nu ești recunoscător pentru asta, dar înțelegi, și tu mă renesimțit, pe bune. Sfiantă, tu ai voie să zici nu de trei ori, asta de trei ori. A, așa poți să spui și nu doar de trei ori? A, da. Bine, mă, e bine, așa, și acum ce vrei? Fiantă, mami, vreau să te iau să-mi cumpăr un calculator. Păi da, ți-ai cumpărat calculator, dar mai vreau unul. Ți-ai cumpărat două calculatoare deja, mi-ai cumpărat unul acum recent. Mai vreau unul. Da, nu, eu zic nu, lasă, chiar zic nu. De ce să dăm atâția bani, dar înseamnă, gata, pe bune. Gândește și tu economic, omule, gândește cu casa, nu mai gândi așa. Bine, vrei, okay. Vrei, după mami, ce ai dita mai casa, mami, înseamnă, chiar nici recunoscător, vrei să rămâne fără casă? Nu, mami, mami, ești fraieră? Ha, ce nezimțit ești tu, dar și aici, acum trebuie să spun nu, nu? Și după mai am o singură de asta, nu? Da, deci ești fraieră? Nu, nu sunt fraieră, cum să fiu, dar înseamnă, nezimțit, îți bașă pe mine chiar așa? Eu sunt copilul tău favorit, nu? Păi da, bine, singur copil, cum adică copilul favorit? Ești singur copil, da, ești copilul meu favorit, logic, dacă ești singurul copil. Și mă iubești? Da, omule, dacă ești copilul meu, nu e logic. Și-mi dai 20 de lei? Da, îți dau 20 de lei. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia mă de aici când vrei, dar înțeleg că deja mă enervez, gata, ia să te saturi, că ești nesimțit, acum ce mai vrei, că gata. Mami, fiantă, mami, eu zic să mergem la pizzerie. Uite-te, pizzerule, uite-te în dreapta, uite-te în stânga ta, de fapt, uite-te acolo, așa, ia și pe aia. Ce mă, vrei la pizzerie, nu ți-au luat burgerii? Da, vreau la pizzerie și nu pot mai vrea să mergem în trei locuri, așa ca să mergem, da, unde se află pizzerie, că eu n-am habar, e aici la apropiere sau unde e pizzeria, unde mergem? Da, hai, în apropiere, în apropiere, nu, hai cu motocicleta. Bine, dar înseamnă, hai cu motocicleta, cum spui tu, așa, hai copile, hai odată, dar înseamnă, și te pomeni. A, pe ți-am dat banii cu aia, cumperi, nu? Nu, cu banii tăi, nu-i așa, mami? Păi da, aia sunt banii mei, exact, ți-am dat bani de pizza. Păi nu, mami, tu să cumperi cu alți banii a tăi, nu-i așa, mami? Bine, mă, dar înseamnă, hai că-ți cumpăr, normal, normal, nu trebuie să-ți cumpări, dar înseamnă, ce faci, bă? Dar să vezi pe unde merge, omule. Vezi pe unde merge, că poate, poate se activează barajul ăsta, dar să le și murim pe aici, dar să le. Bă, fiu. Dar să dar tu chiar nu prețuiești viața asta, n-ai grijă deloc de viața ta? Pe mami, eu sunt mai șmecher, mă cheamă Darsel. Darsel, dar pe lângă că viața ta, dar mai și pe cum? Ok, nu mai rind documentul. Așa, și acum Ieși! Ok, dar să le băiești, da, trebuie să ai grijă de viața ta, trebuie să ai grijă de viața altea, că mai ești cu altcineva, nu ești doar cu tine singur, dar să le. Și acum unde vrei să mergi, că nu te înțeleg, ce pizzerie e? Unde e pizzeria? Cum mă duci la benzinărie, unde mă duci aici? Bine, wow, mami, ce asta, mami? Ce să fie? E un teren de fotbal aici, e un loc cu teren de fotbal, dar să le. Ce așteaptă aici? A, mă, bă, știi măcar unde e pizzeria, dar să le. Da, uite aici. Ce e aici, omule, că nu e nimic aici, e un hotel ăsta. Doamne, dar să le, puteai și doamne, mă, copile, bă, ai probleme, dar să le. Trend de basket, interesant. Hai să mișcăm basket. Da, hai că spun da, asta da, e interesant, că mie îmi plăcea, adică e ok, ok, basket. Ia, mă, ia, mă, dar stai puțin, dar, a, tu vrei să dai acolo, a, vrei să dai acolo. Dă, bă, bă, da, dar să le. Darsel, lasă-mă, bă, lasă, bă, ce, Darsel, ce, așa, bravo, bravo, fraiere, bravo, că ești, bă, dar nu mai, Darsel, nu mai lua, n-ai voie să o furi, Darsel, nu se joacă așa basket, Darsel, nu se joacă așa basket, mă, dă-te de aici, Darsel, gata, hai să mergem, hai să te duc la pizzerie odată, te duc eu, Darsel, că, bă, e cu capul de tot copil, hai, mă, Darsel, hai să te duc eu la pizzerie, hai, urcă. Hai, urc așa și te duc eu la pizzerie, că nici tu nu știi, dar înțeleg, tu nu știi unde e pizzeria. Mamă, du-o să chinezezi, dar înțeleg, ce-i pe aici, mi-ai venit atât pe aici? Hai, nu, hai să mergem, ciom, uite, food. Mâncare, da. Mâncare, fast food, de fapt, Chinese food se numește aici. Ia să vedem. Bă, mami, lasă-mă pe mine, hai cu ceai, după tot, ok, dar înțeleg, gata, tași puțin, dar înțeleg, dar unde să comandă, bă, nu e nimeni aici, dar înțeleg, sau ia ce să fie? Să aflăm, păi da, astea nu sunt chestii de chinez, dar să, what? Ce-i mă ăsta? Mami, hai încă ce-am gata, ia ta, la, ai, bine, dar să le, gata, ai învățat tu chineză, că te uiți la desene tale. Da, bună ziua, dă-te, dar să le, de aici și ce se poate la, oh, ciocomochi, mamă, vezi că sunt chestii mișto, dar să le aici, mamă, dar să le, ți-au, bă, câte vrei, ți-au, da, păi nu mai vrei, lasă că le mănânc eu, dar să le mănânc eu, blejer, le mănânc eu frumos, bă, ce faci? Darsel,
Tarsel, 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 mamă, nu, mamă, copilul ăsta e problemă, copilul ăsta e problemă, doamne, aholo, aholo, nu trebuie să fac de aici, nu, 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 aholo, bă, Tarsel, după ce găsește ce mi-ai făcut ieri și astăzi treci repede, Tarsel, 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 ai probleme cu capul, oamule, Tarsel, trebuie să te duc la nebun, Tarsel, că deja cu tine nu se mai poate, Tarsel, Tarsel, cred că te duc aici direct la aeroport, te urc, te duc, doamne, Tarsel, Tarsel, mă, ce te apucă, ce te apucă, omule, ce te apucă? Adică, cum adică, Tarsel, bă, tu ești normal, tu ai văzut ce-ai făcut, ai dat foc la un om, Tarsel, ești normal? Tarsel, dar nu-i te râs, mamă! Tarsel, mamă, și te-am învățat eu, Tarsel, hai să mergem aici la mâncă, că aici cred că are burger, găpița, Tarsel, dar... Bă, Tarsel, dar chiar așa, pe bune, ești nesimțit pe bune, Tarsel... Antonio! Antonio! Salut, vărul! Da, fii anterut aici! Vreau pizza, o pizza asta frumoasă, ok, mersi, acum iau! Mă, ce văr, mă, Tarsel, mă, ce văr, mă, Tarsel, Tarsel, dar... Doamnă, bă, ok, da, așa, Tarsel... Mami, ia, mami, uite, ia, ia de aici! Da, mulțumesc, Tarsel, mulțumesc pentru asta, măcar atâta, Tarsel, bă, mamă, vezi că e bună pizza asta, da, e foarte bună, Tarsel, ce faci cu Antonio, ce faci? Tarsel, nu mai, gata, Tarsel, gata, Tarsel, 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 termină, tată, copii, bă, ai probleme cu capul, Tarsel, vrei să-l chem pe taicătă, ia-mă pizza mea, ia pizza mea, că deja e nesimțit, Tarsel, gata, hai să mergem odată, hai, Tarsel, 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 ești nesimțit, strigi locul ăsta, strigi tot de pe aici, Tarsel, așteaptă-mă, Tarsel, Tarsel! Dar, aolo, nu mai supăr pe copilul ăsta, bă, a nebunit de tot, chiar a nebunit de tot, dă el, bă, frate, a nebunit de tot. Stai, bă, chiamă Tarsel, sunt cel mai șmecherel, hai, urcă, mami, că dacă nu sunt la șefa mare. Ok, Tarsel, acum ce mai vrei, Tarsel, s-a încheiat ziua, nu? Nu, uite, mami, hai, hai să cumpărăm un costum. Da, îți cumpăr costum, ce îți cumpăr costum de bucătar, Tarsel, să-mi vezi să faci mâncare. Bă, Tarsel! Da, termină pe une, gata. Scuzați, e un copil cu probleme. Uite, să uite toată lumea la tine, dar să așa, mă, ia-ți-vă costumul ăsta, da, îl plătesc eu, poftiți, costumul acela îl dorim, da, foarte, foarte bine, poftiți aici. Mami, nu văd, mami, mami, nu văd, mami, mami, unde ești, mami? Mă, dar să le bă, ai probleme, mă, pe bune, mă, o dată, mă, dar să, dar să, dar, în spate, stop, oprește-te, acum, acum, vin, acum, vin. Păi, dă-ți baia jos, că nu vezi, bă, prunsule, dar să, hai jos, că nu vezi, așa, mă, cum arăți, dar să... Cine e de la urmă, de mai bine? Dar să... Bă, ai probleme, copile, atât vreau să zic, ai probleme, mă, chiar ai probleme, dar să ce ai pățit, bă, de la un timp, ce ai pățit, ce ai pățit, omule, bă, dar să ce ai pățit? Nu știu, mă, hai să mergem, la. Da, te auzi foarte bine, vorbești și tu foarte bine, dar să gata, mă, acum unde vrei să mai mergi, dar să mă, ia motocicleta, ce faci cu asta, unde e motocicleta, dar să asta e motocicleta. Nu, asta e motocicleta, dar să aici e motocicleta, doamne, iartă-mă, tu faci schimb de motocicletă cu bicicletă, doamne, dar să le... Ah, bă, ce mai vrei? Gata, s-a terminat ziua, s-a terminat, gata? Nu, vreau să mergem la pizzerie! Păi te-am dus la pizzerie! Păi asta nu-i pizzerie, asta-i mult! Păi ai mâncat pizza, ce mai vrei? Nu-mi pasă, mami, dacă zic că vrea la pizzerie! Păi dar nu se numește pizzerie, e burgerie aici, e cu burger, cu burger, dar se uite că se vede pizzerie! Și să vede și pizzerie! Dar să n-ar fi mai bine să te duci tu la școală, dar să le să înveți și tu să fii mai educat puțin? Fii antren, mami, hai că mă duc, mami! Gata, da, ok, dar să-l dai puțin, tu acum tu dai foc, dar tu ești pompier, tu trebuie să stingi focul, dar să-l te-ai făcut că ai luat haine de pompier aici, practic, mă, ce, dar să-l dai, ce, atât, bă, ce mai vrei, pe bune, nu te-ai săturat de ziua asta, nu putem să mergem, dar să-l, unde, dar să-l, ce faci, mă, ha, mă, iar îți cumperi mâncare de aici, hai, mami, cumpără, bra! Da, cumpăr, ce să cumpăr? Burger, iar burger! Toaulu! Da, dați-mi burger, ok. Ok, eu puștă de aici, de aveam noi deja. Dar să, gata, e comanda, gata, unde puci? Tu unde fugi? Bă, cu cine să te înțelegi, bă, frate? Cu cine să te înțelegi? Chiar nu știu cu cine să te înțelegi, bă, bune, uitați-vă cât de fraier e. No, știi ceva? Cred că ar fi... Dar să el... Ce? Mami, urcă, că fie antene, mami! Așa m-am purtat eu rău cu tine. Ești aici. Când m-am purtat eu rău cu tine, eu am o surpriză pentru tine. Ce surpriză ai, dar să le? Ia, ce surpriză, maică? Tu ai o grază de surpriză, dar să le? Spune-mi odată. Păi fie antene, mami, deci eu vreau să arăt. Ce vrei să arăți? Ce vrei? Unde mă duci, mă? Mergem acasă, gata? Gata, mergem acasă, să... În sfârșit, Darsele, în sfârșit, Doamne ferește, în sfârșit am ajuns acum. Mă, unde duci, Darsel? Stai, uite, pica pe sus. Camping aici, mă, e camping, Darsel, e camping, Darsel, hai la camping, uite camping acolo. Darsel, unde mergi, Darsel? Stai, aaa, mami, stai, fii antenă, mami, ești gata, gata pentru ce o să fac?
ce o să faci, Darcele? Ce o să mai faci? Ce mai faci acum, Darcele? Ce mai faci? Stai, mami, că prima oară trebuie să urcăm sus. Așa, urcăm sus. Doamne, Darcele, nu știi să mergi, Darcele. Normal că urci sus, Darcele. Unde ai vrea să urci? Jos. Doamne, iartă-mă, Darcele. Bă, dar chiar trebuie să te duci la școală, copile, și nu e de glumă. Nu mai vorbă, vorbesc serios, Darcele. Chiar trebuie să te duci la școală, copile. Nu e de glumă. Dar nu e de glumă, Darcele. Unde vrei să mai mergi acum? Sus. Unde sus? Ce aici? Ce ce tare e ăsta? Dar să da, vin, da, vin. Ce mai vrei, Darcele? Ia, unde mergem aici, Darcele? Ce e aici? E o casă, Darcele, pământ, are cineva casă. Bă, ce... Ce aici? Ai urcat mai devreme! Păi, să urcăm mai sus! Și ce faci mai sus? Stai, mami! Spargete! Eee, asta e când m-am nervat! Așa! Da, Darcele, cred că urcă mai sus! Mami! Mami! Hai, mă, lasă-mă, că deja nu mai sunt, nu te mai suport, Darcele! Mami, da vină! Ochii, mai și antenă! Mami! Stai că vin acum, ce mai vrei? Ce mai vrei? Hai, mă, urcă tu, ial tu, dar știi tu să urci pe undeva, Darcele? Hai, urcă! Hai, odată, că deja mă enervez, copiile! Bă, gata! Bă, Darcele, bă, dar chiar așa trebuie să fii de nebun, bă, Darcele, ce ai de la un timp de ieri? Ai tot nebunit, dar, bă, ești rău de tot! O să vezi, mami, o să vezi de ce! O să văd de ce! Ce să văd? Că nu te înțeleg! Ce? Da, ok, Darcele, da! Așa trebuia să urc în spatele tău ca tu să tragi un pârț direct în fața mea, Darcele! Mersi! Da, ok, așa cum ce faci? Ia, te duci pe aici? Mă, dar ce? Ok, mamă, ce mișto e locul ăsta. Mami, urcă! Da, urc, da, urc. Și ce e aici? Să cineva, ce se întâmplă? Mă, ce e mami? Mami, ești gata, fii antenă. 3, 3, 2, 1, și urcăm și mai sus. Bă, Darcele, gata, nu ești amuzant deloc. Mă, ce mai vrei să mai... Bă, Darcele, putem să ajungem acasă, adică pe bune, gata, Darcele, gata. Ok, mami, dar fii antenă, noi să mergem acasă, dar mâine am o spesă pentru cine. Adică, accept surprins. Ce surpriză ai, mă, pentru mine mâine? Bă, Darcele, mă enervez cum când vorbești, Darcele, nici nu vreau să te aud. Ce surpriză mai ai pentru mine mâine? Ce surpriză mai ai, omule, vorbești? Ha! Ce surpriză? Darcele, pa, wow, ești misterios acum, să înțeleg, nu? Ești foarte misterios, Darcele, de fel, nu? Da, ești foarte misterios, ce să spun, Darcele? Wow, foarte amuzant. Nu mai pot de fericire, Darcele, abia aștept, nici de curiozitate, nu mai pot de sunt foarte curioasă, Darcele, mamă, nu mai pot, deci gata. Hai, mă, Darcele, bă, e... N-am ce să mai comentez, chiar ești nesimțit. Ok, mami, fii antenă, mami, ne am aici acasă. Și fii antenă, mami, surpriza o să ai, nu știu când, pa. Ce, mă, ce, mă, Darcele, gata, pa, atât a fost, Darcele, gata. Nu, mami, fii antenă, mami, tu o să te duci să te culci. Și fii antenă, mami, o să vezi ultima surpriză. Stai puțin, Darcele, vine înapoi, mamă, Darcele, mamă, Darcele, stai puțin. Avem ceva de discutat. Ce? Păi, gata, atât a fost cum spusul, da, atât a fost gata, nu mai e nimic de spus, atâta? Vrei să știi surpriza care ți-o fac? Zi surpriza, da, Darcele, dar mai, eu te întreb, lasă surpriza o doua parte, Darcele, zi, mai spui da sau am terminat toată ziua, pot să stau liniștit acum? Fii antenă, mami, pentru acum, da, dar pentru mâine, nu. Cum adică, doamne, ok, Darcele, ești foarte citat, hai că mă duc la mine în cameră, de fapt camera mea. La, mă cheamă, Darcele, Darcele, mamă, ce mă enervează copilul ăsta, frate, ok, mă, zici, deci, bă, ce surpriză are, mă, ăsta, că eu nu înțeleg, și acum ce să fac, să mă duc la, mă, ce zicea, mă, să mă duc la sosă, toate astea, în fine, na, da, hai că n-am ce să mai spun, frate, sincer, adică, da, cred că ar fi o idee să mă balasăm, deja a fost o zi extenuantă, așa, foarte obositoare, foarte ciudată, dacă mă întrebați pe mine, vreau să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce părere ați avut de ziua asta, și acum mă pun direct la somnic, așa frumos, eu să-mi fac picioare, mă, ce, bă, ce faci? Bă, alo, cum ai apărut? Bă, Darcele. Mami, noapte bună. Da, noapte bună, Darcele, în fine, ok, deja am înțeles, ok, deja din că Darcele a venit aici în cameră. Să mă bag și eu la somn așa foarte frumos, să fie totul foarte bine. Alo, s-a făcut și dimineața acum, mă, ce, bă, e noapte, bă, și ce căutai? Bă, unde sunt, bă, unde mergi? Bă, asta era surpriză de zicea, Darcele, doamne, cât de amuzante copii, uitați-vă acum. Bă, mami, ce faci, mami? Unde ești? Bă, Darcele, unde ești? Darcele, cum am ajuns aici? Darcele, bă, alo, unde ești, Darcele? Mami! Bă,
ce? Mami! Mami! Mami, unde ești? Darusele, la unde s-aș putea să fiu eu? Tu ce cauți aici? Bă, Darusele, ce, Doamne, iartă-mă, m-ai adus aici? Cum ai aruncat aici, în primul rând, Darusele? Spune și mie ce... Bă, ce fac? Ce fac? Bă, ce... Ok, dar să și că asta era surpriza ta și ce e cu surpriza asta, că nu te înțeleg. Fie antenă, mami, cum s-a zis ziua că nu s-a terminat, că fie antenă, auzi că pentru mâine, așa că fie antenă, mami, trebuie să te arunci de aici. Cum adică să mă arunc de aici, bă, tu ai nebunit, dar să le tu, că asta e zi. Da sau nu, da sau nu. Păi nu s-a terminat ziua, n-ai zis că terminat ziua, că gata? Încă nu s-a terminat. Ok, și acum ce trebuie să mă arunc aici? Trebuie să mă arunc aici? Da. Cum adică să mă arunc de aici, bă, dar să le tu ai nebunit la capăt, tu gândești. Mami, stai sigură! Zi, mami, da sau nu? Da! Ok, mami, dar fii antre, mami! Tu puteai să zici nu, că tu mai aveai unul! Glume! Ei bine, nu știu câți dintre voi știți, dar eu am făcut o piesă pentru Darusel 2012 pe care am pus-o atât de 1 aprilie, ziua păcălelii, pentru că este o piesă la troll, nu este o piesă ceva serioasă, am făcut-o dintr-o singură încercare pentru prima oară în viață, am făcut-o și bă, am zis că a ieșit ok, mi-a plăcut o parte foarte mult, partea aia cu Darusel 2012, în fine, nu mai știu exact cum era, dar era ceva de genul, nu o reproduc eu acum, dar da, vă las pe voi să urmăriți acolo, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, dacă n-ați văzut-o până acum, vreau să-mi spuneți ce părere aveți și dacă vreți să fac o piesă pe bune. Dar acum, după cum puteți vedea, am ajuns aici și mă aflu practic ca Rafael. Nu m-am costumat în mama lui Darusel, în mama lui strictă. Cum ar veni și acum, hai să mergem la Darusel în cameră să vedem ce face el, pentru că vreau să-l duc într-un loc ca să reacționeze la piesă. Astăzi ăsta este scopul meu, Darusel. Unde mă să-i la calculator? Doamne, iartă-mă. Deci astăzi vreau eu să-l fac pe Darusel să reacționeze la piesă, să vedem ce reacție să aibă și toate astea. Chiar sunt curios dacă o să-i placă piesa, pentru că bă, eu zic că e o piesă ok, mai ales așa și pentru Darusel, chiar sunt curios ce reacție. Bine, băi Ioane, bă, fii antene, băi Ioane. Ei, bă, n-am cumpăr, că sunt cel mai șmechere. Darusel, și aici te joci cu Ioan, mă? Da. Ok, bă, da, tu chiar așa vrei să nu mai vii deloc pe acasă? Eu am zis că ai făcut o muzică, eu nu mai vii la tine pentru asta, că... Mă, ce-am făcut o muzică, melodie, bă, n-am făcut o muzică, bă, Darusel, melodie se numește muzică. M-a făcut de râs, bă, Rafale, ta jură, că fii antene, bă, tu m-a făcut de râs. De ce te-ai făcut, mă, de râs, Darusel, ai văzut piesa? Mamă, tu ai 2 secunde, fii antene, bă, Rafale. Ce s-a revoltat, bă, vorbește, mă, cum trebuie să te aud normal, Darusel, vorbește cum trebuie, că mă speri, ce ești așa revoltat? Nu știu, bă, Rafale, bă, dar mie nu-mi place pe asta. Că fii antene, m-am mutat 2 secunde, îmi vinea să mor, bărgării mei sunt stricat toți. Ce, bă, dar să le fii calm, vorbește calm, vorbește să te aud normal, dar să le și să te înțeleg. Că ce vinea, bă, dar să le, tu chiar trebuie să te duci pe la școală, pe bune. Dar să le dăm amin 12, măi, așa de fii antene, bă, Rafale, e muzica, nu-mi place, m-am mutat 2 secunde și nu-mi plăcea. Stai puțin, dar să le, în primul rând, vino, vorbește cum trebuie și în al doilea rând, stai puțin, ai zis că te-ai uitat la 2 secunde și tu deja fredonai part, practic într-un fel de refrenul, partea cea mai mișto, cea mai catchy parte din video, din piesă, Darusel. Se numește melodie sau piesă, nu se numește muzică, Darusel, pentru că muzica e practic tot ăla, tot procesul, toate chestiile astea, știi ce zic? Și aia e o melodie, Darusel, aia se numește o melodie și tu... Melodie pe felie? Astăzi vreau să te duc într-un loc foarte frumos pentru că vreau să spui reacția ta sinceră. Bă, Darusel, zi-mi sincer, ai ascultat piesa pe toată sau cât ai ascultat din ea ca să știu la ce să mă aștept din reacția ta? Eu am ascultat pentru 2 secunde și îmi vine să plâng. Așa de urât, venea, m-am făcut de râs. Se zice venea, în fine, ok. Te-am făcut de râs, Darusel. După ce nu ești recunoscător că ți-am făcut o piesă, Darusel. Pe fie atât, bă, Rafale, te-a făcut pe 1 aprilie. Eu zic că este troll song, adică eu sunt o glumă. Mami! Da, Darusel, ești o glumă, ai dreptate. Bă, dar prostie asta se face singur, de râs. Bă, Darusel, tu nu vezi că te faci singur, Darusel. Bă, stai puțin. Tu nu vezi că tu singur te faci de râs, tu singur ți-ai făcut o glumă că e de 1 aprilie, tu singur te-ai făcut o glumă, Darusel. Da, cum adică nu? Nu, bă, Rafale, nu, bă, Rafale, fii antenă, ia zi, ce vrei de la mine? Tu după ce că m-ai făcut de râs, mai vii și la mine, mai vei să vorbești cu mine, ia zi, ce vrei? Păi, da, ți-am zis, vreau să te duc ca să-mi reacționez la piesă, dar să te duc într-un loc special și vreau să-mi reacționez la piesă, e simplu. După cum poți vedea, avem 96 de like-uri, 96 de persoane au afirmat practic că melodia asta este chiar o melodie bună. Bă, ce părere ai de thumbnail în primul rând, dar să le, că asta vedem aici până să dăm drumul la ea.
e, mă, ce e asta, mă, bă, toleacă, ce cu poza aia? Cum adică ce cu poza asta, mă, dar sunt și eu, nu-ți place, uite cât de frumos apare, uite, 1 aprilie, Darusel 2012 song, melodia lui Darusel de 1 aprilie, ce părere ai tu, Darusel, îți place, mă, melodia asta, Darusel, ia uite-l pe Darusel aici, îți place, mă, Darusel, da sau nu? Nu! Darusel, hai să dăm start la piesă, fii atent, Darusel, vreau să-ți spui părerea ta sinceră, de fiecare dată când vrei să oprim aici, îl oprim și îți spui părerea, ok? Ok, de start, de start! Ok, dar să le am înțeles, deja ești foarte... Stai, stai! În numele tatălui și asfălui și asfălui, am de start! Ok, dar să le deci practic am înțeles... Bă, bă, aolo, a venit, aolo, time say day, weather, clear, mamă, dar să le a venit și ăsta, mamă, deja... Deci tu ai început, dar să le să plângi, am înțeles, tu ai început să plângi și practic a început și jocul să plângă, uite de puțin, dar să le... În fine, uite-te că a mai dat cineva like, 97 de like-uri acum, dar să le ești pregătit, îi dăm start? Ok, dar să le piate, hai să înceapă. Piesa vreau să spui, ok, dar să le ia uite. Melodia lui Darusel 2012. Da, da, da. Asta este prima dublă pe care o tragem. Hai să vedem cum o să iasă. Hai să-l punem pe full screen, deci fii atent, Darusel este. Am dat-o practic pentru prima oară. Hai să vedem, dăm aici, îl dăm ăsta la maxim. Și de fiecare dată când vrei să pui pauză, Darusel îmi zice, ok? Ok. Darusel 2012. Ha? Ha? Stop, gata, ce? Bă, de ce mi-ai spart peretele la cameră și simțit? Da, bă, Darusel, nu mai pune mâna pe microfon ca să se audă cum trebuie. Nu mai pune mâna ca să audă cum te miști tu pe acolo, Darusel, vorbește cum trebuie. Hai să vedem acum, să faci o reacție cum trebuie, ca la carte, bine? Start! Ok, gata, start, Darusel, ok, deci tu ai mai practic să ai puțin înainte de toate. Deci tu m-ai întrebat pe mine, Darusel, deci Darusel m-a întrebat pe mine. Cum, de ce am spart eu? Bă, Darusel, din greșeală am spart. Bă, stai puțin, cum adică am spart eu, Darusel, că erai tu, bă, Darusel, cum adică am spart-o eu? Tu erai ăla. Ce prost ești, hai de start. Ok, Darusel, vorbește-mă ca lumea, omule. Nu-ți mai bate încet, Darusel. Hai că înțeleg, am înțeles. Bă, Darusel, dar nu mai pune mâna pe ăla. Nu mai pune mâna pe microfon. Vorbește cu... Ok, de start. Bine, gata, Darusel, dau start. Bă, dar nu vă supăra. Darusel, doamne, doamne. Da, să trebuie să n-ai ascultat-o tu. Dacă începe odată beat-ul ar fi bine. Darusel 2012 cu bărgăt la e. Bine, bine. Pe Minecraft e un maestru, un grand city regele. Hai că da. Hai că da. Eu sunt. Bă, Darusel, stai că s-a stricat ăsta. Am înțeles, bă, Darusel, bă, ce, cum adică, mă, Darusel, ești tu, așa te crezi tu pe tine, tu ești rege, Darusel, hai, mă, să fii serios, adică, pe bune, mă, Darusel, stai puțin, cum adică, mă, bă, ok, dăm înapoi, fii atent, Darusel, că începe din nou, mă, Darusel, că se pune cu reclame, cu doastră, hai să-i dăm start, am revenit, s-a adus reclama, aia, fii atent, Darusel, vreau să-mi spui pe bune părerea ta despre el, auzi. Ei! Minecraft e un maestru, un grand city regele, hai că da. Păi da, adevărat, nu! Cu Alice 2012. Păi nu, da, exact, ai dreptate. Nu! Joacă fără teamă pe calculator, ia, ia. Ba, să le crai enervat, gata. Pe bici mexican, gra. În grad city strălucește pe roleplay stăpân. Adevărat. Hai că da. Dar să ne fie cu mâncării mână. Sunt astea de la ChatGPT. Bă, cum adică, bă? Ce, bă, ce? Ce, cum adică? Cum adică ce? Ce? Cum adică sunt de la ChatGPT? Cred că tu le-ai făcut din inima ta, bă, ești fei. Bine, Darusel, bă, bune, Darusel, comportă-te cum trebuie, comportă-te normal, vorbește cum trebuie, nu mai face pe supărat, tu vorbește normal, pentru că toată lumea vrea să, Darusel, fii, mă, voios, fii haios, vorbește, hai, hai că-i dăm star, da, ascultă aici melodia asta, Darusel, nu chiar nu-ți place? Nu. Ok, Darusel. Ce versă sunt astea de la ChatGPT, mă, frate, că nu înțeleg deloc. Ia uzi. Darusel, prieten, nerva, Nimic. Super enervant, dar și hai. Ei, adevărat, ultima adevărată, prima nu. Hai că da, Darusel. Ia, eu uzi acum. Ba da, știu. Nimic nu-i oprește. Nici pe Alice.
Dar să-l 2012 cu bărgării la el. Hei, dă-mi mă tu. Maestru, băgați în firegele. Ei, 2012. Bun, ei. Da, bă, stai puțin să punem pauză. Dar să-l, stai puțin, ai zis că n-ai ascultat-o piesa asta. Când ai ascultat-o tu? De unde știi tu versurile, dar să-l? Păi scrie acolo jos, prostule, uite. Păi nu, nu, aia cu gârgâr nu scrie acolo, dar să-l. Tu de unde știai? Păi gârgâr, că așa ești tu mereu, gârgâr. Ok, da, 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 sunt la asta, mă, dar să fii calmă, auzi. Bine, adevărat, da, bă, ia, bă, ce-mi place, bă, Rafael, dar fie antenă, bă, Rafael, primele strofele, căcat, dar ultimele mi-mi plac. Bă, vorbește, mă, frumos, dar să le, bă, dar să le, vorbește shift, bă, după ce că, dar să le, bă, nici frumos nu vrei să vorbești, nici ca lumea nu vrei să vorbești, nu mai pui mâna și pe microfonul ăla, bă, dar să le, ce tot faci, mă, acolo, îți mănânci microfonul, nu mai parcă aici și îți mănânci microfonul, tu, nu? Da, bă, da, o la bădare să le vorbește, mă, ca lumea, mă, că să le gata, dar să le vorbește ca lumea, am zis. Ok. În universul lor, timpul se oprește, propriul lor. În inimii se aducește. Dar să-l și, ia uzi, ascultă acum, fii atent, dar să le, fii atent, ascultă acum, vreau să-mi spui dacă îți place. Da. Ia uzi. Am dat-o în bară, ia. Hai să dăm un acum freestyle pe flow. Mă, ce-mi place, bă, Rafale, bă. Ia uzi, ia uzi, acum, acum. Ia. 2012. Ei, ei, ei. Ele dar stai puțin, stai puțin, stai puțin. Parcă ești că nu știe, dar să le ai, mă, că nici cu asta. Bă, dar să le. Tu ai ascultat, mă, pascuz, bă, bă, dar să le. Bine, gata, gata, gata. Ce hoț ești tu, dar să le. Parcă și nu știu ce am făcut aici. Acum pentru toată lumea. Stați acolo cât mai multe like-uri. Grrrr. Dislike-uri, dislike-uri. Ascultă, dar să. Apără, bă, da, ascultă, dar să-l tăi mâna. Bă, bă, dar să-l ascultă, mă, aici, taci. Ascultă, ce era aici, dar să-l. Tu n-asculti, când de vorba de vorbit nu vorbești. Și când nu trebuie, dar să-l tu vorbești, am înțeles. Ei, dar să-l. Nu te supăra. Dar am încercat și ceva aici. Dacă ai ieșit, dacă n-ai ieșit, ai. Nu știu ce să mai zic, cam atât. Papa, fere. Așa, mă, dar să le fii atent. Ai auzit ce am zis aici, da? Ai auzit? Da, nu-mi place. Nu-ți place? Nu, deci, nu te-ai supărat sau nu te-ai supărat, dar să le. Bă, după, stai puțin. Înainte să zici orice, te aud după cum vorbești, dar să le. Că n-ai niciun chef să te uiți așa la reacție. Asta ți-i chiar nu-ți place piesa. Că știi că ascultat-o mai devreme. Mie nu mi-a plăcut și fii atent, bă, Rafaele. Eu am fost dar Rusel. Bă, unde? Bă, stai puțin. Bă, da, bă. Bă, da, e tare să-l pun armă. Stai puțin, că trebuie să le aduc din nou. Trebuie să ne spunem mai multe detalii, că deja, bă, noi, nu, bă, ăsta, bă, se vede, chiar e supărat, dar de ce, i-am făcut și eu, bă, spuneți și mie, chiar trebuia să-i fac asta, uitați, mi-am pus și skin-ul lui, că el nu putea să vină aici, trebuie să-i dau, dar să-l, gata, așa, mă, dar să-l, hai să te mână, fii atent, dar să-l, dă mâna apoi și vreau să comentez pe bune, dar să-l, bă, dar spune ce-ți place și ce nu-ți place la piesa asta, chiar așa nu-ți place nimic? Mi-mi place, dar să-l dau, amii, 12, ele dar să-l dau, amii, aia e mișto, dar să-l, ok, dar poți să vorbești, bă, nu cred că să mai uită nimeni, cred că deja ai luat cheful la toată lumea. Vorbește cum trebuie, dar să le, pentru că oamenii vor să audă o reacție cum trebuie, dar să le. Nu trebuie să faci supăratul. Ok, și Andra, bă, Rafale, și mie mi-a plăcut acu. Așa dăm direct de pe flow cu Daru, să-l din ghetă, bă, cum adică din ghetă? Dar ce zi, bă, îți papuc? Da, ce e papuc? Doamne, dar să le, după ce că îți pui mâna în continuu pe microfon și se aude brr, nu înțeleg, dar să le. Gata, dar să le, gata, doamne, dar să le. Uite ce scrie aici, dar să le, ia citește. Știi să citești în primul rând, ia să testăm capabilitățile tale. Acest clip este făcut de. Bă, dar nu înțeleg. Această capodoperă este făcută în glumă, de aceea este postată pe 1 aprilie. Bă, iar avem, doamne, dar să le. Melodia asta nu este capodoperă, este o muzică urâtă. Ce zici tu acolo, dar să le? O capodoperă. Așa, așa, ok, capodoperă. Deci această capodoperă este capodoperă. Gata, dar să le. Este făcută în glumă, de aceea este postată pe 1 aprilie. Nu o lua în serios, dar să le. Unele versuri sunt făcute cu inteligență artificială, dar cel mai important este să ne distrăm, dar să le. Sper că-ți place, poate vom avea talentul viitor să facem una pe bune, fac una pe bune, dar să le, ce părere ai? Eu nu!
Bă, dar răsele, fii atent, nu mai ce nimic, vreau să te pun din nou, nici nu mai știu ce am vorbit mai devreme, dar răsele, că s-a întrerupt aici, aia, dar răsele, vreau să vorbești cum trebuie, să spui o părere, bă, dar răsele, dar fii atent, acum, părerea ta sinceră, sinceră, ce părere ai tu de melodia asta, o mai ascultăm o dată, de fiecare dată când ai ceva de întrebat și de spus, dar răsele, vreau să-mi spui, pentru că vreau să te lămuresc, ok? Ok, hai! Ok, dar răsele, te auzi ca din pungă, dar răsele, dar nu știu, că ți-ai stricat microfonul, asta faci tu, dar să aia să ascultă melodia asta, o dăm și mai tare dacă e, de fapt trebuie să mă așa, dar răsele, ce părere ai tu de ea așa? Este prima dublă pe care o trage. Ce ai pe rapele? Mi-e place cum tu ești pe scenă și cânti. Da, ok, dar să-l ia să ne uităm aici. Aba nu, eu sunt pe scenă, nu sunt tu, eu sunt pe scenă. Bine, 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 dar să-l fii atent. De fiecare dată când vrei să vorbești ceva așa mai serios, mai calm, mai mult, îmi zici să pun pauză, ok? Ok, hai, hai. Hai să-i dăm start să auzi aici, dar auzi, dar să-l iei. Crrrr. Ha? 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 Ia, 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 ia. Arusel 2012. Dacă începe odată beat-ul ar fi bine. Bine. Ia nu! Dar este în 2012 cu Bărgălaie. Bă, stop, 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 stop. Ce, stai, gata, zi mă, zi. Tu mănânci mie din burger? Ce mă? De ce mănânci din burger? Mi-ai simțit, tu le? Eu sunt burgerii mei. Cum mănânc eu din Bărgălaie, zi, dacă să ești tu aici? Tu nu știu. Dar să-l fetiță, râi, doamne, dar să-l mă pun să pompa ăsta la o prostie. Doamne, dar să-l nu te înțelegi, mă, copile. Ia uzi, Ion, joacă fără. Joacă doamna pe calător, gra, ia, baby mexican, era. Bine, mă, dar să stai puțin. În primul rând, dar să le, că mă enervez cu vocea ta, dar să le și că ești așa, așa foarte, foarte puțin, că ești tu foarte supărat, dar să le termină, nu mai vorbi peste melodie. Dacă să te aud așa, dar să le, vorbește doar când pun pauză. Nu zic să pun pauză și ok, gata. Că după strici frumusețe ambient la melodia asta, cât dă-și mechireia, dar să le ascult, auzi. Dar este 2012 cu burgeri în mână. Ce versuri sunt astea de la ChatGPT? Mamă, ce versuri sunt astea? Ia uzi, arăsele, acum! Ia, ia, uzi! Ce versuri sunt astea de la ChatGPT, mă, frate, că nu le înțeleg deloc. Dar să-l prieteni enervai. Super enervant, dar și haios. Ce părere ai, mă, tu, dar arăsele? Ești enervant sau ești dar haios? Sunt dar haios! Nu, cred că mai degrabă ești dar enervant. În fine, hai să dăm jocul aici. Dar nu știe ce. Da, unde știi, mă, tu, dar să le ia, mă, să ne uităm, fii atent, dăm înapoi și vreau să vedem ce ai construit tu, dar să le, ca ce arată castelul. Ok, deci ăsta este un castel de-al tău. Vreau să spui tu mie că ăsta este un castel pe bune, dar să le. Sau ăsta a fost făcut de tine sau a fost făcut de Alex, că nici nu mai știu. De mine. Ok, dar să le, hai să dăm înapoi. Eu vă dăm direct în față. Ia să vedem. Lumea virtuală, nimic nu-i oprește. Nici pe Alex. Dar să-l 2002. Cum adică, cum adică, cum adică, cum adică, ce cum adică, dar să-l, că nu te înțeleg. Nu știi ce înseamnă lumea virtuală? Adică aici, pe Minecraft. Doamne, dar să-l, bă, tu chiar trebuie să duci la școală. Ah, mă, că am dat ăsta la, bă, bă, ce, bă. Ia uzi, dar să-l. Gâr. În lumea lor pe ecran. Se, bă, dar să-l s-a despaul. Ce fraier ești? Un prieten virtual și apropiat, dar să-l și un prieten în fiecare seară pe Minecraft? Da, bă! Ok, dar să le, bă, ia, ascult aici, fii atent, dar să le, că aici mi se pare că vine partea aia mișto de tot, dar să le, adică în curând apare partea mișto. Pe mine mexican, dasul cuvintelor e liber, dar să le și prietenul liber, o vor fi pe același făcut. Ia, freestyle! Bă, ce înseamnă mă asta, bă, ce GPT, aolă? Ia uzi, acum! Hai să dăm un freestyle pe flow, acum direct din ghetto, sunt de cu doare să le aici, intră pe flow. Bine, bă, bine, bă! Nu știu din nou, vreau să spune ce reacție credeți că ai, bă, dar în sens de 2012. Ele dar o fel de oameni, păi știi? Îi place să mănânce, bagă! Nu știu ce am făcut aici, dar să sperăm că o să fie ceva mișto. Și dați acolo cât mai multe like-uri! Ia uzi! Darusel, nu te supăra, dar am încercat și ceva aici. Dacă ai ieșit, dacă n-ai ieșit, ai. Nu știu ce să mai zic, cam atât. Opa, zi mă, Darusele, ce părere ai tu? O, fii atent, Darusele, vreau să-mi spui părerea ta, după aceea vreau să-mi spui partea ta favorită din această piesă, ce părți îți plac ție din piesă, Darusele, practic, și nota finală, Darusele, asta vreau să-mi spui, ce note îi dai tu la piesă? Mie mi-a plăcut fata cu, am tot stai, bă, dar știu, o să mă freestyle pe flow, cu Darusele din ghetou, din gheată, ei, mă cheamă Darusele, ei, ce mai șmechi, a, da, și-a întrebat Rafaele? Ești fraier, Darusele, bă, vorbește-mă cum trebuie, Darusele, să te înțeleg cu gheata ta, Darusele, ghet
Domnule, ce gheată visezi, mă, dar înțele, aolo. Bine, mă, ai, mă, dar înțele, zi pe bune. Care, deci s-a plăcut poartea aia și aia când vine, dar înțele 2012. Ele, dar înțele 2012. Bine, gata, că dar înțele, nu vede că nu știi să cânti, dar înțele, bine, că nicio, adică, bine, am făcut o mișto pentru prima oară, dar aia se numește Tron Song, pentru că este pentru prima oară când am făcut așa ceva și din prima încercare, dar am pus totuși pentru aprilie, dar înțele, cum ai zis tu, cu păcălele la început, dar în fine, bă, ce notă, așa, și ce nu-ți place la ea, dar înțele? Gen, mi-ai spus ce-ți place, dar doar ajuta, doar părțile alea îți plac? Da, bă, la Flash și Antene, mie ce nu-mi place la muzică este faza că e începutul. Ce trebuie are începutul? Adică... Începutul ăla trebuie prea mult, eu vreau muzica direct, vreau să aud direct muzica, dar să te și ce gata. Da, nu. Da, așa cum te-ai de pe tine întrerup, da, nu te mai suport, dar să le zi, mă, nota finală. Ce notă dă Darusel 2012 la piesa pe care i-am făcut-o lui Darusel? Ce notă dai? Ia să audă toată lumea nota pe care tu i-o dai piesei acesteia. Ok, fie antenă, înainte să-mi zic nota, vă rog să dați like și subscribe, că fie antenă, nota mea este 2 plus 3 plus 1. 2 plus 3 plus 1, 6? Plus 1. 6. Nu, plus 1, încă o dată. 7. Încă una. Oh, încă una, încă boche, bă. Da, ok, vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați voi, ce notă dați voi, practic, la piesa asta, dacă v-a plăcut și dacă vreți să facem una cu adevărat pe bune, că asta a fost de 1 aprilie postată la mișto, pentru că a fost prima oară când am încercat să fac așa ceva, prima încercare, din prima totul cap-coadă, din prima frumos a ieșit, eu zic e ok, mai ales partea asta, fiți atenți, hai să dăm aici, deci de aici începe, ia să ascultăm, fiți atenți, acum să auziți, acum cum începe partea asta cea mai mișto, vreau să scrieți în comentarii dacă vă place. Eu sunt Darusel 2012. Îi place să mănânce băgări. Ok, și da, Darusel, asta e practic tot. Asta e cea mai mișto parte din piesă. După părerea mea, vreau să scrieți acolo în comentarii care este partea voastră favorită de la piesă. Dați acolo like la piesă, intrați și la piesă, scrieți acolo în comentarii dacă vreți să facem altă piesă. Cam atât, Darusel, zi bă, nota finală, Darusel, și atât, terminăm, gata. Că să face și noapte, ia uite cum e afară. Ok, hai așa de șeandă la Rafaele. Și gata, să zau nota este tobele. Bum 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 bum. Chitara ta ta ta. Nota nouă. Bine, Darusele, nota nouă. Bine, pa, Darusele, să te duci direct la culcare. Pa, Darusele, că deja mai deja Darusele, mai bine. Da. Bă, stai puțin, Darusele, stai puțin. Vreau să-mi spui ceva. Îți place piesa, da sau nu? Da. Ok, Darusele, mulțumesc. Oricum a fost făcută la mișto pentru tine că ești un fraier. Pa, stai și... Darusel, stai mama acolo, că acum o să-ți aduc mâncare, o să-ți aduc ceva. Ce o să-ți placă, Darusel, pentru că... Ok. Zi așa, bă, deja are burger, Darusel, ok. Eu ziceam că i-aduc burger, dar e de pe... Adică e ceva normal să aibă burger. Bă, Darusel, uite-te, bă, eu îți dau niște burger, ia doi burger. Și ți-ai pus asta pe cap, Doamne, Darusel, fii atent, Darusel, că acum mă pun și puțin aici, mănânc și eu burger, că de asta am chef, n-am chef de absolut nimic să fac astăzi, habar n-am, nici nu știu, nici n-am nicio treabă prin casă, nu vreau să fac absolut nimic. Da, mami, da, da, mami, frumos. Da, Darusele, dați mă asta jos, mă omule. Hai să discutăm ca de oameni normal, că nu chiar nu vreau să mă enervez astăzi, mă, Darusele. Eu zic okay, așa, mami, te iubesc. Ok, și antenă, mami, mie mi-a venit o idee. Vreau iară să duc cu cineva. Vei cu mine sau nu, că fie antenă, mami. Amătate, dar nu, fie antenă, mami. Te gândi vreodată, cum îți spune ceva? Da, Darusele, dar nu mai, nu, ce, ce atâta, cum adică m-am gândit cum e să fii ceva, ce mă, Doamne, Darusel. Da, mami, da. Bă, ce, Doamne, iartă-mă, vorbește acolo, bă, Darusele. Bă, ok, știi ceva? Deja mi-ai făcut un nerv, Darusele. Credeam că e o zi normală, că putem să ne înțelegem. Nu, mami, fii atentă, mami. Bă, știi ce ai de zis? Știi ce vrei să spui? Că deja da. Păi, dar ce? Și ce okay. Faci acolo, Darusele? Ce miști? Ce tot faci acolo? Vino cu mine! Bă, Darusele, deja mă enervez. Faci ceva pe bune sau nu? Deja, bă, Darusele, în primul, nu mai pune mâna pe... Bă, Darusele, termină toate activitățile și fii atent la ceea ce vrei să-mi spui, că nici nu știi ce vrei să-mi spui. Deja mai enervat, bă, bune. Bă, mami, răspunde la întrebare. Nu mai, Darusele, Doamne, iartă-mă, Darusele, acum mă mai și râs. Mă, mai și râs, ce întrebare? Te-ai gândit vreodată cum e să fiu un bloc? Adică să fiu din scaunul ăsta, da, scaunul ăsta, te-ai gândit? Doamne, Darusele,
dar să crezi că amintea ta de copil prost, dar să le crezi că amintea ta de copil ok, așa, și ce cu întrebarea asta? Care a fost asta cu întrebarea asta? Că nu te înțeleg. Noi să mergem la haide zici și putem să fim blocuri, adică fie antenă, mami, tu poți să fii un scaun, o floare, un geam, sau chiar poți să fii tu, că știi ce urâtă. Băi, și semți scaunul ăsta, vrei să-mi spui că e urât, floarea aia, vrei să-mi spui că e urâtă, geamul ăla, vrei să-mi spui că e urât? Da, știi ce urâtă. De ce mai stai la mine în casă, mă rog, dar să de ce mai stai cu mine în casă, de ce te-ai întors la mine și nu puteai să rămâi acolo unde erai tu la casa ta? Că mi-e place calculatorul, camera, patru, așa că hai să... Da, vorbești, dar te auzi, om, Darusel, nu te mai supăr, copile, deci tu mi-ai zis că... Deci ce-am zis, Darusel, că astăzi este o zi relaxantă, liniștitoare, n-am nimic de făcut și tu m-ai luat cu toate prostiile, deci nu te mai supăr, mai bine nu te mai vedeam ziua asta, nu mai făceam de mâncare, nu mai făceam nimic, să te la mine în cameră toată ziua și aia era, nu mai dădeam de tine. Da, singură, mami, și hai să mergem! Mami, un 360? Cine? Bă, dar înțeleg, gata, deja mă enervez. Hai odată să mergem, să ajungem acolo, că nici nu înțeleg unde vrei tu să mă duci. Deja nu-l mai supăr pe ăsta, sincer, nu-l mai supăr deloc, chiar nu-l mai supăr. Nu știu cât o să mai doresc de treaba asta, dar înțeleg, cred că te da afară din casă odată și odată. Ok. Ia mă, dar să le ce aici, ne-am dus într-un alt oraș și ăsta mă, ia să vedem. Da! Că pare interesant, e așa colorat, e drăguț. Și ce scrie, că așa... Mami, uite pe unul, mami, uite-l. Băi, șmecherează. Da, dar să le, bă, dar să le, ok, da, lasă-l pe ăla, vezi că vine și te ia la bătaia acum, nu mai vorbi cu el, dar să... Nu, gata, dar să așa pot să vă aici, pe putem să vedem ce să... Oh, you are hunter? Mă, mă, frate, pe bune, chiar eu trebuie să fiu cea care trebuie să te caute, Darusel. Darusel, deci tu mă chem ca practic să te caut eu, am înțeles. Deci asta este relaxant pentru tine, nu pentru mine, Darusel, că tu ți-e-ți place să râzi. Easy, mami, easy, mai vată. Bine, Darusel, măcar nu mă mai enerva, ok? Mă enervez, dar nu mă mai enerva așa cu vorbi tu sau tău. Mă enervez așa că nu te găsesc, că asta, în fine, hai să vedem. Deci a început totul, hai să vedem. Bă, Darusel, deci tu ești un blog, vrei să-mi spui tu mie? Da! Păi și cum îmi poți da eu seama ce bloc e în regulă de pe aici? Pentru că eu habar n-am, adică cum adică ce... Darusel, dar fii atent, bă, la 200 de secunde vreau să-mi dai un indiciu ce bloc ești tu, Darusel, și n-ai voie să te schimbi în alt bloc, ok? Ok, mami! Da, Darusel, da, și pe unde ești tu, așa, nu știu, vorbește-și tu, Darusel, că ce, adică știu că nu prea-mi place. Opa, crezi că am găsit ceva pe aici, mă, dar e interesant, sunt foarte multe locuri pe aici, dar nu știu exact unde ai putea să fii, mă, Darusel, ia dă-și tu un indiciu așa, cât de cât, ce vezi prin jur, ce culori vezi? Eu văd verde! Verde e cam peste tot, înseamnă că ești pe undeva pe la... Dar nu, mai explicit, Darusel, fii mai explicit. Eu văd ceva verde cu galben! Tu vezi ceva verde cu galben, am înțeles, Darusel, deja mă enervez, nu te mai suport, Darusel. Ce vezi tu verde cu galben și de ce e ușa? Opa, Darusel, verde cu galben, vrei să-mi spui tu mie? Da, mami, te iubesc! Ok, Darusel, ești enervant, ok? Numai... De ce sunt toate ușile astea deschise aici, întrebarea mea, Darusel? Deci tu cumva... Nu! Easy, mami. Darusel, chiar atât de prost ești, doamne, Darusel, bă, Darusel, te vedeai în ultimul hal, Darusel, asta, ok, Darusel, mie îmi convine, hai, apasă tu start acolo, acum mă pune ca bloc, ia să vedem ce putem să ne facem de fiți, atenția mea aici, can move, I can skimpy move, drop, remove, what? Can move, ok, am înțeles și asta este puțină din aceasta și uiți, atenți că pot să mă duc pe undeva, mă, dar stai puțin, doar ăsta pot să mă fac și nimic altceva, am înțeles, avatar, pot să mă fac mai multe chestii, și interesant și fiți atenți că vreau să mă fac ceva interesant, ok, ne facem ăsta, nu o să vreau să-mi zic ce ne facem, dar de fapt ia să vedem, ne putem să ne facem mai multe chestii, ăsta unde aș putea să mă ascund, dar eu dacă stau așa, nu cred că trebuie să mă mut sau astfel, dar să vedea cam ciudat, bă, nu știu care e faza cu el, dar fiți atenți, că am eu idee, bă, dar să le cât timp ai tu acolo, mamă, 9 secunde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Unus! Să văd și că te mănânc! Ok, dar să le mă mănânc, am înțeles care e faza cu tine. Bă, dar stai puțin că mie mi se pare ceva cam ciudat aici, nu prea-mi place, adică ce se întâmplă aici. Așa rămân blocurile astea, bă, dar nu se face ca un bloc solid. Nu, mami, unde ești? Nu, de unde să fiu? Nu sunt nicăieri, chiar nicăieri. Eu sunt foarte bine, eu n-am nimic de spus, n-am nimic de comentat, totul... Darusele, dacă ai cap și stic să te... să faci solid blocul, numai că nu trebuie să te... ok, deci da, nu trebuie să te miști, toată treaba... Ce culoare vezi, mami?
Ce culoare să văd? Văd verde ca tine, cum ai văzut tu. Ok, eu cred că m-am blocat. Ok, te-ai blocat, Darasele, că tu ești frate, mă, Darasele. Am înțeles. Și ce faci tu pe acolo, bă, Darasele? Spune mai multe detalii, eu nu pot să mă mișc de aici, pentru că dacă mă mișc, practic tu mai cam vedea într-un fel. Dar vreau să spun că văd o culoare în față, văd niște bookshelf-uri, atât vreau să spun, Darasele. Văd niște bookshelf-uri în fața mea, Darasele, atât am de zis. Ok, mami. Păi vezi, Darasele, că s-a chiar e un indiciu foarte mare. Mami! M-am băgat în... nu știu ce v-a de spun. Cine mai poți să ieși? Gata, aici rămân, nu mai joc. Păi dacă ești frate, dar să le... păi, bă, unde ai intrat, dar să le... pe acolo poți să ieși înapoi. Ce, dacă acum mă faci ca și cum să ieși din locul meu? Hai mă, că bă, nu pot, nu pot. Bă, nu poți, dar să le... bă, dar să le... bă, m-ai chemat aici să ne relaxăm, să ne distrăm, dar să le... nu să ne plictisim și să ne enervăm. Uite, mami, dar nu poți să ieși, mami, ești blocat, ajutor! Ok, dar să le... da, și acum, dacă vine după tine și te văd cumva, dar să le... și așa... ia mă să vedem, unde ești tu, dar să le... că nu te înțeleg, ia, unde ești tu, dar să le... nu ești, unde ești tu, dar să le... că nu te înțeleg. Sunt lângă o casă, mă! Ești lângă o casă, mă, așa, vin la casa asta, mă, în partea asta și tu unde ești, dar să le... că nu... în stânga, unde, acolo, unde... Mă, dar nu vezi ceva ca lumea, dar să le... și la casă roșie, roșie, roșie casa! E casă roșie, da, și ești înăuntru? Nu, în spatele! Nu e, doar, nu e nimic aici, mă, ce ca... asta de aici și ce casă, cum și mai ce casă, mai multe case, dar asta nu ești aici, că aici în partea asta eram eu, unde ești, mă, dar să le zi pe bune? Sunt la o casă roșie cu portocalii și sunt blocat în spate. Ba, ok, dar să le... și ce... de ce vorbești așa, dar să le... ce, acum începi să plâng sau ce? Da, mami, ajutor! Bă, dar să le... nu ești amuzant, pe bune, vorbește naiba cum trebuie, dar să le... că mă enervezi, omule, spune-mi unde ești, că nu înțeleg, vin peste tot și nu te văd. Sunt lângă o casă roșie cu, nu știu, un fel de clădire care... o clădire portocalii care e așa, ok, spune de macara, dar să le... ok, perfect. Ia, mă, și ce? Unde ești tu, dar să le... unde te-ai blocat? Că am venit aici, nici măcar nu ești aici. Ia, ok, ok. Am înțeles cum te... dar să le... dar nu poți să treci prin el? Uite-te, că eu pot să treci prin el pe aici. Nu, uite că nu pot. Păi, da, what? Stai puțin, lasă-mă puțin. Păi și, păi și cum ai intrat aici în primul rând, e întrebarea mea? Pe acolo. Pe unde pe acolo? Nu știu. Da, nu ești amuzant, dar să nu ești amuzant absolut, dole. Deja mă enervez, deci tu chiar mi-ai zis să vin undeva și... dar să... Mă, ce? Dar să-l du-te la tine acolo, doamne, dar să le, că deja mă enervez să mă chime aici, e o prostie, dar să le, unde m-ai adus, doamne, deci eu chiar trebuie de fiecare dată să vin unde vrei tu și să mă aștept că e ceva pe bune ca lumea. Da! Ok, dar să le, deja mă enervez, eu nu înțeleg de ce mai vin după tine, de ce mă mai aduc după tine, dar mă rog, hai să așteptăm aici să înceapă, că deja eu nu mai suport, dar să le, abia aștept să ajungem acasă, dar când ne mai jucăm? Mai nu știu, încă două runde! Încă două runde, dar să le, bine, mă, dar să le, dar poți să faci și tu rundele astea să fie haioase, așa interactive, să fie mișto și tu să vorbești. Adică să le faci cum trebuie, dar să le... hai să vedem, ia. Acum vin după tine și dă-mi un indiciu, dar să le... un indiciu, că e de mai harta aici. Păi, văd ceva galben. Vezi ceva galben, ok, dar să le... păi, dar să le, fii atent, că am venit eu într-o casă aici galbenă, dar nu ești într-o casă galbenă, bănuiesc, nu? Nu, văd. Vezi galben, dar ce vezi, da, ok, dar să le... ok, așa, și ce mi-ai făcut tu? De ce e ușa asta deschisă la casă, în primul rând, de întrebarea mea? Nu știu, mami, dar văd ceva galben. O, bine, dar să le... am înțeles că vezi ceva galben, deja mă enervez, dar să le înfile, nu mai... ok, vezi galben. Și ce, domnule, iartă că sunt numai galben pe aici, numai culoarea galben, bă, peste tot, uite pe aici, galben pe acolo, galben pe acolo, galben, dar să le... altceva nu mai vezi? Vezi ceva albastru. Oh, vezi ceva albastru, ok, acum te joci cu mine, practic, pentru că eu sunt într-un loc unde e galben și albastru, dar, bă, dar, de fapt, asta cu culorile nu cred că au sens, sincer, dacă spui culori din acestea, nu prea au sens, pentru că nu e nimic, bă, dar dacă stai să mă gândesc, dar să le, dar nici nu pot, e ciudată, mă, chestia, știi, chiar e ciudată. Harta asta unde mai adus tu, dar să le, chiar e ciudat locul ăsta, gen, n-ai văzut, tu te blochezi pe acolo, e ciudat și blocurile nici nu se fac cum trebuie, dar să le, din câte am observat eu, nu se face cum trebuie harta, cum ar veni, să se joace cum ar trebui, cum știam eu, cum credeam eu că ar trebui să fie. Da, mami, nu știu, dar totuși, mami, mai sunt 210 secunde. Bine, dar să le, nu, mai sunt 208 secunde, dar să le, momentul de față, nu vreau să mă duc eu pe acolo, că poate fac vreo prostie cum ai făcut și tu acolo și rămân acolo blocată, cum ar veni, dar da, bă, am eu a, dar se, ce e cu ăsta? Bă, dar cum poți să urci macara? Ok, deci pe aici, prin partea asta, pe și, de fapt, n-ai cum să urci macara, am înțeles. Bă, dar se, dar unde ești? Zi, pe bune, bă, ce s-a zis? Ce? Ce s-a...
mi s-a părut, ok, cred că mi s-a părut mie că s-a auzit ceva, dar da, ok, dar să le vin și prin partea mea sunt 170 de secunde, vreau să îmi dai încă un indiciu, dar să le mai bun. Văd ceva maro. Bă, dar să le vezi ceva, ok, ok, deci vezi ceva maro, dar maro ar putea să fie și ăsta, ar putea să fie mai multe lucruri maro, asta e chestia, sunt foarte multe lucruri care ar putea să fie maro. Văd ceva albastru, ceva galben și sunt încă ceva maro. Ok, dar să le sunt într-un loc în care, ce spui tu, dar să le, ok, deci am impresia că ești undeva, dar nu, ai mă, nu, că se vede că nu e niciun bloc din ăla, că blocurile astea nu se fac solide cum ar trebui să fie și am văzut că nu prea pare, dar să le gen, adică nu prea înțeleg, mă, bă, dar e cam greu ce-i drept, chiar e cam greu, adică chiar dacă nu se fac, el așa lăsă, opa, opa, fii atent că am descoperit ceva aici de desubt, da, nu e nimic, nu e nimic în partea asta, ok, bă, în primul rând, bă, de fapt chiar e greu, nu, trebuie să recunosc, chiar e greu, chiar este foarte greu, dacă ar fi fost ăla așa cum aș fi zis eu, chiar, nu știu, ar fi fost și mai greu, dar, mai multe idei, dar să-l habar n-am că nu prea înțeleg nimic, nu te găsesc. Ok, sună-mi ceva alb. Bă, dar să poți să mai faci mișto, zi alb, nu mai zic culori, spune ceva mai clar, mai concret, dar însele, nu culori. Sună un sponge. Ah, ok, lângă un sponge, dar însele, și vrei să zic că ești lângă un sponge și mai ești cu culori? Poate, ia stai-mă puțin, tu ești cumva, de ce să fie ăsta? De ce să fie? Bă, mami, fii antenă, mami, gata, eu nu mai joc, ține, fii antenă, unești. Ok, dar să le, ești foarte fraier, am atât de zis, dar să le, cam, mi-am dat seama că tu te duci acolo, dar să le, că ai vrut tu să faci ceva, a fost ok ceea ce ai vrut tu, dar să le faci, dar practica cu mine să știi că nu-ți merge, dar să le, adică cu mine chiar nu-ți merge. Mami, nu mai fii antenă, tu ți-ai dat seama că eu să dat un indiciu, că așa tu nu să dai seama. Păi ce indici mi-ai dat tu, dar să le, ce indici mi-ai dat ca să-mi dai o seama acolo, că eu nu cum îmi dădeam eu seama cu indiciul ăsta. Mamă, ce loc am tesco. Dar în cel n-ai nicio. Și bă. Ce? Bă, mor, aici, bă, dar în cel. Dar în cel. Dar în cel. Ok, de fapt, ia să mă puțin. De fapt, nu mor, dar m-am ascuns într-un loc și mi-e chiar să atâta. Ba da, mor, bă, cum am mor? Ok, dar în cel. Locul ăsta e cam ce, bă, e băguit. Bă, doamne, dar în cel, unde m-ai adus aici, că nu mai înțeleg nimic, ce e cu. Un indiciu, da, cred că rămân fix în locul ăsta unde m-a scos pe mine, fix aici, eu zic că ar fi ok să rămân aici și fiți atenți cum mă pun ceva de genul așa, mă, dar înseamnă, un indiciu, vreau să spun că prin jurul meu văd o culoare de tip mauve. Ok. Bă, dar să le am o întrebare pentru tine, hai să vedem, asta eu zic că ar trebui să fie ultima rundă deja, dar înseamnă că, nu știu, nu prea așa, wow, dar înseamnă, adică ar fi fost ok, dar înseamnă, prin ce loc ești tu acum? Nu știu, ceva mauve. Sunt ceva, mă, dar să le, da, eu te-am văzut cum ai trecut pe lângă mine. Asta am dat zis, dar să le, ce faci după acolo prin casă? Nu știu, te caut. Mă caut, dar să le, dar ce e așa de amuzant? Dar să le, nu știu, ești cam rușinos tu așa, am văzut în ultimul timp. Sau care e faza cu tine? Nu știu, mă, dar fii antenă, o să te găsești și tu o să plângi. Da, dar să le, o să plâng de ce? Că de că mă enervezi tu pe mine, dar să le, mami. Mai zi un indiciu. Nu să mai zic un indiciu, bă, dar să nu știu ce indiciu să mai zic, că nu știu cum să mă pun, mă, cred că mă pun cheamă, dacă m-am pus așa. Bă, zic eu, ok, bă, dar de ce nu se face ăsta cum ar trebui să se facă, mă, întrebarea mea, că ar trebui să se facă ăsta clar, să fie aici, să te pui direct așa, sau oare poți să faci, mă, cumva, ia, dacă dau așa sau ceva de genul, bă, nu cred că poți să faci, mă, dar să le, bă, indiciu, fii atent, dar să le, te văd, deși în apropierea mea, dar să le, uite că văd că vine un, bă, dar să le, că te-a luat la bătaie, dar să le, uite-l pe ăla, dar să le, ai văzut, dar să le, că vine, da, ai plecat, dar să le, ce să mai vezi, că vine el după tine acum, te urmărește el. Da, ce faci acolo la început, dar să le, crezi că fac eu aceeași tactică ca cum ai făcut și tu? Am vrut să fac și drept. M-am gândit, dar nu runda asta, m-am gândit acum câteva runde când m-am pus eu prima oară, m-am gândit să fac tactica aia, dar să le, dar nu am făcut-o pentru că văd că ai făcut-o tu. Și bine, puteam să fac, să, de fapt poate o fac, dar să le, psihologie inversă, cine știe, eu nu sunt prea multe. Da, mami, da. Ok, dar să le, știi ceva? Dar ce mai adus pe mine aici dacă tu n-ai chef de mine și râzi, dar să le, tu nici măcar, nici mami, stai gură și zi un indiciu. Bă, dar să le, bă, mă enervez, ăsta e indiciu, că mă enervez, dar să le, te văd, dar să le, uite-te pe geam și mă vezi, dar să le, dacă te uiți pe geam, îți dau un indiciu, te uiți pe undeva pe geam, dar să le, și poți să mă vezi, atât zic. Ok. Da, ok, bă, ok, și atâta, ok, dar să le, deja, bravo, mă, dar să le, în sfârșit, Și, easy, copile, vreau să zic că mă cheamă, dar să le, eu sunt, dar să
Hotel 2012. Ei, și mie îmi place să mănânc burger. Ok, dar să le deja nu te mai suporta. Hai acasă, că a fost o plictisală totală. Eu nu, dar să le ok, mă plictisa mai bine acasă, fără să-mi fac nervi de ăștia de-aite. Bă, ce faci? Tu mai vrei o rundă, dar să le chiar așa mai vrei o rundă? Bine, dar să le... Ok, o rundă. Dar putem să facem o rundă cum trebuie. Așa, dă-mi mine ca să dai un tine. Dar să le, bă, dar să le, pămâne. Hai să facem o rundă cum trebuie. Ultima rundă. Să zic că, bă, frate, mi-a plăcut runda asta. Dar să le, ascunde-te. Ce ferici, mami? Îți place chiar așa să-ți bagi joc de mine, dar să-l de mama ta, dar să le ții. Chiar vrei să vorbesc cu taică-tă să-l adupă taică-tă aici, că deja nu te mai suport, dar să le, du-te, ascunde-te odată dacă vrei să ne jucăm, să facem aici ceva cum trebuie, dar să le, dacă tot ai vrut ultima rând, dacă eu nu mai voiam, eu nu mai voiam, eu vreau să ajung direct acasă. Dar ce, ia, ok, și să mă uită prin partea asta, aha, dar să-l pe unde ar putea să fie. Bă, eu tot am impresia că de fapt, a, fii atent, dar să le, ia spune-mă niște indicii tu, dar să le, ia spune-mi tu mie niște indicii. Eu văd ceva portocaliu. Vezi ceva portocaliu, ok? Vin eu aici, intru în ăsta, văd portocaliu în partea asta și mă uit, ok, în partea asta nu se află nimic, dar i-am o presimțire, ce ai putea tu să faci, ce ai vrea tu să faci de fapt și nu o să mă uit acum, o să aștept aici câteva secunde, o să mai aștept așa, mă mai plimb eu până toate astea, pentru că am o presimțire că tu o să faci o tactică, nu vreau să zic ce tactică, dar în momentul de față, dar să le vreau să-mi spui mai multe detalii, că am trecut pe lângă ceva portocaliu, mai multe chestii și n-am descoperit nimic. Ok, nu pasă, o să pierzi. Ok, dar să le ia mă să mă uit eu aici, nicio mișcare suspectă, ne trecem prin partea asta, dar să le ieși cumva într-un autobuz. Oh, nu? Nu, dar să le, ok, da, nu ești într-un autobuz, dar să le, ok, știi că runda asta nu-mi face mie plăcere să mă joc, știi treaba asta, dar să le, că m-ai enervat destul de mult, dar să le, și chiar nu mai face plăcere absolut nimic, dar să le, dar vreau să-mi spui alt indiciu, dar să le, că deja am trecut pe lângă mai multe chestii și nu te-am descoperit încă. Sunt ceva verde. Bă, dar să le, bă, de mult din loc sau? Nu. Păi și atunci ce îmi zici un lucru și după zici alt lucru. Păi, bă, ceva portocaliu și sunt ceva verde. Ok, dar să le, cred că ești pa... Ia, mă, dar să le, ok, bă, dar să le, ok, bine, vezi tu acolo, dar să le, dar să știi că este eu te caut, o să te găsesc, dar să le, da? Așa să fie, da? Bun, am ajuns acasă, sunt cu vocea mea normală, deja nu mai suport. Păi, dar să le-am lăsat direct acolo unde era. Că, bă, frate, chiar m-a enervat, pe bune. Să stea el să se ascundă acolo, toată ziua să rămână acolo. Că pe mine chiar m-a enervat destul de mult. Mă, ce-a făcut mai aici, spartă asta de tot? Ok, bă, frate, nu mai am nimic de zis. După ziua asta, bă, credeam și eu că or să fie o zi mai interesantă. Și așa, dar nu mi-a plăcut absolut deloc. Mi-a făcut niște nervi pentru că, nu știu, a fost foarte nașpa ziua asta. Nu înțeleg, bă, frate. Aolo. Cred că da. Nu mai am nimic de zis, sincer. Nu știu. Scrieți-mi voi acum în comentarii dacă vreți să-i fac o farsă ceva lui Darcel, că nu mai pot cu el. Am obosit. Trebuie să mă duc direct la culcare, că aolo. Nu mai zic nimic, atât. Da, fraților, o veste șocantă, am să vă spun, nici nu știu cum să încep, nici nu știu cum să spun, dar da, mama lui Darusel a murit. Sunt aici la ea în cameră, a murit, nu se mai află nimic, vedeți că nu e pe aici, din jur împrejur prin astea, dar fiți atenți că nu, n-a murit și asta o să se întâmple astăzi. De fapt, stați puțin, nu o să moară cu adevărat, dar o să-i fac lui Darusel o farsă ca și cum mama lui a murit. Astăzi nu mă mai costumez în mama lui, știți că mama lui chiar n-a mai venit de foarte mult timp acasă și asta bine, Darusel nu știe pentru că eu mă costumez practic și Darusel nu știe că ea de fapt nu acasă, nu știu de fapt unde e maică sa și bă, chiar așa stau, bă, mi se pun niște serii de întrebare, mă, frate, dacă chiar a murit la modul cel mai serios, pentru că maică sa, vedeți că n-a mai trecut de foarte mult timp acasă, nu știu când o să mai treacă și asta, dar da, vedeți, este ceasul 10:38 și aici, după cum puteți vedea, am eu niște chestii, cum ar veni să-i fac mormântul mamei lui, nu o să-l fac pe undeva pe aici, o să am o poveste întreagă în spate ca să pară totul mai credibil. După cum puteți vedea, am aici o carte, hai să ne punem jos și să citim cartea, fiți atenți, pentru fiul doamnei Darcel din partea autorităților din Grand City, deci practic din partea poliției, din partea tuturor, din toate astea, am scris ceva de genul, vrem să te anunțăm faptul că s-a întâmplat ceva tragic, cum ar veni că s-a întâmplat și o să-și pună Darcel ceva întrebări din astea, bă, ce s-a întâmplat sau nu știu ce și toate, bă, ce caută mă ăsta aici, Darcel, bă, ce fai, bă, Darcel, stai puțin, Darcel, bă, te căutam, Darcel, stai, bă, nu mai alerga, bă, de ce alergi, mai mă, Darcel, că te căutam, Darcel, doamne, uitați-vă, da,
Ei, mai tamă, dar o sel, ei, ei, o, fiante, așa de pisare pe flu, că dau să linghe tău, ei, ei, fiante, gata, mă, dar o sel, așa, mă, și când vin pe la tine pe acasă, dar o sel, tu faci mișto de mine, ce, mă, cu melodia mea, așa, nu-ți place melodia pe care am făcut-o pentru tine, sau ce? Dar ce, mă, e a ta, e a mea! Cum adică e melodia ta, mă, dar o sel, nu e nicio melodie, de fapt, da, e melodie pentru tine, făcută de mine, dar o sel, și de ce-ți bați tu joc, dar o sel, așa, ce, te crezi amuzant, vii și te uiți așa pe geam la mine, ai, ai știut faptul că am venit la tine aici acasă și tu stai așa și te uiți pe geam, dar în sele. Măi, te căutam prin toată casa, dar în sele venise mai devreme, urcați nici pe aici și tu nu erai. Dar tu unde erai, pe bune? Aici! Ok, am înțeles și... Da, ok, dar în sele. Bă, da, de fapt am venit aici, dar în sele, voiam să vorbesc cu tine, dar deja mi s-a luat, dar în sele. Deja nu te mai supăr, cred că o să plec de aici. Hai, lasă-mă în pace. Ok, puf, stai, stai! Mami! Mami, unde ești? Mami, mami, mi-e foame, mami! Bă, mami! Da. Mami! Mami! Rafa, Rafa, ajutor! Mami, unde ești? Mami, Rafa, le ajutor! E monstru, monstru, goblin, ceva verde, nu știu! Mă, ce ai, mă, dar extraterestru! Mamă, nu e nimic, dar să nu știi că sunt ăia de mai aveai tu pe aici, doamne, dar... Ok, dar să-l, hai, mă, lasă-mă pace că eu plec de la tine, pa, dar să-l, pa, 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 mami, mamă, mami? Strigă pe mai că să știu că încă n-am terminat toate astea, mamă, să sperăm că nu vine afară și asta pentru că vreau să-i fac o chestie de fiți atenți. Hai să ne punem undeva pe aici. Deci hai să continuăm practic povestea, să citim. Dar nu se așa cum că se întâmplă ceva tragic, în jurul orei 8 și 10, mama ta se afla cu mașina prin față la bowling. Când deodată a intrat cu mașina într-un stâlp. Dar zero să facă ca toate alea când o să audă toată povestea asta, adică chiar sunt curios cum o să reacționeze când află faptul că mama lui a murit și practic că nu e ceva fake, pentru adică e fake, dar vedem că e un mesaj cum ar veni să pară totul real de la autorități și toate astea. Și vedeți, vină la fața locului ca să vezi ce s-a întâmplat. Din păcate, nu putem să-ți dăm mai multe detalii. Ne pare rău. Vei fi puternic, că avem încredere în tine. Asta își vrea mama ta. Acum hai repede să punem acum scrisoarea asta pe care noi am făcut-o, să punem aici cu toate astea. Și după mami! Mami, unde ești, mami? Maolo, mamă, ce ți pun stai și fiți atenți că stați puțin ca cu ochii, deci dar în sele o strigă după Mike sau eu acum trebuie să fac cumva să fiu nevăzut, să fug repede cu mașina, mamă, dar stați puțin că dar în sele acolo, să plece de acolo. Ok, a plecat, trebuie să fug repede cu mașina, să mă duc acolo la fața locului unde am zis, trebuie să mergem la bowling și acum trebuie să facem practic tot planul. Am început cât de cât acum, trebuie să trecem la partea practică, în care noi trebuie să facem practic cum ar veni să facem mormântul, să scriem acolo că a murit mama lui Darcel. Bă, dar stați puțin, știți care este faza? Oare ce nume să scriu pe piatra de mormânt? Asta e chestia, ce nume pot să scriu eu? Ok, mamă, deci deja se pare că ne-am făcut accident. Ok, o să-l punem ca și cum a făcut accident fix în ăsta așa. Vedem cum apare ceva de genul așa, că e mașina fix în stâlp, cum am zis. Iar aici, după cum puteți vedea, hai să ne apucăm să plasăm toate treburile astea. Punem aici corzdor din acesta. Eu zic că asta este super interesant. Și acum punem aici un gravestone. O, mamă, deci am pus-o cam urât. Dar hai că punem în partea asta, facem ceva de genul, arată mai ok, așa, chiar arată ok. Punem aici o dastă și aici punem o lanternă și cam asta este tot. Și fiți atenți, acum treaba este în felul următor. Aici în spate trebuie să punem un sign, punem aici ca și cum camurii. De fapt, fiți atenți, odihnească-se în pace. Mama, dar cum să scriem aici că nu știu numele maică-sii lui Darusel? Ce să-i scriu? Cum să scriu? Mama lui Darusel, mama lui Darusel 2012. Ceva de genul cred că o să scriu, că habar n-am, nu știu ce o să scriu aici. Habar n-am, dar da, odihnească-se în pace, mama lui Darusel 2012. Și da, după cum puteți vedea, ne aflăm în momentul acesta la mormântul mamei lui Darusel. Odihnească-se în pace. Nu vine să cred că facem acest lucru. După cum puteți vedea, aici este stâlpul în care a intrat cu mașina și din păcate aceasta a murit. Am aprins aici lunare și toate astea și ok, cam asta este toată povestea. Acum hai să mergem repede acasă și să-i dăm de veste. De fapt, fiți atenți că nu vreau să-i zic dar să-l descrisoare. Nu știu cum facem ca toate astea să vadă scrisoarea. Cred că o să-l scoate pe undeva pe afară pe acolo să vedem dacă își dă seama, dacă vede că e o scrisoare pe acolo, că e ceva de regulă. Și după aceea hai să vedem cum o să reacționeze dar să-l. Chiar sunt curios, vreau să scrieți în comentarii ce părere credeți, adică ce credeți voi despre cum o să reacționeze dar să-l. Cum credeți voi, cum o să reacționeze, scrieți acolo în comentarii. Hai că am ajuns în fața casei la hai să ne ducem la ei să vedem cum putem să facem toate treburile. Mami, astea, mami, unde ești, mami? Unde aici? Nu-i, mami, unde ești, mami? Alo, mami! Alo, nebunule, ce n-ai bat problemă, răsele? Ce cauți aici și din urmă aici? Te crezi, moș Crăciun? Cine te crezi, dar răsele? Cum să ești, mașa? Bă, ai nebunit de tot, mă, băiatule. Ce cauți, ok? Mă, dar răsele, tu ai nebunit? Cum să fie maică ta pe acolo? Tu cauți pe maică, dar și tu cauți prin horn? Mă, dar răsele, crezi că e atât de nebună cum ești și tu? Mami! Da, n-ai cu cine să te înțelegi, practic. Uitați-o, dar răsele a fugit după mai că el tot caută pe Darusel, Darusel, unde s-a dus momo ăsta? Ok, fiți atenți că cred că a ieșit afară, cred că, da, bă, da, a ieșit afară, a ieșit afară, a ieșit afară, Darusel, bă, ce caut, bă, Darusel, unde te duci, mă, ce cauți, mă, prin Darusel, ce cauți, mă, prin gunoi, omule, ai nebunit? Mă, caută, mama!
Cum a... Mamă, vor avea o carte, fie antena, bă, Rafaele, chiar că este de la tatăl meu, fie antena. Sper să fie tatăl meu cu mama mea. Bă, ce mă, omule, bă, dar râsele, bă, stai puțin, mă, bă, stai, mă, doamne, iartă-mă cu cartea asta ta, mă, dar râsele, tu ai nebunit de atât, cum să cauți pe maică ta, doamne, dar râsele, tu nu vezi că nu e mașina, dar râsele, tu nu vezi că nu e mașina aici, cum să fie maică ta acasă dacă mașina nu e? A, nu știu, ia o carte pentru fiul doamnei. Bă, dar râsele, nu, stai puțin, stai puțin, fiul doamnei, dar râsele, adică stai puțin, te cheamă doamna, dar râsele. Stai, lasă-mă pe mine să citești, dar vele, că tu nu știi să citești, că tu nu te duci până la școală, dar vele ca să înveți și trebuie să-l citesc eu, ia mă, pentru fiul doamnei, Darusel, din partea autorităților din Grand City. Mă, ce, Darusel, cum adică din partea autorităților, Darusel, ce ai făcut, ce ai făcut? Nu știu, Darusel, ce ai făcut, răspunde-mi acum momentul ăsta, de ce autoritățile te caută, de ce te caută poliția sau cine te caută, Darusel, de ce te caută poliția, spune și mie ce faci, la te cadă la mine din curte, stai aici și faci numai nebunel, dar să le când stai cu maică ta acasă, dar să le bă, zi-o, tată, omule, bă, ce faci? Dar să le... Nu, ok, dar să le, ia, mă, să mă, ce ai făcut, ia, că, adică nici nu trebuie să-mi zic, că vreau să văd aici, că zice poliția clar. Așa, vrem să te anunțăm faptul că s-a întâmplat ceva tragic, mă, ce ai făcut, dar să le... Bă, nimic, bă, Rafael, nu știu, bă, dar cum adică tragic, bă, hai, citește, bă, dar nu mai fie așa, nu mai fie așa, dar să le, doamne, ești prea hype, mă, copile, și nu înțeleg absolut nimic, bă, dar să le, bă, ai probleme cu capul, deja mai făcut și pe mine să nu mai înțeleg nimic, să-mi pierd. Citește! Bine, gata, în jurul orei 8 și 10, deci asta în jurul, cât e mă ceasa cu a, dar să le? Nu știu. Ok, dar să le, am înțeles, în jurul, așa, mama ta se află, uite, mă, că aici dă maică ta, dar să le, că mama ta se afla cu mașina prin față la bowling, uite-mă, e la bowling, dar să le, așa, și ce s-a întâmplat tragic? Când, stai mă, bă! Bă, nebunule, dar se... Bă, mi-a fost copii! Da, bă, e prost rău copilul ăsta. Bă, dar nu trebuie să aduc... Dar se... Bă, ăsta... Bă, stai prost, mă. Bă, ăsta se duce în față la bowling și încă n-a citit ăsta, mă. Dacă vede alea... Da, e că nu le vede, nu vede. Bă, da... Da... Mamă, bă, e super enervant, deja m-a luat durerea de cap, bă, vedeți, mă, practic, da, eu chiar... Unde te-ai, Darusel, dar... Stai că vin! Mă, ce... Darusel, coboară, omule, dată și hai să-l citesc asta, să vedem ce zice de maică ta, Darusel, că și că s-a întâmplat ceva tragic, tu nu, bă, Darusel... Da, citește, mă, Rafael, că nu mi-am putut, bine, gata, acum citesc, omule, dar fii, mă, mai calm, că mă, Darusel, mă perturbez, nu mai știu nimic, Darusel, doamne, iartă-mă, ia să vedem, când deodată a intrat cu mașina într-un stâlp, mă, ce? Nu, stai, mă, calm, stai, stai calm, că poate e de 1 aprilie, bine, nu mai e 1 aprilie, vină la fața locului, taci, mă, bă, de ce dar să ți te pare... E de râs, dar să le bă. Bă, dar poți să te comporți vorba la omule, tu nu vezi nici aici că s-a întâmplat ceva tragic cu maică ta, că ai intrat cu mașina într-un stâlp. Bă, dar să-l tu plâng sau râng? Bă, tu râng sau plângi? Plâng, afară, plâng, nu mai bol. Da, plângi, că deja mă enervez. Stai, mă, taci, mă, puțin, taci, omule, taci, dar să-l, hai să vedem. Vino la fața locului ca să vezi ce s-a întâmplat. Din păcate, nu putem să-ți dăm mai multe detalii, ne pare rău. Vei fi puternic, avem încredere în tine, asta își dorea mama ta. Mă, ce s-a întâmplat? Da, sunt puternic! Sunt puternic! Hai, Rafa, hai, așa, mai repede, hai! Bă, hai, grosă! Bă, dar să ce s-a întâmplat? Bă, stai puțin! Bă, dar să tu chiar ești așa hype, mă, omule, bă! Nu, bă, Rafa, nu știu, bă, Rafale, bă, dar ce puțin mama mea a murit, sau ce? Bă, da, ha, mă, dar să bă, dar tu fai mișto de maică, dar să dacă chiar s-a întâmplat ceva cu maică ta, dar să și nenii ce plumă! Da, nu. Ok, dar să le bă, hai la bowling să vede. Uite mașina, mai tu. Mașina! Uite, Mami, ce faci, mami? Mami? E într-un stâlp. E în stâlp, cum zicea. Mami? Păi, te paci, mama lui, dar să nu mi dește. Mami, omule, mami, nu. Dar să calmează-te, mă, nu mai plânge, mă, dar să le, când zici că nu ești tu, dar să le. Dar să termină, mă, dar să nu te mai recunosc, mă, ce ai, mă, bă, stai puțin. O, pace, mama lui, dar să 2012. Dar Mam! Dar...
Dar Rusel, ok, bă, vedeți că fiți atenți că mi se pare chiar a picat în plasă, dar Rusel cred că chiar crede, vedeți cum s-a schimbat, nu mai recunosc, car bă, plânge, asta e chestia, dar hai să mă duc repede după, mamă, stai puțin că nu e bine că dacă plânge așa de rău, dar Rusel, unde ai de rău, Rusel, unde s-a unde? Mami, unde ești? Dar Rusel, bă, dar să lasă-mă, mă, ce face, bă, termină, bă, dar să stai puțin, că mă sperii, dar să, bă, ești ok? Bă, Rafale, ce vrei, Doamne, lasă-mă, bă, ce nu mai pot, bă, Rafale, mă, omori, gata, mă. Ce, bă, stai, mă, că nu te aud, bă, omule, vorbește cum trebuie, că deja mă enervez, dar să le, după ce că am văzut și aia acolo, dar să le, mă enervez și mai rău, dar vorbește cum, bă, cum, bă, ce, bă, Doamne, dar să le, vină repede, mă, ce, cum, mă, stai, mă, puțin, dar să, cum atică, odihnească să-mi pace mama lui Darusel 2012, ce s-a întâmplat? Bă, chiar că o muri, bă, Rafaele! Bă, Darusel, dar bă, stai mă puțin, Darusel, stau și eu bine, nu mai sufla așa, stai locul, Darusel, e așa, mă, dar, mă, ce faci acolo, Darusel, bă, Darusel, Lasă-mă, că n-a pot... Ok, deci uitați la Darusel, a plecat politicul așa cu care mai... Fiți atenți, hai că lasă pe Darusel aici, vreau să-l las... Ok, vedem ce facem, ok, unde am lăsat el mașina aia, o să las pe Darusel aici, o să vin ca maică sa, o să las până... Să vedem aici, de fapt vreau să vin seara, ceva de genul, să vedem dacă mai stă prin partea asta și așa... Bă, fii antenă! Deci prietena voastră a murit! Uite acolo mărmântăi! Darusel, prietena cui mă, Darusel? Tu nu vezi că nu interesează pe nimeni, că nimeni nu cunoaște, Darusel! Bă, vine-mă înapoi, Darusel! Darusel, ești ok? Eu o să merg acasă, că am niște treabă, mă duc la mine, ești ok? Pleacă. Bine, gata, dar să le o să plec acum. Ok, fiți atenți, vreau să vin aici, fiți atenți, trebuie să mă duc repede acasă, la maică sa, practic, acolo la el acasă, unde este maică sa, și o să mă costumez repede, mama lui strictă, o să vedem cum o să fie Darusel acolo la mormânt și vedem ce reacție o să aibă când o să vadă că vine maică sa real și fiți atenți cum o să facem, că practic, o să facem, mă, Darusel, fiți atenți, că o să-l iau rău de tot, bă, Darusel, o să-l cer rău de tot, o să fie maică sa ca și cum crede că Darusel i-a făcut chestia asta și că o să-l cer rău de tot, că Darusel e pus pe glume, pe chestii astea cu care nu se glumește, o să vedeți ce o să-i fac, acum ne costumăm, o să vedeți să se iasă totul, o să iasă grozav, o să vedeți, adică așa sper, asta e intuiția mea și am eu așa o presimțire pentru că o să-i fac eu ceva, o să vedeți, chiar o să vedeți, nu vă mai zic prea multe, hai să ne costumăm și să revenim acolo la mormânt, ca și cum suntem mama strictă, deja nu mai pot să mai vorbesc sincer, eu nu știu ce să cred, dar se oare chiar, bă, da, de fapt, bă, ați văzut că, bă, mi se pare că s-a schimbat chiar radical, nu am mai văzut dar nu se le așa, dar în fine, hai că acum acasă, nu mai spunem prea multe, vedem totuși ce se va întâmpla într-un final, dar o să zicem la final că practic că i-a făcut maică sau o farsă sau ceva de genul, sau nu știu dacă o să zic asta, o să lăsăm tot așa ca și cum că a făcut Darusel farsa și o să fie mult mai șmecher așa, o să fie chiar mult mai șmecher, o să vedeți că o să se întâmple mult mai multe chestii dacă lăsăm să noi zicem, dar vedem ce se va întâmpla. Bun, gata, s-a făcut și seară, vedem, ne-am schimbat, ne-am pus și vocea de mama strictă și acum hai să vedem, ne-am dus pe aici prin spate pentru că vreau să-l iau prin surprindere, uitați-vă că e Darusel acolo. S-a uitat? Și-a dat seama? Bă, și-a dat seama sau nu și-a dat seama? S-a uitat în coace. Și să zic, s-a uitat în coace, dar nu știu că a văzut, fiți atenți, ia să mă duc în partea asta. Mă, dar ce-a făcut ăsta? Bă, ăsta s-a îmbrăcat și-a luat haine negre de doliu, mă. What? Ia, mă, ce faci, mă, ăsta? Ia, fiți atenți, că să-l iau prin surprindere acum. Fii antenă, mai pentru asta, ia ultimii mei bărbi care mai am. Darusel, ce cauți aici? Cine a murit, Darusel? De ce ai zis ia burgeri mami și ai aruncat aici? Mă, stai! Cine a murit aici? Mami, tu ne-ai murit, mami, tu ne-ai murit! Cum adică să mor, Darusel? Cum adică să mor, bă, ce mă? Odihnească să-mi pace mama lui Darusel 2012!
Darusel, de ce faci chestii de genul? Darusel, ochiile cu ce-i curte, Darusel, Darusel, mă enervez, stai pe loc, că deja mă enervez. Chestiile astea le făceai la tine în curte, Darusel, chestiile astea, Darusel, stai pe loc, am zis, fii, ești un nesimțit. Chestiile astea, ok, dacă le făceai în curte, dar nici în curte nu se glumește cu așa ceva. Cum să-l zici că mori, Darusel, ești nesimțit? Darusel, chestiile astea nu se fac, ești nesimțit, Darusel, chiar ești nesimțit. Mami, eu, mami, că fie am tână, mami, deci eram afară și te căutam și după am văzut o carte care zicea că tu ai murit, ai făcut accident acolo, uite și mașina era pe acolo și nu știu, mami, am fost cu Rafael și eu am văzut că era moartă și na, e nu știu. Darusel, tu cu Rafael îmi faci farse din astea, Darusele? Bă, dar nu, măcar, stai puțin. Cred că Rafael, mami. Nu, mami, Darusel, stai puțin, măcar dacă le făceai în curte, aici mă pun să vadă toată lumea, după ce zice lumea, Darusel, când vede așa ceva, scoate astea de aici, Darusel, când, Darusel, scoate astea, cum adică Odinescu se împace mama lui Darusel, mă, Darusel, ești un simțit, Darusel, pentru asta un curic, vorbesc serios, cum să faci așa ceva, Darusel, nu mă așteptam la tine, de la tine la așa ceva, Darusel, chiar... Darusel, ești un simțit, Darusel. Mami, eu mai că fie altă. Cred că Rafael. Nu, Darusel, lasă-mă, că ești un simțit. Darusel, dați mă joc pe mine, Darusel, stai puțin. Ok, vedem că a plecat Darusel, da, mă, da, frate, uite, băi. Bă, nu pot să cred, băi, e cam fraier în așa de fel, dar, băi, eu nu i-am zis, practic, i-am făcut farsă și asta, el tot zice că Rafael, ok, stai puțin. Darusel, mamă, Darusel, coboară asta. Darusel, Darusel, spune. Dai mine, Darusel, ești de simțit. De ce? Spune care a fost motivul. Pentru ce ai făcut asta, Darusel? Mami, eu, mami, e final de Rafael, că fiantele, cred că Rafael nu-mi făcut varza. Și fiantele, mami, hai pe Rafael. Stai, vorbește ca lumea, omule. Bă, Darusel, vino aici și să te înțeleg. Ce a făcut Rafael, că nu te înțeleg. Ce a făcut Rafael, Darusele? Farsa! Cum adică a făcut Rafael, Darusel? Bă, Darusel, Darusel, Rafael, uite, mi-a făcut prin coas că mama mea e moartă, că ea e moartă și așa, ce pot să facă și el, a făcut mișto de mine. Așa că fiantele, mami, eu am plecat și mă duc, stai. Darusel, ești un nesimțit, știi ceva? Bă, dar ce, ai mașina mea, Darusel, ce caută mașina mea aici? Păi nu știu, mai că fie antene, deci era un stâlp și eu am văzut că mașina era un stâlp și că te-am la stâlp. Ce? Mă, Darusel, băi! Darusel, băi, e definiții pe bune, chiar așa, îți bagi joc de mama ta, Darusel, ok, îți bagi joc, bine, Darusel. Bine, nu, mai fie antene, dacă tu nu mă crezi, bine, dar fie antene, mami, tu chiar acum o să mori. Bă, Darusel, stai puțin, Darusel, ești de simții, cum faci tot, Darusel, ești un... Darusel, chiar ești nesimțit pe bune, Darusel, nu mă așteptam din partea ta să-mi faci așa ceva, Darusel, tu chiar, dacă îi spune eu asta tatălui tău, care oricum nu mai vorbește cu mine, Darusel, da-mi fie, dacă îi spune ce, ai fa- ce faci tu, Darusel, crezi că ar fi, da, La, eu sunt șmecher, da, și mama mea e moartă, da, că s-a pus cu Darusel, că nu fă nicio farsă, dar stai că acum a murit. Ei bine, Darusel mi-a făcut foarte multe farse, e bine, adică nu numai mie, dar și mamei stricte, deci astăzi eu să vreau să-i întorc, cum ar veni, să mă întorc cu mai multe, că știți că am făcut atunci când Darusel practic a murit maică-sa, dar astăzi vreau să-i mai facem o farsă cum ca și cum mama strictă și-a pierdut memoria și o să fie ceva mai special, pentru că asta o să fie o farsă care o să fie 100% credibilă, pentru că o să mă duc la spital, o să vorbesc acolo cu doctorul și cu asistenta și o să le zic practic cum ar veni să fac o chestie în aceasta și nu vreau să vă spun mai multe detalii, dar o să vedeți după aceea cu mama strict o să-și piardă memoria și să vedem ce reacție o să aibă Darusel, cum o să reacționeze el, dacă o să se bucure sau dacă o să fie trist și cum o să fie el așa capabil să se înțeleagă cu maică-sa dacă maică-sa nu-l mai înțelege. Ei bine, acum hai să ne costumăm și ne ducem la baie aici foarte frumos, ne transformăm în mama strictă, după aceea mergem la Darusel ca mama strictă și după să zicem cum ar fi că eu maică-sa pleacă în oraș, toate chestiile astea, dar hai să ne costumăm acum și nu mai spunem prea multe, să sperăm totuși cum să meargă farsa asta, că dacă nu să meargă, o
faza vie, cam nașpa, dar scrieți-vă acolo în comentarii ce far să încercăm să-i mai facem. Gata, hai că ne-am costumat foarte frumos și acum hai să mergem la dară stel să vedem ce reacție se aibă. Bine, prima oară acum vă dați seama că o să se comporte toată lumea normal, mai exact practic e Mike sa normal, practic nu, că nu și-a pierdut așa memorie și toate astea, să vedem. Mă, ce-a făcut? Dar în sel, nu vine să cred că ai făcut așa ceva, deci tu nu poți să cred că ai într-o zi să faci așa ceva, dar în sel, ce înseamnă asta? Spune și mie, ce înseamnă asta? Tu-ți bagi joc așa de mine, mă, Darusele? Tu chiar meriți, Darusele, să ți se întâmple ceva rău, Darusele, că nu se mai poate cu tine, mă. Cum să faci așa ceva, Darusele? Voi să-mi sparg picioarele, să-mi rup picioarele, să nu mai pot să mai merg, Darusele? Nu mai bagi în seama sau? Acum, practic, nici nu mai bagi în seama, nu? Așa a fost. Ce, mami, ce fraier ești, hai să mergem, hai să mergem. Unde să mergem, Darusele? Vai, o să mergem, unde să mergem? O, că nu mai... Bă, acolo era fix acolo la margine, bă, frate, am zis și eu să închid asta, mă, Darusele, deja mă enervez, bă, copilă, hai, gata, bă, Ok, nu te mai spun, Darusele, așa, fii atent, bă, Darusele, deja voiam să vin la tine, de fapt, ca să spun că faptul că eu vreau să plec prin oraș, dar înainte toate ai mâncat, Darusele, sau vrei să fac de mâncare, dar după ce mi-ai făcut aici, Darusele, cred că nu meriți mâncare. Ok, deci ai început să mănânci burger, hai că mă duc și eu să mănânc, Darusele, după să plec prin oraș și mă întorc mai târziu, pa. Mamă, deci, frate, nu înțeleg cum am făcut-o, Darusele, pe asta, mamă, chiar merită astăzi să-i fac eu farsa aia cu memoria. E bine, stați puțin, că am deja burger pe aici, foarte frumos, îi mănânc pe ăștia și mă duc acum tip-til. Trebuie să ajungem acolo, să vorbim cu oamenii de acolo și să vedem toate treburile astea. Mă, dar ce faci, mă, tu, Darusele, pe aici? Alo? Ce cauți aici? Mă spionez? Ce faci, Darusele? Ce vrei să-mi faci? Na, nici nu mă mai bagă în seamă, clasic. S-a dus la toaletă. Ia, mă, Darusele, ia. Mamă, Darusele. Ok. Gata, am plecat, lasă-mă în pace, Doamne, bă, frate, nu mai suport, bă, cu ce are încă, bă, dă cu XP ăsta, mamă, e nebun, deci fiți atenți, acum trebuie să înceapă planul super șmecher, în care Michael s-a practic, adică eu, o să, mă, ce, Doamne, iartă-mă, faci, dar în sere, te ții după mine, atâta, lasă-mă în pace, s-a zis că plec, ok, deci trebuie să fugim de aici, să nu ne audă, dar, uitați-vă, nu, gata, fugim, deci în direct cu mașina, fugim de aici, din casă, și să înceapă toată chestia asta, o să fie ceva super șmecher, ok, hai să ne uităm, deci nu ne urmărește, dar, gata, nu ne urmărește, hai acum să mergem la spital, bă, dar știți care este faza la spital? Nu știu, trebuie să vorbesc cu vocea maică-si sau să-mi fac vocea mea normală de Rafaela, adică că practic pe maică-sa nu știu oamenii de la spital, dar hai că vedem cum facem. Hai să ne punem totuși vocea mea normală și după aceea o să vorbim practic, de fapt nu, hai că vorbim așa și încercăm să ne facem cum ar veni, o să vorbim noi, o să vedem cum o să facem. Hai să ne ducem acum foarte frumos. Bună ziua, auziți, vreau să vorbesc eu cu domnul doctor, am ceva de stabilit, dacă știi, bă, ce că... Darusel, mamă, mă, ce caut? Bă, frate, ăsta vin, ia mă, că sunt ce acasă, cred că sunt cele alea acasă, ia să vedem, dar m-a văzut, mă, sau nu? Nu cred că m-a văzut, bă, deficiatez că nu cred că m-a văzut, deci, Darusel, bă, dar stai puțin că faza e că eu nu sunt acolo acasă, aole, și cum faci, mă, frate, ia stai puțin că trebuie să mă transform acum repede, Rafael, mă duc acolo acasă să mai vorbesc cu Darusel, să vedem ce mai face, tata, dar de fapt stai puțin că stai că mă lase cap, bă, ce faci, mă, what, bă, unde plec, Darusel? Darusel, mamă, Darusel, stai pe loc, ce cauți pe aici? Eu m-am fiat, mami, eu am rămas fără burger și așa că m-am dus să furt de la Rafael. Te-ai dus să furt de la Rafael, Darusel, ești răcit, maică. Bă, Darusel, stai puțin, mamă, Darusel, stai că am ceva de vorbit cu tine, Darusel, vină încoace. Bă, frate, uitați-l, e răcit, bă, frate, și vreau să-l duc cum ar veni la spital să vadă toate astea, dar haideți că o să încerc eu să fac ceva, mă, ce faci? Dar... Mă, ce tu faci? Uitați-o, da, niciun stres, bă, frate, ok. Bună ziua, da, vreau să vorbesc și eu ceva cu dumneavoastră. E bine, lasă-ți pe Darusel, eu sunt mama lui Darusel și practic astăzi vreau să-i fac o farsă lui Darusel. Mă, ce tot faci ăsta? Poți să ții după mine, nu am cum să-i fac farsa asta, nu vine să cred așa ceva. Ok, deci da, vreau să-i fac o farsă lui Darusel. Știu că mai avea el un prieten cu care făcea el farsă și toate astea. Mă, ce tot faci, mă, ăsta? Ia, stai un puțin. Darusel, mamă, Darusel, stai puțin că vreau să vorbesc și eu cu cine, Darusel, hai puțin la doamna doctoră că să-ți dea un tratament, Darusel, că ești răcit. Hai la doamna doctoră, ce faci, Darusel? Ok, mami, hai să mergem. Aolo, Darusel, mi-ești part în panul, Darusel, nu mai aud bine, mamă, m-a făcut să aud într-o ureche, în fine. Darusel, așa, bună ziua, l-am adus, l-am, bă, Darusel, stai cu minte, așa, da, e Darusel, e copilul meu. Dar nu mai strămuta pe mine, copile, ok, da, vreau să aduc aici pe... Ce s-a? Alo? Ce? Tu cine? Unde mă aflu? Ce sunt?
Mă, ce e locul ăsta? E spital? Mă, ce cal la spital? Alo, mami, alo, mami, mami, ce faci, mami? Unde casa? Mami, ce faci, alo, ești bine? Tu cine ești? Cine ești? Lasă-mă în pace, că mi-e frică, nu știu cum am ajuns aici. Auzi, ești cumva un taximetrist, că vreau să ajung acasă, ești cumva taximetrist? Ba, hai, uite, hai! Aolo, aolo, da, vreau să mă duceți acasă, ok? Da, e o problemă, eu nu mai știu unde e casa mea. Auziți? Mă cunoa... Mami! Mami! Da, stai, pe cine strigați dumneavoastră? Pe tine, mami! Vorbiți la telefon, mă scuzați, nu știu, cum adică nu? Da, tu! Cum adică eu? Cu tine vorbesc, mami, ce aia, mami, ești bine și rantel, mami, nu eram la spital, ce aia strătăm și cred că, nu știu ce am făcut, mami, dar cred că s-am dat boală. Cum adică, ce-ai făcut, cine ești? Mamă, ce casă mișto, oare cine stă aici, câta casa de mare, wow, chiar mi-aș și doresc și eu să stau așa la casa ta, mami, casa ta, mami, stai, hapciu! Da, tu cine ești? Și dai, olă, mă doare capul rău de tot, aici m-a dus la, asta, acu' e casa asta, că eu nu e casa mea. Hai, mami, taci-mi gură și hai, mami! Cum adică, mami, tu cine ești, copilul? Ce ăsta? What? E o jucărie? Ce ăsta? Ok, interesant. Ok, oarecum. Deci, antre, mami, eu sunt antre, nu, doi, eram la doctor și nu știu, am tratat pe tine și ți-ai pierdut memoria. Ce ai spus, băiatule? Dar tu cine ești? Ești taximetrist, nu? Nu, mami, eu sunt un taximetrist, eu sunt fiul tău, dar sunt 2012, mami, ce cu tine? Am eu copil, burger, nu am chiar așa ceva, ia, cum să-mi placă mie așa ceva, dar tu cine ești, că nu te înțeleg, adică tu ești Darusel 2012, care Darusel 2012, în ce an suntem, noi suntem în anul 2012 acum? Ok, vedeți că merge planul bine, dar însă îl plânge, ok, nu și-a dat seama de treaba asta. Alo, auziți, unde v-ați dus? Alo, domnul taximetrist, domnul taximetrist, alo, auziți? Ce s-a întâmplat? Darusel, ce caut aici? Mă, ce s-a întâmplat? Darusel, ce mi s-a întâmplat? Aolo, cum eram căzut, mă, Darusel, cum am ajuns aici? Mami, hai aici! Mami, vină, mami, uite, mami, asta este camera ta și antena, mami, tu ești mama mea, dar cred că nu știu, mami, ce am făcut? Alo, bă, ce ești așa prost? Știu că e camera mea asta și știu că sunt mama ta, cum adică? Și cum am ajuns aici, că eu eram acolo la spital, voiam să vorbesc cu doamna aia pentru tine să nu mai fi răcit. Cum? Ce s-a întâmplat? Deci, nu știu, mami, dar fii antena, mami, nu eram la doctor și eu tine să am strătat pe tine și nu știu cum, da, nu știu, mami, cred că s-a luat o boală. Ai strătat pe mine, dar sunt atât de nesimțit și m-ai făcut să-mi pierd, să nu mai știu unde capul ăia și cum am ajuns aici, întrebarea mea, Darusel. Păi nu știu, mami, că nu știu, dar fii antena, mami, hapciu! Cum adică, nu știu, cum adică, ce e, mă, Darusel, mă, cum adică nu știi, ce s-a întâmplat? Mă, stai puțin, nu mai dau cu asta că vreau să vorbim ceva. Cum adică nu știi ce s-a întâmplat că noi eram acolo și așa, nu te înțeleg. Păi fii antena, mami, noi doi, de ce am mers la spital și de ce am strântat pe tine și am făcut hapciu și nu poți vorba de memoria, nu știu ce aveai. Parcă nu mă cunoșteai, pe nimeni nu cunoștea, nu știu ce aveai. Bine, dar să știi ceva, eu o să mă duc la spital să vorbesc cu domnul doctor acolo pentru că nu știu ce se întâmplă. Adică nu știu cum mi-ai făcut toată treaba asta, dar chiar nu e ok, nu e în regulă. Ok, hapciu! Nu știu ce am pățit. Ok, mamă, deci asta e prozoră, tot ok. Fiți atenți că vreau să facem acum. Bă, da, a mers totul bine, uitați-vă și la șarful ăsta pe aici. Trebuie să fur practic mașina asta cu care el a venit așa. Ne ducem acum repede acolo la spital. Și fiți atenți că acum vreau să vorbesc cu domnul doctor. Deci a mers totul bine și mamă, și fiți atenți că acum chiar o să meargă super strună. Nu știu cum s-a potrivit treaba asta cu Darusel care a fost răcit și a aruncat cu sticla aia pe mie de XP, de toate chestiile alea. Nu știu cu ce a aruncat el, dar se potrivește minunat pentru că eu acum am un motiv credibil cu care Darusel chiar o să mă chiar dacă mi-am pierdut memoria. Și fiți atenți cum o să fie acum. Nu doar că mi-am pierdut memoria, dar o să-i zic la domnul doctor să-i spună lui Darusel ceva de genul că nu mai am mult timp de trăit. Chiar sunt curios cum o să reacționeze. Mă, iar a venit asta după
Ok, știi ceva? Hai că mă duc repede, acolo. Ok. Auziți, spuneți, vreau să mă duc să vorbesc cu domnul doctor. Da, aici, mă duc acum la domnul doctor. La revedere. Ok, ok, ok. Bună ziua, domnul doctor. Fiți atent. Am și eu ceva, unelom. Stai puțin. Mă, Tarsel, mamă, ce cauți după mine iar aici? Vrei să nu mai dai iar vreo boală? Vrei să te duc la domnul doctor să vedem ce ai pățit și tu cum i-ai dat tu mie boala aia? Că nu te înțeleg. Nu, mami, mami, ciao. Aolo, bă, Tarsel, termină-mă cu ce mai arunci. Pleacă-mă de aici, lasă-mă odată. Pleacă, pe bune vorbesc. Nu mai vine, că... da, mami. Bine, dar mă deranjez, Tarsel, nu mai vine, că vreau să vorbesc cu domnul doctor să vedem ce mi s-a întâmplat. Tarsel, termină, gata. Te, okay, sune, te sune mai târziu, bine? Hai, pa. Ok, pa. Pa, ok, mamă, fiți atenți. Sperăm că totuși o să scăpăm acum de Darcel, pentru că vreau să vorbesc acum clar cu domnul doctor, să nu mă mai întrerupă ca să meargă totul strună. Ok, bună ziua, domnul doctor. Ei bine, nu știu dacă l-ați văzut pe bătăl acela pe Darcel. Eu sunt mama lui și astăzi, practic, el mi-a făcut foarte multe farse. Nu știu, adică el avea și un prieten, Rafael, care îi făcea și el și lui foarte multe farse și toate astea. Și acum eu vreau să... Da, mă înțelegeți, am înțeles. Și vreau acum să-i fac eu o farsă, cum ar veni, ca și cum că mi-am pierdut memoria și să-i spuneți dumneavoastră că... Mă, ce să... What? Auziți? Domnule, fiți atent, rămâneți aici pentru că eu sunt aici la domnul doctor, a spus domnul doctor să nu mă deranjați, duceți-vă la doamna doctor aici, la doctoriță, la asistentă. Mă, dar ce seamănă cu vocea lui Darcel? What? Ok, nu mai bagă seama, ok, cred că a făcut Darcel ceva, habar, n-am? Așa, și astăzi, cum ar veni, vreau să-i spuneți Darcel ca și cum că eu am murit, o să stau aici pe patul de spital, vreau să-i spuneți Darcel ca și cum că eu o să mor, pentru că mi-am pierdut memoria și nu mai pot recupera memoria și să-l învinovățiți, pentru că v-a spus doamna asistentă, deci dumneavoastră, practic, ați auzit de la doamna asistentă, că Darcel a strântat pe mine și mi-am pierdut memoria mai devreme. Asta vreau să spuneți, chiar vă mulțumesc, eu o să mă pun acum aici. Și da, când o să vină Darcel pe aici prin par... Ok, da, ciudat, hai că mă pun... cred că mă pun direct aici și să vorbească Darcel, dar trebuie să ajungem cumva să vorbim cu Darcel și cu toate astea, hai să vedem. Bă, auziți, domnul, puteți intra. Domnul, dar auziți... nu știu cum să fac, mi s-a întâmplat ceva foarte, foarte nașpa și nu știu, dacă vă dau telefonul meu ca să-l sunați pe copilul meu, îl cheamă Darcel pe el, vreau să-l anunțați, eu nu, chiar nu pot să-i spun, treaba aceasta pentru că mi se pare ceva, chiar nu pot să-i spun, dar eu, mi s-a întâmplat ceva foarte rău și eu nu prea mai am prea mult de trăit. Mă, ce facem ăla, deja a plecat, deci fiți atenți că ăla știu că e Darcel, mi-am dat seama că e Darcel, e prost, dar fiți atenți cum să fie tot treaba asta, că o să meargă mult mai bine. Ok, m-am pus aici. Să vin acum ca Darcel, mă frate, să vedem cum o să meargă totul. Să meargă totul bine. Domnul doctor, ajutați-mă, chiar să mă ajutați, vă rog, e foarte frumos să fie totul bine. Să-i spuneți acum că mi-am pierdut memoria, ok? Că-mi pierd memoria. Bine. Mami! Vrei prostă, ia să vedem ce faci. Așa, mami! Unde-i, mami? Domnul doctor, cine e băiatul acesta? Ce caută aici? Cum a ajuns aici? Că nu, mi-e rușine, nu vreau să mă vadă alte persoane. Vă rog, e frumos, să-l dați afară, că nu se poate așa ceva. Pleacă-te rău de aici, că sunt și eu bolnovioară. Ce, mami? Nu sunt mama ta, copile. Pleacă de aici, te rog, că eu sunt bolnovioară. Nu mai am foarte mult timp de trăit. Mami, taci gură, din păcate, dar s-a accidentat extrem de grav și ar nevoie de ajutorul vostru pentru operații. S-a luat extrem de grav la cap și ar nevoie de 3000 de euro pentru operație. Dacă nu mă rămâne fără memorie, maximă zi, mami! Mami! Mă, ce faci? Alo, copile! Du-te să te foca! Ajutați-l! Mamă, copile! Copile, ce? Ciudat, nu mai înțelegeam nimic, nu mai avem memorie, ce s-a întâmplat, Darcel? Mami, a făcut căcuța pe mine! A făcut căcuța pe
de mine. Doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, frate. Deci a mers totul, vai. Maulă, trebuie să merg acum acasă, că nu se mai poate. Atât a fost și cu ziua, dacă a pierdut de memorie. Cu tare sel, bă, frate, nu poate să se ia niciun lucru în serios. Să vede treaba asta. Dar sel, mă, ce fa... Ok, am înțeles. Merge și ne cu mașina asta. Bă, ce să mai spunem? Că e tare sel până la urmă. N-avem ce să facem cu copilul ăsta. Hai, tare sel până acasă, primul care ajunge ce mă șmecher. Ok, mamă, bă, deci chiar mă enervează tare sel. Nu știu că... Bă, ce am să facem asta cu memoria? Bă, de fapt a fost ok, chiar a fost ok. Nu știu, vreau să-mi spuneți și voi acolo în comentarii cum mi s-a părut vouă treaba asta cu memoria, cu pierdutul maică-zi de memorie. Practic că mie mi s-a părut cât de cât ok așa, dar... Da, nu știu ce să vă zic sincer. Nu mă așteptam la ceva și mai și de atât, dar aia, poate îi facem în altă farsă. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce farsă să-i facem și toate astea, că... Asta, bă, a fost cât de cât ok. Bă, dar pe unde mai urmă și eu acasă? Pe aici, pe aici... Ok, dacă merge și mai... Ok, gata. Darusel, mamă, Darusel, mami, da, revin. Stai, mă, Darusel, stai, mă, ce fai, mă, bă, alo, bă, Darusel, dar spune și mie ce s-a întâmplat acolo, că eu ajunsesem la domnul doctor, dintr-o dată nu știu ce mi s-a întâmplat și dintr-o dată mi-am revenit acum, când ai dat un foc, dar ce mi-ai dat foc, Darusel, întrebarea? Ești resimțită, mami, de ce faci prank, crezi? Cum adică să fac prank, ce-ți fac? Chiar te rog, mami, ia, stai frumos, hocus pocus, mama, mocus, be. Da. Foarte amuzant, Darusel. Ok, deci tu erai costumat, să înțeleg, nu? Tu erai costumat. Pe oricum știam, fraiere, că aveai vocea normală, Darusel. Vocea pe. Ce înseamnă asta? Logică știam că ești. Eu mi-am dat seama, de-aia te-am luat de prost, Darusel. Că ești prost, adică tu chiar nu se-ai dat seama. Păi, Darusel, tu dacă te costumezi ca un bătrân, nu automat ar trebui să îți pui și o voce de bătrân? Să încerc să faci o voce de bătrân, ce faci așa? Hai că ești prost, Darusel, hai că ești prost. Mami, mami, zau, zici-mi, be, unde să fugi? 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, ia B! Mamă, ce s-a întâmplat aici? Unde am ajuns? Mă, ce s-a... Mă, ce aici? Squid Game? Ce înseamnă asta? What? Și ce sunt aici? Mă, banii ăștia, aurul ăsta? What? Ce e aici? Numai 4, mă, ce s-a întâmplat? Darusel? Mă, Darusel? Bună, mami, ce faci? Unde m-ai dus aici? Ce-i asta, Darusel? Uite, mami, frumos, îți place? Uite, mami, ia parcurs și intră, mami. Eu te-am adus la Squid Game! Yeah! Mă, ce Squid Game ăsta, Darusel? Sunt numai 4 pe aici, prin jurul nostru. Ce, doamne, iartă-mă, Darusel? Unde m-ai adus? Nu, mă, pe bune, așa, mă iei din pat de la mine, Darusel, mă, să stau pe paturile astea. Ce suntem aici? Ce ăsta e spital? Ce e ăsta, Darusel? Nu, mami, suntem la joc cu calamar, adică o să avem câteva minigame-uri și fianțele câștigător la care câștigă mai multe minigame-uri. O să câștige $1,000,000 de ăsta de dolari. Minigame-uri? Ce sunt jocuri? Ce mami, vino, mami. Ce se întâmplă? Mă, Darusel, ce s-a întâmplat, mă, acolo ca și murit, Darusel? Aolea, uite, nici nu s-a făcut ăsta, mamă, Darusel. Bă, ce? Doamne, iartă-mă, unde mă duci, Darusel? Că, doamne, Darusel, ai grijă, trebuie să mergi încet. Vino aici, Darusel, trebuie să mergi încet. Așa și să intri, să nu te miști. Stai, mă, Darusel, că trebuie să stăm aici cu cooldown. Hai acum, hai, vino repede aici să vedem cum e. Gata, mă, Darusel, și fii atent că sunt aici 30 de astea, Darusel. Păi și ce trebuie să facem aici, Darusel? Ce e ăsta? Red light, walk forward if the green light. Deci practic trebuie să merg în față doar dacă este culoarea verde. Păi și cum e culoarea verde? Ce culoare? Apare ceva acolo sau ce se întâmplă? Da! Ok, Darusel, am înțeles. Păi și, da, nu știu ce să zic sincer, nu știu ce chestia asta, Darusel. Nu știu cu minigame-ul ăsta la tare unde mai atunci duc tu aici, Darusel. Nu înțeleg ce e ăsta, Squid Game, dar hai să vedem, poate e ceva mai interesant decât ce mă aduceai tu la concurs de construi și... Am înțeles, Darusel, bă, murim din prima, Darusel. Stai, mă, că era pătrea să fie, uite, că acolo deasupra noastră scrie green light, red light, Darusel. Asta trebuie să fim noi atinși. Acum trebuie să stăm o grămadă de timp, Darusel, că ne mișcăm noi ca fraierii. Acum iar trebuie să mai așteptăm 30 de secunde. Bă, Darusel, hai să reușim să facem ăsta, fii atent. Ne apare acolo sus, nu trebuie când dispare ăsta, că nu apare din prima. Cine știe ce se întâmplă, Darusel? Bă, tu mă aduci aici pe mine, ia stai puțin, tu mă aduci pe mine și totul nu știi și trebuie să știu eu, Darusel. Da, mami, că fiance, tu ești mai deșteptă și eu sunt mai deșteptăl. Mai deșteptă. Doamne, Darusel, ai că ești prost rău tău. Darusel, ai grijă, nu te duci în față. Ai grijă, Darusel, nu te duce. Stai aici în spatele liniei, Darusel, pentru că, fii atent, deasupra o să scrie red light, fii atent. Mă, ce? Ce fraier ești? Darusel, nu, tu mi-ai dat umblatul la comenzi. Nu e posibil așa ceva, Darusel, ești nebun. Hai, mă, Darusel, chiar așa-ți bagi joc, mă. Hai, mă, să facem așa pe bune. Dar nu poți. Ești așa de fraier și tu nu poți să faci minigame. Ești ceva mai pasă decât mine. Acum, hai să facem... Mă, Darusel, stai puțin. Hai, mă, lasă-mă cu minigame-ul ăsta al tău. Nu mai vreau.
așa te-ai un sacol, mă, dar se termină cu toate porcările astea. După ce că stăm 30 de secunde, ți-ți arde de glume să mă omor tu pe mine, așa, dar să stăm 30 de secunde. Stai puțin, Darius, cum adică, cum puteam eu să mor, dacă eu eram în afara linie, eram înainte, nici nu mă, măcar nu mă mișcasem, era roșu și nu mă mișcasem, dar n-am știut să fac acolo, cum e să mor? Fii antena, n-ai voie să-l mișc capul! Da, nu mă mai omorâ, am zis, termină! Nu, dar termină, Darius, el, termin! Nu te mai mișca! Da, știi ceva e băguit ăsta, nu mai-mi place, dar îți l-ai la altul, că deja mă enervez, dar îți l-ai cu toate bucările astea. Ești o proastă, mami, nu uite să faci nimica, lasă-te de Squid Game. Mamă, lasă-mă în pace cu porcările astea tale, acum ce e aici, ia altă porcărie, eu ce este, parte distracție, ce e ăsta, unde mă duci, dar să le... Mă, dar îți deja... Ce s-a aflat aici, mă, ia mă, hai că aleg și eu, nici nu mai știu ce mai e ăsta, triunghiul ăsta la leg, Darusele. Ce se întâmplă aici, Darusele? Ai, mă, pe mâne, Darusele. Dar tu crezi că e așa frumos, Darusele? Adică, ce? Nu mi se pare nimic. Ia, două secunde, ia, ce trebuie să faci acum? Ia, uimește-mă, ce e cu ăsta? Ia, mă, ce am aici, Darusele? What? Ce se întâmplă? Mă, ce se... am înțeles. Hai că am înțeles, ce să mai înțeleg, Darusele, hai că amândoi suntem proști, așa m-am ajuns să fiu, am înțeles, Darusele, hai la, bă, Darusele, fii atent, hai să ne întoarcem, da, sau nu, hai dăm la a treia, Darusele, da, mai cred că ar trebui să ne, da, lasă, că nu suntem noi de asta, trebuie să dăm și noi la unul, să ne pricepe, poate găsim unul așa mai pe măsura noastră, că noi suntem amândoi, doi fraiere, opa, mă, ce este, Darusele, ce e acolo, what, câte chestii, Darusele, aulă, și ce trebuie să facem noi aici, Darusele, du-te-n Aici, mă, pe bune, ți-ai bătut joc de tot. Hai, mă, Darusele, să vedem acum, mamă. Dacă nici acum, fii atent, intră în ăla cu... Așa, gata, și te-a dat pe tine. Unde la, gata, mă, hai, mă, să vedem. Hai, mă, ești mecher, Darusele, ești mecher. Ia să te văd cât de tare ești tu, Darusele. Ia să te văd, că n-ai șanse, n-ai nicio șansă, Darusele. Eu te bat, n-ai nicio șansă asupra mea, Darusele. Chiar o să te bat, ia uite cât de frumos. Bă, dar ce nu se duce, mă, Darusele, mă, ce faci, mă? Stai, mami, stai. Și tu, mă, chiar, dar o să te apare mie ca mine. O să mor, nu, bine, hai că mă țin. Hai că nu rezolv nimic, Darusele, aici e slab, n-o să reușești, mai că te-ai mai forțosă decât tine 2000 de ori, Darusele, nu e logic treaba, bă, că trebuie, cum nu, ia uite cât de bine, ia uite, bă, dar ce trebuie să faci, mă, la că, mă, cât de forță e aici, aolo, Darusele, aolo, mamă, nici 2 minute avem, dar cine câștigă, bă, aproape, mă, unde, da, bă, nu, stai, să-mi zic, mică frică, cum adică, 1, 5, 1, 1, 1, 6 acum, mă, Darusele, mă, ce se întâmplă mai aici, că deja mă enervez cu asta, unde mai? Și tot. Ok, dar să le cu prostiile astea tale. Lasă, cum să cast? O să cast acum în plasă, dar să le așa. Te crezi tu și mecher? Te crezi tu mai forțos? Ești tu mai forțos decât mai ești. Așa te crezi tu, dar să le te crezi tu mare forțos, ha? Bine, am înțeles. Ok. Așa, hai să-ți arăt eu forțos. Cine e un om forțos? Hai să-ți arăt eu cine e un om forțos acum, dar să le hai să-ți arăt eu cine e un om forțos. Dar să că mai nere. Nu e corect, nu mi se pare normal așa ceva, cum adică m-ai dus așa de aproape, nu e corect, bă, stai puțin, Darusele, cum adică, Darusele, cum adică să mă bați, cum să-i forță mai mare decât mie, bă, cum adică, că am dat prima oară, bă, Darusele, cum ai... Easy, bine, mami, fără, nu! Aolo, Darusele, îmi strici urechile, lasă-mă în pace, nu mai vă, aolo, Darusele, Darusele, nu mai, aolo, mă, nu, sunt cât mai aproape de pierdere, nu, cum, omule, de ce l-ai căzut până acum? Mai sunt 5 de secunde. De ce l-ai căzut? Deci, hai mă, gata, acum e momentul să cazi, acum e momentul să pici, Darusele, e momentul să pici, n-ai nicio șansă, Darusele, nu mai ai nicio șansă, atâta zic, n-ai nicio șansă, 30 de secunde, mamă, cât mai e, bă, frate, nu
mine să cred așa ceva, ce așa de greu, cum să fie atât de forțos, dar să fie mai forțos cu mai ca să fie la aceeași forță cu mai cât. Fire! Dar cum rezistăm așa unde? Nu mai am putere să le. Hai că deja mă nervez, și ăsta prostie, asta m-a dus la toate prostiile, dar să le aici să obosesc, eu dar să le vrei să obosesc, să fac și forță aici, ce mă... bă, dar să le loc să mă duc la sală, eu stau aici să mă duelesc cu tine, să cădem acolo jos, doamne, dar să le ce mă nervez. Mori, acum, 3, ultima șansă, ultima șansă, nu mai. Bine, mami, și vii antrenă, pentru că tu nu mai dau, să nu, mami, mai e. Nu mai e nimic, atât a fost, gata, Larusele, amă, că deja, bă, dar noi chiar așa nu ne pricepem la niciun dăsta, Larusele, la niciun chapter din ăsta, la nicio chestie din asta, nu ne pricepem aia la 4, ce e acum, Larusele, chiar așa, bă, dar chiar nu ne pricepem atât de fraier, suntem amândoi, mă, și tu și eu, Larusele, ce se întâmplă aici? E făcureta din Cristo, mă, trebuie să găsim 10 biluțe, Dala. Darcel, nu mai fi așa rău. Ce ai, mamă? Ești o fraieră, te bat, ești și tot, mamico. Trebuie să găsim 30 chestii, Dala, și nu știu ce trebuie să facem cu ele. Hai să ne uităm acum, deci începem 5, 4, 3, 2, 1. Hai să vedem ce se întâmplă. Mă, Darcel, ne chiar de prea suntem. Mă, ce se întâmplă? Mă, e ceva neregulă la noi sau la hartă? Că nu înțeleg, nu cred că e la noi, Darcel. Hai că suntem noi cum suntem. Dar chiar așa, Darcel, hai mă, să vedem acum ce e la chapter 5. Ia să ne uităm. Opa, ce e ăsta, Darcel? Darcel? Doamne, bă, la prostici, copile. Darcel, ce e asta aici? Ia fii atent, Darcel, ce se întâmplă aici? Mă, ce faci? Mamă, Darcel! Și pe mine mă dă înapoi de tot. Mamă, că trebuie să-l termin tu pe ăla, dar să le-am înțeles care e faza. Dar dacă îmi dau TP, bă, dar să dacă... Ok, deja... Bă, dar să nu reușim să facem și noi o dasca singur, bă, pe bune? A, că ești proști și tu, dar să le, bă, dar doi proști suntem, dar să le... Lasă, mergem. Unde să mergem, dar să le... Hai să dăm la celălalt, la altul, că nu ne pricepim. Bă, dacă găsim și noi unul pe măsura noastră să ne pricepe și noi la el, ia, ce e ăsta, dar să le... Ce se întâmplă aici? The first to live will be the champion. Mă, ce se întâmplă aici? Ne batem, ce se întâmplă, dar să le... Gata, Darcel, termină, copile, termină odată, bă, omule, așteaptă-mă să te înceapă asta, că mă suc eu așa de capitarina aia, de era mai devreme, Darcel. Ok, mă, uite un pal pentru tine ca să te culci. Culcă-te tu, Darcel, ce e vina, că mă, bă, la somn, ia, ne băgăm la somn, Darcel, bă, nu trebuie să ne băgăm la somn, ia, mă, ce se întâmplă acum, bă, ce, Darcel, al meu ești, Darcel, al meu ești, Darcel, al meu, de fapt, că nu ești băiatul, Darcel, da, ok, Darcel, ce, te crești mic, ia, fii atent cum vine după tine. Fii atent, Darcel, fii atent că n-ai nicio șansă asupra mea. N-ai nicio șansă, Darcel, ești un slab. N-ai nicio șansă, asta zau. Darcel, tu te crești mic, te iei la bătăie cu maică ta. Asta crezi tu. Bă, ce fac mai da cu arcul, bă, nebunit. Nu, Darcel, lasă-mă, nu mai. Darcel, că nu te mai supor, copil. Ești mar, ești. Și tu, bă, te pai cu Darcel, șeful tău 2012. Eu sunt Darcel de 2012. Și eu sunt cele la Berga. Bine, mă, ok, Darcel, bă, Darcel, măcar aici l-am descurcat și noi, adică s-a descurcat unul dintre noi, o singură, da, asta, un singur chapter de l-am făcut și noi, da, Darcel, bă, suntem ce mai, bă, Darcel, bă, dar tu unde ești acum? Eu, blocat! Doamne, Darcel, Darcel, mă, ce se întâmplă, omule, și mai aveam vreo rândă sau ceva, Darcel, că, adică, bă, noi, dacă stau să mă gândesc, n-am reușit niciuna, adică tu ai reușit asta la final, să zicem că a reușit cineva, dar în rest am fost amândoi, vai de capul nostru, Darcel, ia. Mai e una, hai! Mai e una, ce e ăsta? Bă, ce s-a întâmplat? Darcel, bă, ce s-a... Fiantele, mami, acum este noaptea și trebuie să zic că, mami, eu nu sunt Darcel 2012, eu nu sunt fiul tău, eu sunt... Cine ești, mă, Darcel? Hai, bă, că ai ieșit, intră-mă înapoi, mă, copile, bă, dar prost e copilul ăsta, bă, bune, uitați-vă la ei, așa, bă, ce faci, mă, bă, e prost rău, mă, ce faci, mă, ăsta, dar ieși și tu, intră așa în continuu, bă, frate, mă, și enervează, bă, bune, hai, Darcel, intră odată, repede, Darcel! Ah, că eu mă bag singură ca prost. Băi, ești prost rădător, mă, Darcel. Nu te mai înțeleg, mă, copile. Așa, și eu ce fac aici? Mă bat, bă, Darcel. Bă, dar n-ai așa pic de... N-ai cu cine să te joci, mă. N-ai cu cine să te joci. Bă, Darcel, hai, mă, în sfârșit, gata, revin. Mami! Bă, ce, mă? Mami! Aha. Mami! Deci noi trebuie să ne batem pas când vrei să-mi spui tu mie, Darcel, da? Asta da, mami! Da, Darcel, după tine sunt, nu mă vezi, eu sunt fix în spatele tău, Darcel. Fix în spatele... Mami! Nu, Darcel, nu! Ia, dar
să le ia, dar să le primește de la mine. Ia că nu te mai supăr copile. Ia, 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 fraiere. Ia, așa te crezi să-și vechi, dar să-l întunere. Te crezi să-și vechi, dar să te crezi să-și vechi, da? Mami, te pus cu Darusel 2012, nu? Hai, ești prost, tu, da, mă enervez, dar să hai să refacem pe alea pe care trebuia să le refacem, că deja la alea n-am fost, măcar la astea cu lupte între noi să putem să facem și noi ceva, da, na. Bă, Darusele, hai, mă, să ne descurcăm și noi acum, dăm la chapterul 1, Darusele, lasă, nu mai apăsat după altceva, hai să-l facem pe ăsta, Darusele, și hai să-l facem, da, îl facem pe bune, ne descurcăm data asta, am înțeles ideea, mai suntem... Da, mami, mami, da, tu, mami, mami, da, tu, că tu ești o fraieră și tu nu știi, și te pus cu Darusel la Red Light, Green Light, ei, ei! Ok, Darusele, ce ai făcut aici? Bă, da! Ei, ei! Bă, da, prost ești, mă, copile. Bă, Darusele, hai, mă, să facem ceva serios, pe bune, hai, hai să ne descurcăm, să, dacă ne vede cineva, dacă ne registrează ăștia pe undeva pe aici, să vadă lumea că noi suntem o familie chiar pe bune, Darusele, fiate, nu te mișca, nu te mișca, Darusele, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, nu trebuie să te miști deloc, am înțeles că nici după ce, dar noi nici măcar nu trecut să-mi dă linia aia, dar în fine, și acum, gata, gata, mișcă-te, 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 Darusele, mișcă-te, 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 m
Da, da, foarte deștept ești, Darusel. Nu mai poți să deșteptățiune, Darusele. Câte mă scurere? 3-3 la total, Darusele, la tot asta. 2-2. Da, ai dreptate, 3-2. Acum hai să vedem următoarea. Dar ce mai era? După aule, era cu mamă, Darusele. Acum, acu-i acum, Darusele. Acum trebuie să ne descurcăm. Fii atent, Darusele. Intră înăuntru, Darusele. Vino aici. Acum este chestia aia cu mă mai știi tu cum mai era? Dă-te aici acolo, dă salpare, Darusele. E bine. Acum, fii atent. Hai, Darusele, să vedem. 3-2-1 și fii atent, Darusel. Hai. Ce mai s-a întâmplat? Bă, vorbește-mi frumos, copile, Doamne iartă-mă, dar să hai că m-ai dus la toate porcările, Darusel, hai, când mai vrei, ce mai vrei să mai stăm aici, că tu nu vezi că nici nu merg asta? Nu, mami, nu, mami, hai să plecăm, mami, eu vreau să plecăm, așa că hai, intră! Băi, unde să intru, mă, Darusel? Să ieșim, să ieșim! Mai, ia! Mami! Da, da, Darusel, da, Darusel, da, Darusel, alegi, da? Te-ai pus cu cine nu trebuie, Darusel, zici, cine ești, mechel, acum, cine, ia spune, Darusel, stai pe loc, dacă vrei să nu fac nimic, Darusel, ia, Darusel, te mai crești mechel acum, te mai crești mechel, ia spune, Darusel, mai ești mechel, spune, Darusel, vin după tine. Aha, dar am înțeles, Darusel. A, fii atent ce fac eu tu, Darusel. A, mă, că s-a luat cu cooldown-ul. Hai, că începe bătălia, pe bune acum. A, fii atent cât am eu, Darusel. Eu am o groază, Darusel, și tu n-ai nicio șansă asupra mea. Darusel, tu n-ai nicio șansă că eu le-am mai luat pe alea, Darusel, și mi-au rămas. Bă, cât mai dat, mă? Ia, Darusel, te crești, Michela? Te crești. Tomi. Pachie prost copilul ăsta, da, uitați-vă unde mă duce Darusel, deci când l-am adus pe Darusel nu era așa băgăit, practic când eram eu costumat ca mine, dar acum, gen când eram eu normal și nu eram traflat în maică-sa, dar acum când vine cu maică-sa e cam prost, că, da, când face Darusel trebuie, ies prost mereu, dacă, na, ați înțeles care e morala, n-aveți încredere în Darusel niciodată. Nu vă puneți baza în el. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.